tancuri pe stradă și astea și astea. Și atunci mi-am dat seama că o să vină încoace. Dar nici nu era, nici nu era de conceput că nu o să vină și peste noi. Păi da, prost să fii, să te uiți, să te uiți, să te uiți la ruși. Și dacă nu venea, noi o tundeam, nu? Și eu și soția mea, eu l-așteptam în Belgia. Asta mă așteptam în Belgia, chiar vreau să-i trimit actele afară lui Gino. Noi oricum mai... Erați deja în Belgia? Nu ne mai plicam. Era Ciucă acolo, la cine? Nu, eu eram plecat, jucam fotbal, nu? Mai jucam pe vremea aia. Mai păcăleam. A, da, la Ghent unde ai jucat? Nu, la Berșot. La Anvers. Ăsta Berșot. În Anvers. E o prăjitură, mă. E o prăjitură. E o prăjitură de casă. E o echipă în Anvers și jucam de un an, eram acolo. Și Nicu venea la București. El s-a suit în mașină. De ce venea de fapt? La venea ca să vorbească cu oficialitățile și când l-au oprit la un l-a oprit la un baraj de ăsta, s-a dat jos, s-a găsit unul să vadă ce e în el. Și a făcut o tăietură de 20 de centimetri. Și el și ceasul. Aia a făcut-o la televiziune? Nu la televiziune, domnule. La televiziune a venit tăiat. Așa, a luat ceasul la televiziune. La un baraj, domnule. Deci eu, după ce Gino a stat câtva timp Nicula el, barajul de la Bicaz. Mult timp am stat de vorbă cu el, făceam reportajul vieții mele, l-am întrebat, doamne, ți-e frică să avem o convorbire care să o filmăm? Și el mi-a zis, nu, domnule, nu mi-e frică, dar 100% că avea o strângere de inimă. Imediat, deci când a ieșit din spital. Deci, când a ieșit ianuarie? Nu. Nu, nu. După un an sau când a ieșit el din spital? Nu, mă, că a ieșit din Pârnaia. Mai multe spitale, n-a stat într-un singur, că a fost și la... Noi, bine, noi l-am văzut și prin spital, ne-am dus și l-am văzut și am mai stat. Păi și până la urmă, chestia asta ce a fost, mă, Michi? A fost lovitură de stat? A fost revoluție? Ce, mamă, măsie a fost? După părerea mea, a fost o combinație așa. Nu putem spune că a fost o chestie spontană. A fost spontană la un moment dat, însă ea a fost programată pentru că cei care au gândit-o au prevăzut toate etapele. Asta e părerea mea, nu vreau să vorbesc în numele cuiva. Acum citesc din clasă, se zice procurorul, a fost o acțiune balcanică. Nu, 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 genul ăsta de răzmeriță, că de fapt asta a fost. A fost o chestie gândită pentru că ăia care au programat-o știau bine care sunt reacțiile românilor și pe ce se bazează și cum se manifestă. Și atunci n-a fost decât nevoie să-i atâțe puțin. La Timișoara a fost clar, după părerea mea, a fost acolo a fost o chestie, o încercare reușită de puci. Adică de acolo a plecat. Domnul Dan a avut un șir de emisiuni legat de Revoluție, foarte bine făcut profesional, și într-un dintre episoade personajele din CC chiar spun, păi frontul era de 6 luni de zile. Ce a fost atunci? Dacă generalul militarul spune chestia asta. Numai că aici e o chestie mai sensibilă. Probabil că s-a schimbat ceva brusc, s-a întâmplat ceva, s-au schimbat datele problemei și atunci s-a schimbat scenariul și au participat și masele. Ați făcut acea filmare cu Nicu Ceaușescu până la urmă? N-am făcut-o pentru că se ferea și, cum să spun, cred că era teamă de nu-i ceva. Nu-i mai trebuia politică, intra să gândească cu mine și cu Serghii. Păi nu intra să gândească. Era de mult. Nu, da. Asta era la tine. Pe final s-a apucat să dă politică. Dom'le, singura nenorocire, după părerea mea, care s-a făcut că de la această revoluție, că au murit oameni, că puteau să o facă frumos, cum s-a făcut peste tot, fără această nenorocire. Băi, care au făcut-o. Ce s-ar fi întâmplat dacă securitatea trăgea? Toată lumea a blamat. Dar fără discuție că ăștia când trăgeau securitatea. Eu nu iau parte și nu suport cuvântul ăsta. Deja am un fix cu... Dar securitatea au toate statele. Nu, e vorba de poliția de securitate. Ei trebuiau să o facă normal, domnule. Dar bine, e vorba de că trăgeau în piață atunci când era lume. Două rafale și mai era nimeni. Care au ieșit de la Tiamen câte România. O rafală așa. Stai două secunde. Noi la televizor. Toți sunt vrăjitori că țipau că stăteau. O rafală este terminat. Noi avem la televizor. Dar nu asta e problema. Problema că puteau să facă civilizația ca peste tot. Fără să moară tineri, bă. Dar nu. Dar după părerea mea, nu apucau să ia puterea ăștia care au luat-o, dacă trăia Ceaușescu. Ba nu, că mărea ăla și plecau toți. Nu mărea, îl debarca imediat și terminat. Dar poate ne lua nouă puterea și atunci era mai... Dacă mie și lui Gino ni s-a luat puterea. Nu, ni s-a luat puterea de mai multe ori și ne-au debarcat. La televiziune erau niște tipi care asigurau paza și ea spuneau că sunt antrenați în niște condiții absolut extraordinare, nu știu până ce trupe erau. Nu trebuia nicio rafală să tragă cineva. Veneau vreo 100 de inci, dacă nu alergau toată piața aia de nu le ajungeau cu pietre. Pietre, mamă, ce drept? Au fost niște evenimente foarte originale, tipic românești. Da, dar uite că
Ieșită din comun. Ieșită din comun, s-a dus dracu și agricultura, au furat țăranii și au furat propriile țevi. Aveam cel mai tare, cum să zic, cel mai tare sistem de irigații din Europa. Și cum s-au văzut fără conducător, au tras țevile, au tras taluzurile, s-a dus totul de rău. Că poporul român e o pierdere incomensurabilă. Poporul român, dacă n-are pe cineva mână forte ca să-l conducă, nu o să se întâmple niciodată nimic. Nu, pentru că noi doar am subînțeles democrație. Democrația este o chestie foarte bună, însă ea are niște limite. Nu există democrație așa ad libitum. Democrația are niște, în primul rând, ca să existe democrație, să fie o ordine și o disciplină. Nu merge democrație haotică. Păi a fost exact ce s-a spus, vidul ăla de putere atunci. Vidul ăla cam ține. Și nu e vorba de... Cine e vidul ăsta, mă? Vidu. Eu l-am cunoscut pe vidul ăsta, dar... Ține cam de mult vidul ăsta. Cam longevit vidul ăsta. Ce vid de putere, mă, n-a fost luat vid de putere? Puterea a fost luată, mă, dar ei n-au știut să facă. Stai, nu e puțin. Eu vorbesc de ce spuneam înainte, de sate, de la țară, unde s-au repezit și au tras sevile din pământ repede. Tu ce zici, Jane? Băi, știi ce nu înțeleg eu? Una, Daniele, că nu înțeleg multe. Și asta mă face și puțin retardat în grupul ăsta. Eu nu înțeleg... Mă izmenesc un pic, mă răsfăț, pentru că îi dau mingea lui Serghe la fileu. Nu, ce nu înțeleg e următorul lucru. Vindem fabrici pe $1. De ce? Ca să rentabilizeze... Păi de ce nu cumpărești vreo 3-4? Cumpărești tu vreo 3-4? Lasă-mă puțin să-ți explic. De ce? Ca să rentabilizeze alții. Ce fac alții? Le iau, le taie, fac fier vechi și vând fierul vechi și câștigă milioane. Și așa câștigi pe $1 milioane de dolari. Eu asta nu înțeleg, mă, unde e judecata? Este o judecată ascunsă, pe care nu înțeleg eu. Este un comision mare la mijloc. Pe care au datorii mari fabricile alea. Și de obicei așa se întâmplă. Când sunt înglobate în datorii, când înglobite, cum se spune? Înglobate. Înglobate, da. Înglodite. Îngloate. Da. Îndatorate. Până în gât. Ele încep, ce? Credeai că ai fost la școală la Viena. Păi da, bă, da, până în Germană. Da, da, la Viena am venit inundația mare și a fost sigur că a supraviețuit. Nu se facă să te pun la Viena. Deci în momentul în care ăștia au datorii mari, întreprinderile astea, ele sunt sortite pieirii, practic. Pentru că ăla care le ia cu datorii cu tot. Și atunci asta este o... Și au acoperit datoriile? Da, mă, de o chestie modică, $1. E la mișto, nu e serioasă. Da, mă, dar sunt zeci de întreprinderi în România. Și alții câștigă la mișto tot așa. Nu, ăia știi ceva? Că spun ca să-și acopere datoriile pe care le are fabrica respectivă. Le taie și le vând atunci. Le taie și le vând, știi? Dar oricum ei au combinația făcută de înainte, că nimeni nu cumpără pe $1. Deci astea sunt lucruri pe care nu le înțeleg. Spune dacă o să fie acum o anchetă, spune care e toată diferența. Deci tata l-a prins cu 10 ruble și mai o să-i prinde cu 10 milioane de parai pe bunul de guvernanță. Asta e singura diferență. 10 milioane? Zic așa, am zis și eu. Asta este... Brația știe să scrie. Ești modest. Brația știe să citesc la 0. La 10 milioane, da? 0 urile, dar e mai greu. La 0 ori încurcă, da. Da, mă, până la 6 euro merge. Merge, mai departe... Nu, mă, sunt lucruri care nu sunt, care nu se leagă de niciun fel. Nu sunt. Sunt 14 ani de zile în care, practic, pentru bătrâni, copii, pentru zonele defavorizate, nu s-a făcut nimic. Nu s-a făcut nimic. Eu vorbesc la modul global, eu acum nu dau nici în PSD, nici în PNL, nici în convenție, nici... Eu spun în 14 ani de... Păi nu a prins revoluția în Germania. Pentru că nu s-a făcut nimic, s-a dus mult mai la mai jos tot pentru oamenii... S-au făcut și lucruri foarte bune. Fără discuție. Om vorbi, nu ești de alea. Dar acum că veni vorba de asta, noi suntem obișnuiți să vorbim de lucruri bune, de lucrurile nu vorbește nimeni. Noi ne lăudăm cu ce am făcut, cu ce am dres, cât de mult și de bine am gândit noi toată strategia asta pentru România, care vai de mai cum e, dar lucrurile rele nu le spune nimeni, domnule, tot timpul se dosesc, se ascund, evită. Nu, eu te contrazic aici, stai liniștit. Eu mă uit la televiziune și văd numai nenorociri. Hai că nu e țara asta chiar așa, numai... Nenorocirile au fost și înainte, Gino. Mai să fac și lucruri bune, dar eu toată televiziunea... Dar lucrurile bune sunt firești. Ele ar trebui subînțelese. Eu nu vorbesc că lucrurile bune nu trebuie discutate, dar nu ascunzi alea rele. Televiziunile la știri dau numai... Dacă se uite un om de afară care... Păi nu e bine. Păi atunci înseamnă că... Dar să mai dea... Nu sunt de acord cu tine. Tu ai zis invers. Eu am spus că țara asta are și lucruri bune. Are lucruri bune pe care nu le promovăm. Și noi discutăm de mai mult de lucruri care sunt nerealiste decât de alea care se văd cu ochiul liber. Nu, la poporul nostru prinde scandalul. Scandalul, prinde, domne, sigur. Care urlă în fața trei bârfa. Bârfa, intrigi, ziarele se bagă și în intimitatea familiilor. Când e vorba de un ziarist, fac cor comun și iau apărarea. Când e vorba de o persoană publică care
au interes să îl îngroape, îl fac zdrențe și uite așa. Păi, sunt și comenzi, dar vreau să spun că mai sunt și lucruri bune în țara asta. Eu nu înțeleg ce au cu mutul, mă, apropo de... Dar să le mai și evocăm și să le mai dăm pe posturi și să... Dăm numai ce e rău, pentru că s-a prins, așa, la populație, au prins aceste lucruri rele și toate răutățile... Nu, dar o poftă, să vadă lucrurile și... rele, au o poftă, e un apetit. Eu așa ceva n-am comedie, un popor care ar avea multe lucruri de spus bune. Da, mă, dar cum îl educăm atunci? Păi asta dacă este... îi dăm numai prin concertele lui Maestru Mătălin Vâlcu. Cum îl educăm? Concertele mele sunt o parte din... Păi, dar și Gino, ce crezi că el n-are și el grijă asta? Tu crezi că dacă el e fotbalist și eu sunt artist sau tu ești artist, nu e grija noastră tuturor? Ba da, domnule, da. Și domnul Serghei este artist, nu? El e pictor. Mi-a pictor, făcut două băi și mi-a făcut acum un Andreu. Păi, nu știi când ne-am dus la ziua lui Michi odată? A luat diapazonul, a zis la... Li, la, li. Și ne-a dat fără din casă. Și ne-a dat fără din casă. După aia ne-am dus a doua zi, că eram la a doua tură, și ne-am dus și noi. Eu mi-am luat o minge de fotbal și Serghei și-a luat o pensulă și șevaletul. Și avem și noi meserii. Da, apropo de televiziune, înainte de 89 discutați despre televiziunea românească, despre alea două ore de un program. Dar cine s-a uitat? Nu vă uitați, eu, dar... că lucream. El s-a uitat singur. Dar nu-i ziceați, nu-i ziceați lui Nicu sau, eu știu, altora, bă, de ce faceți programul ăsta? Nicu... Atunci era aveam filme multe, interesat. Videouri și... Mergeam la tinerea, nu la... la... A, era mai... La când era mai mic, nu. Fucii. Nu, ne uitam la casete, la... Nu mă uitam la televizor. Și cine nici acum nu la televizor. Cine era cu video, cu casetele, cine vi le procura? Eu eram furnizorul principal. Domnul Iurgulescu. Le aduceați în străinătate de la... Bineînțeles, în străinătate. De unde? Mi s-au lungit când mâine, duc camile mai lungi, mi-ajung pe la Glezne. M-am cocoșat cât am cărat pe vremea aia. Și domnului Serghei, de exemplu, ce filme îi plăceau? Păi bineînțeles, numai filme de la... Indiene! Cele cu dialog cât mai puțin. Cu dialog puțin. Și domnului Maurer, de alea mai... El stă cu spatele la film, nu? N-avea voie să se uite. Așa, domnul Maurer? Nu, nu e chiar așa. Nu, chiar așa. Nu, când eram noi mici. Când eram mici, da. Păi nu te lăsa... Mai cât acum să? E la spate, nu te uita, uite-te în față, uite-te în față. Păi ce să facem, Serghei? E... Așa ne-au crescut. Să ne uităm la filme, da? Să ne uităm la filme. Înțeleg, domnule, domnule Maurer, ați avut cea mai grea copilărie față de între toți... Mai severă, mai strictă, ca și Michi de altfel. Și eu am avut când eram mic, după aia am scăpat, că m-am întâlnit cu Serghei și, mă rog, Jean a fost mai... el mergea la teatru, mă întâlneam cu el pe la concerte, pe la astea. La teatru mergea și lui. Nu, făceam noi teatru. Nu, dar el era mai... n-avea voie, dar după ce am ieșit în lume așa pe la... Pe la 40 de ani a dat voie, și lui șase. Pe la 12 ani. Am început să înțeleg realitățile, știi? Și atunci mi-au prins bine, că eu aveam de comparat între ce am văzut acasă și ce vedeam pe stradă. Deci, e normal că dacă ție ți se dă numai un anumit parcurs, nu știi ce se întâmplă în jurul tău, exact ca și cu manelele. Dacă îți dă numai manele sau numai haos, nu știi care sunt generalele de muzică. Da, bă, dacă n-aveam 18 ani, 19 ani... Și el când a văzut ce-i pe stradă și are el în casă, a fost primul haiduc român, furat de la el din casă și se dă la săraci. S-a ieșit de populația. S-a ieșit de populația. Ce furat? Ce furat? Hainele, tuctasul, totul. Le fura și le vindea imediat. Dar a spălat și sticlă. Dar el a învățat de la mine multe lucruri. Și blănurile și toate alea. Deci el a fost primul haiduc. A văzut că el e mai bogat în casă și a mai sărat pe stradă. Deci haiducul de la cine? De la mai bogat și de la mai sărac. Da, dar cum ai invers? Păi n-ai făcut așa, mă? Și ce, a învățat și domnul Serghei de la dumneavoastră? Nu, a spart un singur dulap, că el n-a putut să-l... Nu a duse tasul, nu, colțul, să plece. Nu, dar am zis, bă, eu vând numai, am văzut costumele, toate, mi-am văzut hainele, pantofii, tot. Tata avea și două perechi de pantofi de lac. Dar la unul nu am găsit perechea și nu puteam să vând un singur pantof. A căutat un șchiop pe stradă. Și a zis, băi, țigane, dar tu, noi, numai eu vând, tu nu vii și-a vândut, l-am comis și-a vândut costumul de generică, până la urmă. Și cizmele la pescăruși, mai că la stâncărcă până la mașină, da, care iarnă. Da, da. Da, așa e, da. Ne-am lăsat să-mi cizmele acolo. Dar vă roagă un telespectator să povestiți episodul cu Vulpița, domnul Serghei. Ce ați făcut cu Vulpița? Îl zic mai încolo. După 12. E tot, e contraindicat tinerilor? Da. E fără... De care, mă, cu Vulpița, că nu știu. Că m-a bătut satul ăla tot cu știuleții. V-a bătut un sat întreg? Un sat întreg. Dar ce l-ați făcut? Diferite glume, ca zone. Bă, dar știi ce nu înțeleg eu? Iartă-mă că vă întreb.
Domnule, eu nu înțeleg o chestie. Sunt unii care ne privesc acum la televizor. Și bănuiești tu. Hmm? Bănuiești tu. Nu, așa bănuiesc eu. Da. Bănuiesc eu și tu. Că ne privește cineva, ne-a făcut manevră. O manevră. Eu cred că e o manevră, da? Și eu bănuiesc. După emisiunea Diaconescu. A fost o glumă, nici nu v-a văzut nimeni. Da, nu s-a transmis. Am dat altă casetă în loc. Așa care zic, bă, ăștia au fost protipendada și beneficiarii unui sistem comunist nenorocit. Și acum fac o caterincă ieftină la televizor, care e de prost gust. Unii zic așa. Unii zic așa. Sunt la 100 de mesaje care vă laud, dar am și eu, uitați, un mesaj de tipul ăsta. Diaconescule, ești vândut diavolului. Știi câte crime au comuniștii pe conștiință? Știi câte nenorociri au făcut? Sau poate nu ai auzit niciodată? Bine, dar ce treabă avem noi cu eu n-am văzut măcar mai mult de partid. A fost o zi pionieră. Lăsați-mă să vă povestesc. Ai fost o comunist? Ce? Păi dintre noi n-a fost niciunul comunist. Eu. Tu ai fost membru de partid? Da. Așa trebuie. Obligat. Cine te obligau? Cum? Eu am făcut facultate. Bine, și tu. Și eu, și cine m-a făcut? Domnul Vizil nu prea se ducea, că vindea tablor. Și... Pe mine m-a obligat nimeni să mă fac membru de partid. Pe mine m-a obligat la facultate și când m-am dus la taică și mi-a spus eu nu vreau să intru în partid, taică mi-a spus nu e corect, toată lumea intră în partid, ești fimiu și trebuie să intri. Că te-a obligat taică, tu asta. Da, dar era o anumită obligație, nu? Pe care eu n-am înțeles-o, dar mă rog. Păi și pe mine ce m-a obligat nimeni să intru? Păi pe tine nu vreau să te primească oricum, dacă vrei tu nu te primea, așa că ce să mai te... Și pe tine nu te-a prins nimeni, că erai pe străzi. Eu am intrat direct în Cârciumă, n-am intrat în partid. Pe mine trebuia să mă fac membru de partid și tata mi-a spus gândește-te bine. Dar tatăl dumneavoastră nu v-a obligat niciodată, nici n-a avut discuții să intru. De ce? Păi că nu m-a interesat pe mine partidul. Păi și cine era? Avut mai probleme din cauza mea, dar... Păi cine să-l primească în parchii pe ăsta, că strica imaginea, avea părul până pe aici, avea încă două rânduri de iavașele de asta la... Am fost doar două zile pionier și mi-a luat și cravata, că eram depășit vârsta. Cum ați depășit vârsta? Păi m-a făcut bătrân. L-a făcut la 16 ani, a avut activități foarte bune la școală. Domnul Valentin, vreau să ne povestească ceva. Bine, dă bine pe ecran să... ne gândim cum a fost pe timpuri și exact ce a spus Jean, să știi că 50% așa gândesc, dar eu ca civil și nefăcând, nefiind, neavând părinți, adică spate, pot să vă spun mai multe lucruri apropo de, din modestie și din bun simț, ei nu spun că au avut de cărat numele de familie. Jean, de exemplu, la un moment dat, în timp așa când ne-am prins cu toții că nu prea e bine să mai stăm cu Nicu, prietenia asta cu Nicu a avut două tăișuri. La un moment dat au început represalii. El s-a trezit în poartă cu doi securiști. Da, nevasta, așa, dar nu altceva vreau să spun. Trebuie să străcule, cine și continuă să vă rog. Deci s-a trezit cu doi securiști în poartă. Nevasta a fost dat afară din servici. Tamne seama așa dintr-un foc și noi umblând prin cartier pe acolo, am văzut de multe ori pe Elena Ceaușescu. Fosta nevastă. Da, categoric. Asta mică nici nu era născută. De braț cu mama lui. Și asta mi s-a părut, cum să zic, o culme a cinismului, că la un moment dat mai țin minte că te-am întrebat pe stradă, ne-am întâlnit toată și am zis, băi, Jeane, dar a dat-o afară pe nevasta de la servici, ai polițiști în ușe, lui maică-ta nu i-ai zis? Și a spus, bă, da, i-am zis. Și ce ți-a spus? De ce nu? Că se păzește cartierul și s-au găsit să păzească exact în fața, în poarta la mine. Problema este că a fost un fel de domiciliu... Nu asta a spus, de ce nu vrei să... De ce a spus foarte clar că speranța lor este Nicu Ceaușescu și are de făcut un drum și anturajul îl trag de la chestia asta. Eu asta țin minte, am făcut două legături, ți-am și spus-o înainte. Eu l-am cunoscut pe Nicu în casa unor artiști, pictorii Ioanit. Era un atelier în care venea lumea boemă, mă rog. Și a apărut și Nicu, care era student în ultimul an. Atunci ne-am împrietit. Dar Nicu venea din copilărie la asta. Doamne, eu povestesc când l-am cunoscut eu. Cunoscut eu lucrând la televiziune. Lucrând la televiziune, mi s-a părut... era un tip foarte interesat de televiziune. Eu lucrând la Bocăneț,
îi plăcea să îi povestesc ce se întâmplă pe platouri și așa mai departe. Și ducându-ne o dată în clubul nostru privat la Pescăruș. Privat? Ce privat? Privat, în ghilimele. O să înțeleagă lumea că era, l-am închis. Lasă-mă că ai tu grijă să traduci. Și eram noi trei. Și la un moment dat, ăsta fiind în ultimul an de facultate, a spus, vedeam că la pasă ceva. Și a spus, uite domnule, am la facultate profesori eminenți care nu sunt impresionați că sunt fiul lui Cutare și al lui Cutare și care tot trag de mine să intru să fac cercetare după facultate. Și pe de altă parte... Dacă tot e să fii rege la tine acasă, cu obiectele sanitare mondial ai parte de o domnie liniștită. 8 ani garantat. Măria ta. Deci la un moment dat a spus, era marcat de faptul că profesori de la școală trăgeau spre știință. Nu mai dați publicitate, e bătrân, pierde și râd. Lasă-mă ca îngheață în buzunare. Și pe de altă parte, părinții îl trag să facă politică. Și Zaza, care știa că scrumierele sunt cu microfon acolo, au zis, i-a spus, lasă-mă, foarte... Pe mine m-a întrebat și eu cred că e cel mai bine să faci ceea ce simți, ce se mulează pe... Și Zaza a zis, nu, las că e mai bine politica. Și atunci a spus o chestie, da, dacă nu m-a fi tata. Și asta mi-a venit ca un feedback când m-am uitat, când l-au prins la televiziune și am văzut privirea aia de om terminat, fără niciun fel de șansă, de scăpare, mi-a venit în cap chestia care a spus atunci, dacă nu mai citat. Lasă-mă că nu vorbim acum, nu o să-l ierte, mai vorbim... Stai noi puțin, apropo de ce a spus Sigur Jean. Că Jean vrea să spună probabil altceva, dar tu ai avut dreptate pentru că oamenii care în timp au o ascensiune, ei trebuie să se gândească din timp și la ce li se poate întâmpla dacă... Nu, domnule, eu vreau să spun altceva. Nu mai au ca să suport. Ca să fii în cum să spun, nu în gașcă, că parcă mi se sună vulgar. Și de fapt, nu noi eram în gașca lui, el era în gașca noastră. Toată lumea a avut de suferit pe chestia. Eu am avut o intuiție absolut extraordinară. Mai ții tu minte când te-a dat mama afară din casă? Da, da, eu n-am plecat în țară 5 ani de zile. Nu, eu vorbesc dinainte, Mădălin. Deci când a început să îi crească importanța pe drumul ăsta politic care a luat-o... Și când a plecat 5 ani din țară, au crescut producția de lebede. Da, am avut ăștia grijă după aia să vezi. Da, deci s-au închis restaurantele la 10 și așa mai departe. Ei au crezut, familia au crezut că pe ăsta dacă îl separă și dacă... Adică i-au pus țara la, cum să zic, la dispoziție. S-au închis restaurantele la 10. Lui Jean i-au pus în ușe securiști să nu se mai duc. Și ce restaurantele de aia s-au închis la 10? Păi dar din ce cauză? Cu nu cred asta. Pe cum adică nu crezi? Păi și nu, și mie îmi dea voi și am băut cu domnul Gino, care e martor aici, a rupt alea, cum se numește, în picioare seara. Nu mai vorbi de tine și de... Rup serviciul. Ai mă, ce dracu, aia a fost o chestie care a putut în toată țara. Mașinele sau și nouă de la Pescăruș, care era combinația. Da, asta, dar așa cred. Eu nu cred că așa a închis restaurant. Păi treaba ta dacă nu crezi, dar așa s-a spus și așa a fost. Păi câte nu s-au spus. Au spus o mie de lucruri, dar nu cred. S-au nu cred închis ceva. Ca să fie lumea odihnită, să fie la serviciu, sigur, la fi, să pe fie Zaza, liniște pe în Zaza aveam coleg, prietenul ăsta al nostru, care lucra cu mine în televiziune și pentru că Nicu se ducea la el tot timpul, ca să nu-l mai găsească, i-a venit o hârtie, datorită calităților profesionale excepționale, Radu Ioanit este mutat la Buftea. Au crezut că se mută cu totul la Buftea, deci trebuie să plece din București. Toți au avut bariere. Eu am fost puțin mai perspicat și că am fugit mai repede. Și m-am mutat la maică mea și când ai venit tu cu Nicu să mă căutați, eu am spus, mamă, zic, vezi că trebuie să vină și dacă vine, te faci că nu știi cine sunt. Și gata, e la gol. Și bineînțeles că au venit toată noaptea, au sunat la sunărie, el cu Nicu. Și am zis, numai că mi-a dute și... E la bă, nu știu ce s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat? Hai că și-au tras-o mulți. Dom'le, dar părerea mea este, părerea mea este în felul următor, că practic niciun părinte care vrea să-și îndrume copilul spre o carieră politică, nu lăsa cu noi. Mai ales cu mine și cu astea, nu? Acum ce să ne ascundem după deget? Au reacționat normal. L-am tras noi la vreo lectură, l-am tras la ceva, noi erau numai șprițuri, numai alea, numai alea, numai alea, nu? Da, eu și cu ăștia care vorbim. Și la ce l-am tras?
Tu știi foarte bine că te-ai băgat la sfârșit că musca ți-ai căutat-o. Că ți-am spus, eu luasem batalion. Prea des la tine acasă. Prea des l-ai tras la tine acasă. Că da. el nu mai mergea. Dar intră mă, haide mă, fugi de aici, că de la mare când m-am despărțit eu de el, l-a preluat el și am spus, vezi că am, deci dintre voi toți eu am pățit-o cel mai rău. Da? Și nu vreau să spun că bă, eu practic mi-am pățit-o pe pielea mea. Nu că au fost aia, adică și eu dacă... Băi, și lui au tăiat geama ta, de ce? De ce? Ce? A venit din America. A, domne, dar nu trebuie... Nu mai vorbesc că și mama zice că mă trage unul și altul în stânga și în dreapta. Toți părinții sunt subiectivi. Părinte, și apără copilul, nu auzea că fac aia, că fac aia, nu era zis să nu fie într-o circă de miliție cu un scandal, eu și cu o băutură și cu asta și cu asta. Mama, să mă detașăm pe asta. Deci mie nu mi se pare... Ce au făcut aia că au făcut greșit. Nu, adică i-au încercat ca niște părinți să-și îndrume pe drumul care voiau ieri. Dacă, dacă era minor și dacă era retardat mental, dar dacă nu era nici retardat mental și nu era nici minor. Da, domne, știu, dar știi că ei sau ca și maică, dacă și toți au avut această idee de a călăuzi pe copii. Da, mă, dar una să călăuzești și alta să distrugi oameni și faci oameni. Nu mai distrugi oameni, familia este treaba lui. Nicu era major, era un era major, știu că era major, dar Nicu știi cum era. Domne, mie Nicu mi-a spus la un moment dat când eram la Gino, povestind așa de în timp și așa mai departe, mi-a spus că maică i-a trimis pe unii să-l aresteze, nu? Să-l aresteze. Asta cam în ce an? Păi când era prin secretar la Sibiu. Că Nicu, dacă și era un tip foarte serios, domn. Deci ăsta aproape n-a avut adolescență. Deci părerea mea că Nicu n-avea cum să facă nimic în viața lui, domn. Păi cum e? Părerea mea e părerea mea. Deci practic era un băiat sensibil, că n-avea nicio chestie. Ca să fii polițist, să fii curbă, să fii ai tupeu, să te sucești a doua zi. Pe ce politică se făcea tu în set? Nu contează. Deci nu era pregătit pentru asta. Și eu am vrut să facă ceea ce nu putea să facă. Păi da, băgat. Deci Valentin a fost deștept și a evitat... Valentin a avut ce treabă cu politica. Valentin a avut treabă cu sportul, a făcut performanța care a făcut-o și la revedere. Nu asta este. E simplă poveste. Dar că ea l-au separat la un moment dat. Dar vrea și Nicu să intre în politică, nu? E și plăcea cumva. Nicu n-a prea vrut. Că altfel Valentin de ce a putut refuza? El la sfârșit, adică după ce a plecat de la UTC... N-a mai avut ce să facă, nu? El practic... Păi și Valentin cum de-a rezistat? Păi Valentin n-a vrut în capul locului. Valentin n-a vrut... Valentin a fost mai independent de la început, domnule. Valentin a plecat de la început de lângă familie. Deci el n-a stat acolo. Nicu a fost singur care a stat mai mult cu ei. El a rămas singur în casă. Valentin s-a detașat de mult. Și așa mai departe și... deci familia asta și-a distrus copiii. Deci, Valentin a plecat și a distrus copiii. Valentin a avut personalitate și un băiat inteligent. N-a studiat în Anglia, că e Tasu cine era Tasu. Nu, a studiat nu mergea copiii în Anglia. Așa. Da, mă, asta mai spus-o, dar nu... Cum o cheamă doamna Zoe, la fel, n-am cunoscut-o decât așa de la distanță. A distrus-o și pe ea. Adică nu putea să facă nimic. Iar ăsta care a fost mai mic, au fost speranțele familiei. Deci eu zic că separarea, încercarea lui... Fratic, nu e mai mic, e speranța familiei. Și Michi e mai mic și o să mă e speranța acum la 52 de ani. A rămas speranță. Muzica. Muzica este o chestie care, de care nu mă despart. Speranță, nu, deci aici nu pot să-i condamn pe familia Ceaușescu, a încercat să-l separe, i-au încercat să-l separe. Este puțin, domnule. Domnule, deci noi făceam niște lucruri care, practic, în concepția lor, nu erau corecte. Asta a fost toată povestea. Și când ne-a ținut în casă până atunci, acum ne-a ținut în casă, aceiași oameni eram, nu? Unde în casă? La ei! Și la revelioane și zi când spăgeam casa de Ozugrăveau cu domnul Mădălin, nu spăgeam casa de Ozugrăveau la două zile, cum ne-au ținut 20 de ani în casă, nu? Și că după da, dar ei ziceau și las că o să crească, că o să vină minte la cap și când au văzut că până la toată... Ce vă spuneți acum? Serghei a fost un caz special, cum se vede și acum, este un caz special, categoric. Deci el era un fel de bufon și în același timp și regele. Aici era chestia extraordinară. El își asuma toate glumele și e greu să... Da, mă, dacă părinte, dacă veneai într-o casă și vedeai ce făceam, bine, normal cum nu făceam ce se întâmplă acum. Bă, dar nu mai e nici de legătură. Băi, dar toată lumea o să înțeleagă că tu ai fost un vagabond, bă, dar tu n-ai fost vagabond, înțelegi? Dar nu mă interesează ce înțelege lumea. Nu, mă, dar spune eu. Exact, păi bravează, deci, categoric. Deci, nu, el nu a fost un vagabond, mă. Mă, că facem o discuție cu prietenii, eu zic că... A fost petrecăreț. A fost petrecăreț. Sigur, uite, și familia Iurgulescu m-a primit în sânul ei... La Giurgiu. La Giurgiu, nu? Unde... Mai da. Că să mă vedea paralizat. Deci el era un caz special, dar numai gura de el. Deci părinții Lunicu au vrut... Părinții Lunicu au fost niște criminali, ce să mai ne-ntoarce. Mă, deci eu nu mă bag în treaba asta, asta e părerea ce au făcut. Deci vorbeam de Nicu, vorbesc de alte chestii. Serghei, ca să-ți ferești băiatul și să pui o țară în genunchi, e diferență mare, mă. Dar noi vorbeam de fisul, nu de ce a făcut în alte direcții, mă, că nu mă trebuie să vorbim. Dar ne-au făcut o mare greșeală că ai intitulat emisiunea asta ca și cealaltă Gașca lui Nicu. Nu era vorba, Gașca lui Nicu a fost, nu era UTC-ul. Nicu făcea parte dintr-o gașcă, dintr-o echipă, niște prieteni
pe care parte din ei vezi acum și care nu avea, nu ne influența el cu nimica. Deci nu era, ce s-a întâmplat? Vă spun exact. Nicu stătea cu sistemul lui unde era o corsetare și o disciplină de asta, mă rog, când, și ne căuta pe noi pentru că se destindea. Ăsta îl vezi că râde lumea de el și că e simpatic și tot timpul glumește, bineînțeles, el se descătușea și ajungea acasă dormea două, trei ore până la... Jean a fost un băiat foarte cumin. Nu, Jean a vrut să spun altceva și adică ai înțeles, dar am deviat de la discuție. Deci Jean vrea să spună, presupun, și mai bine spune tu ca să nu... Da, te rog, spune tu. Eu am înțeles altceva, dacă am înțeles altceva. Zici, înțeles tu și spune deci eu am înțeles că noi trebuie să discutăm, de fapt, lucrurile astea de glumă și povestiri și anecdote, pentru că așa suntem noi veseli și avem foarte multe lucruri de spus, dar trebuie să discutăm și lucruri serioase. Și lucruri care țin de, nu numai de trecut, poate în comparație cu trecutul, cu lucruri care se întâmplă astăzi. Mă întâmplă și azi. Așa este. Deci asta vrei să spui? Da, asta vreau. Sunt deștept. Da. Vezi, mă, și tu spuneai că-s prost. Eu zic că v-ați înțeles afară. Da, să nu se contrazic. Sigur, să nu se contrazic. Iar apropo de treabă, treburile serioase, deci Nicu a muncit de... Lasă-mă, de, Dumnezeu, de depuș... să-l ierte, mă. Nu mai stai puțin, domne, că vor... Mie nici nu face bine discuția. Stai puțin, mă dă de acasă. Și n-a întrebat nimeni ce a făcut, ce n-a făcut. Noi știm mai bine decât alții, probabil. Alții au idei preconcepute, pleacă de la ideea că a fost fiul unui dictator. Asta pentru mine... Păi eu asta vreau să... Nu pentru tine, mă dă deci vorbim că... Dar nu vorbim cu... Da, mă, dar națiunea înțelege după cum vrea fiecare. Noi nu putem să le... impregnăm în cap. Dar tu ce crezi că acum eu vreau să fiu vreun lider de opinie? Eu vreau să vă spun meseria pe care Nicu a fost victima numelui și a meseria pe care am făcut-o m-a adus prin niște locuri. Deci la un moment dat am ajuns la BTT, era chestia aia cu turismul lor și am filmat în toate stațiunile pe care le-a făcut Nicu. Da. Dacă cineva... Bine, le-a făcut Nicu în sensul că a fost ideea lui, că lumea o să zică cum bă le-a făcut Nicu, a cărat el pietre, a pus el beton, a făcut... Așa deși... spun retardații, mă. Retardații, păi dar să știi că sunt foarte deci mulți retardații. El a nu e adevărat, Mădălină, el a făcut... Deci eu aud, zilnic el a decis. Că unde auzi tu? Copii de bani, gata. Păi aici trebuie să... Asta e chestia pentru care am și venit aici, deci că am citit într-un ziar că profitor și așa mai departe. Păi dacă să facem comparație cu ce se întâmplă acum și cum să spun, numele de Ceaușescu care este damnat, asta este. Familiei s-a întâmplat, cum să spun, blestem mai mare decât copiii să-ți vadă execuția pe televizor. Eu cred că nu există chestia asta. Da, deci așa ceva, nu știu, e ce vedem pe la Irak, în Irak... Da, dar n-aș vrea să dezvoltăm subiectul ăsta. Nu dezvolt, eu vreau să spun atât, că lumea nu știe. Te duci mai la mare, Mădăline, și lumea n-are bani să meargă la mare. Nu mă, ce aglomerațiile la mare anul ăsta. Păi cine? Ăștia care cumpără fabrica cu un dolar. Și o dau la fiare. Unde era aglomerația Mamaia? Dar oamenii... Și ce Mamaia e mare, mă? Dar oamenii care n-au bani... la 2 mai, la unde? Costinești. Du-te, mă, dar aici. Dar am fost eu, am avut timp... Pe cine cu și asta a avut 20%. Stațiunea Costinești a fost făcută, e creația lui Nicu, și se duceau studenți, tineri, până în 30 de ani. Și izvorul Mureșului, până urece. Deci, condițiile extraordinare. Se mai duce vreunul din tinerii... Nu, mă, pentru că acum nu mai pot să ordon chestia asta. Păi nu să ordon, domnule, deci... Pe vremea aia era totuși o anumită atitudine vis-a-vis de ceea ce aveai voie și ceea ce n-ai voie. Acum românul gândește că are voie și are acces la orice. De acord. Dar ca să ai acces undeva sau să ai pretenții, trebuie să demonstrezi că și meriți chestiile astea. E, asta se întâmplă în zilele noastre. La român, din cauza că s-a înțeles prost ceea ce înseamnă democrația, s-a creat, e ca o malformație. Deci noi gândim astăzi că eu intru peste tot, vorbesc cu oricine, trebuie să stau de vorbă cu tot, să-mi dea socoteală la mie. De acord, dar cine ești tu sau ce calități ai tu sau la ce nivel vrei să discuți tu cu oamenii? Numai așa, că așa spune lege, că ești liber să faci orice. De acord, dar ți-asumi. Dacă ești liber și primești două, trei palme sau un scuipat, trebuie să știi de ce le-ai primit. Nu pentru că scrie în lege că ești liber. Trebuie să ai caracter, trebuie să ai obraz, trebuie să fii corect cu tine în primul rând, ca lumea să-ți răspundă democratic. Altfel n-ai nicio șansă. Uite, în Occident, dacă când te duci undeva și cer socoteală cuiva, ăla e obligat să-ți dea socoteală pentru că te vede că ești interesat să știi. Nu doar așa, de revoltă. Eu mă revolt și mă duc și ia să-mi dea mie socoteală cu tare sau ministru sau secretarul de stat sau directorul sau nu merge așa, că asta creează dezordine. Măi, Michi,
câți sunt în Parlament, mă, și în Camera Deputaților? Lasă-l, mă, naibii de Parlament. Care gândesc ca tine? Păi da, dar uite, vezi tu, în Parlament, de multe ori, intră oameni care n-au nimic în comun cu acea instituție. Păi și cine bagă, mă, David? Păi nu știu, uite, eu, de exemplu, vreau să spun că în situația mea acum, eu nu știu dacă voi intra în Parlament. Cu toate că eu nu cred că PSD-ul își poate asuma chestia asta. Adică nu că ar fi un risc, dar pentru că eu nu cred că îi convine PSD-ului să piardă oameni care au imagine sau care pot fi oricând persoane credibile. Și intră toți neaveniții, toți derbedeii, toți vagaboni. Și nu numai de PSD e vorba. Înseamnă că aveți logistică bună, Madalina. Păi dar nu vorba numai de PSD. Dacă un tip ca cu ratingul tău pe la toate televiziunile... Dar nu contează asta. Ei n-au nevoie, domnule. Oameni ca mine sunt incomozi. Asta este problema. Pentru că spun lucrurilor pe nume, pentru că au curaj să spună în față. Pe ce eu am născut deputat și mor deputat? Eu pot să fiu orice, nu? Îl așteaptă orchestra din Turcia, mă, mă dirijez. Da, în Turcia, Turcia Colscu. Unde a ultima turneu a fost cu mine, în care l-am depozitat de două viori și deci l-am turneu. Nu, dar acum pe bune. Nu, mă, o dai pe glumă, nu, da, pe bune. Problema Parlamentului România este o problemă care s-a transformat într-un fel de circ. Și troc. De ce, și troc. Se, de ce nu și se troc. Fac Păi au fost alegerile astea, n-ai văzut alegerile. Păi au fost alegeri, cum se cheamă, preliminari, da? Păi a fost cea mai mare prostie care păi a da. Făcut-o. Și atunci, eu ce să spun? Mie nu-mi place, eu nu sunt nici trădător, nu sunt nici fals, mie nu-mi place să mă prefac cu, sau să mă dau din coate, să mă duc pe la unul, pe la altul, să vorbesc. Mie îmi place, eu am venit în politică datorită celor doi anfitrioni, Năstase și Pilescu. Cum ne-ar sta mie acum să mă duc să mă rog de cineva să zic, bă, dar chiar pe mine nu... Dar eu nu cred că PSD-ul își permite luxul ăsta să lase oameni afară ca Duvăz, ca Ecaterina Andronescu, ca Puvac, ca Atanasiu. De mine nu mai vorbesc, că eu pot să mă întorc foarte bine la muzică. Dar e o rușine. Și atunci Parlamentul, cum spune el, este compus în proporție de cel puțin 50% din politruci. Și pentru că ăia votează și fac exact ce li se ordonă. Nu au opinie, nu-și permit să spună drept în față părerile și atunci ei sunt niște executanți, adică exact ca o trupă, exact ca pe vremea multe lucruri s-au întâmplat pe vremea comunismului, cum se întâmplă și asta, zice că sechelele și dictarele alea n-au avut. Știi că pe vremea să vota? În Comitetul Politic Executiv se vota, se punea la vot. Și era unanimitate. Și era unanimitate. Păi da, mă, nu știi? Ba da, așa, era foarte democratic. Deci ca instituție era o chestie democratică. De facto, pe hârtie era foarte democratic. Pe hârtie era democratic. Iar de facto, pentru că ăștia aveau tot felul de mijloace de manipulare și de... sau neanicul avea mijloace de manipulare și de constrângere, în momentul când avea o idee și spunea haideți, tovarăși, să votăm, să vota, bă, și era unanimitate. La Marea Donațională. La Marea Donațională. A cerut săracul și înainte să-l execut. Știi care e drama mare? Că ceea ce spune Mădălin se răsfrânge direct asupra oamenilor și nostalgia după Ceaușescu... Da, bă, dar mie nu-mi convine aici să mă gândesc. Și în care nostalgie este greșită. Păi, nu e nostalgie, mă. Nu e nostalgie. Sunt sechelele, este o reminiscență, adică un gen de bubă care n-a fost curățată ca lumea. E sărăcie, Mădălin. Bă, democrație. E sărăcie, mă. Dar sărăcia nu provoacă Parlamentul, mă, fraților. Nu de Parlament vorbesc, nu vorbesc de guverne. Sărăcia țării, că cum? Nu, că dar cine a adus și Parlamentul nu votează legii. Asta este blestemul lui Ceaușescu, să ajungă lumea să... Mădălin, am filmat prima zi după Revoluție. Stai, bă, că nu pot să dau un Parlament, nu că sunt parlamentar. Mă lasă să spun. Pentru că Parlamentul de multe ori este sărit. Și asta știm cu toții, da? E sări bine de tot. Deci atunci ce să mai dăm vina pe Parlament? Eu vorbesc de cei care compun Parlament. Cu camera, stai puțin. Și au spart nu știu ce bibliotecă, librărie de pe bulevard și un bătrân avea, țese poza lui Ceaușescu dintr-o carte de omageală, dune și a scuipat în ea până a găurit-o. M-a scuipat și pe mine în obiectiv. Și acum toți bătrânii ăștia care sunt terminați ca o pensie de cerșetori, au ajuns la nostalgia vremurilor, pentru că atunci se descurcau așa cum era. Asta este... Stai, mă, să nu facem, că noi cădem în același păcat. Asta nu înseamnă că era bine. Da, deci hai să nu, că știi cum e, rău cu rău, dar mai rău fără rău. Păi cine a zis că era bine? Era nenorocire, dar preferau nenorocirea de dinainte. Pentru că avea o siguranță. Avea o siguranță, avea o siguranță, casă. Eu m-am bucurat... Acum poate să-și plătească chiria, mă, ce vrea? M-am bucurat că maica mea nu mai trăiește. Pentru că asta, dacă apuca pensia de după 90,
făcea o criză, eu știu, poate o interna pe undeva. Bă, eu n-am nostalgia comunismului și cred că lumea înțelege că noi trebuie să fim dinamici. Sunt care au nostalgia acum, înainte. Cu asta nu înțeleg. Păi da, nu pentru că se creează nostalgia, pentru că se vede că azi e guvernele prost. Guvernele de după 90 au creat această nostalgie. În mare parte, în mare parte. Moare lumea de foame și atunci stai numai că pe vremea lui ăla, ce dacă nu plecam în străinătate? Ce dacă cu tare? Eu dar aveam ce mâncat, aveam un serviciu. Păi și aici stai să zicem, nu se plece, 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 nu se plece. Deci eu nu vreau să fac reclamă negativă sau pozitivă PSD-ului sau guvernului sau parlamentului. Păi fac în România, în România la ora actuală, lucrurile stau foarte prost. Și dacă cineva poate să dea vina pe cineva, sunt de acord că poate să fie într-adevăr nominalizați X, Y, Z persoane, da? De acord. Și aici este clar că e vina noastră, cel puțin acum, că n-am pus oameni care trebuiau promovați și am pus politruci. Nu există lege în România, uite, eu cu Gino care ne mai ocupăm și de afaceri și de asta, nu fără niciun nu există lege în România, domnule. Ba există, noi sunt bine aplicate. Nu, nu poți să nu faci, domnule, există. Ba nu există lege. Există, bă, domnule, nu se respectă, legile mă. Sunt bătute de mii de ordonanțe, mă, terminați-vă că habar n-aveți, mă. Nu, e bine ce spui. Păi nu că e bine, asta vă v-ați rugat de loc. Și asta e adevărat. Așa e sărit parlamentul. Păi ce? Și asta e adevărat. Deci eu am avut multe afaceri și astea. Mai ales când am lucrat în alcool pe timpul lui Reme, schimba la două săptămâni coordonate, schimba legea, bă, cum vreau. Mă, vrei să spun ceva? Deci în România nu s-a creat clasa de mijloc, băi, Michi, nu se creează, da, mă, niciodată, nu s-a creat, domne. Da, așa pentru este. Că i-au inventat mii de controle, mă. Dar mai dreptate, deci eu nu pot să neg chestia asta. Deci nu ajută pe nimeni. Am vrut când mi-am cumpărat restaurantul ăsta, dar n-am avut toți banii. M-am dus la toate băncile din România. Știu. Costa 260.000 și aveam 200, uite, pun restaurantul cu noastră, mai dă 60. Dacă, nimeni nu ți-a dat. Da, da, alții au făcut așa. Dacă pe alții au luat milioane, mă, de, vorbesc de mine, cetățean de rând fără pile, nu? Eu m-am dus că am nicio pilă acum. Dacă păstrează 10 ruble, vezi că l-a ajutat? Da, nu există, nimic, mă, deci nu există, nu se încurajează, da, nu pe nimeni să... Da, mă, ce? Deci dacă lucrezi cinstit în România, vii cu bani de acasă, domnule. Da, domnule, corect. Au 10.000 de organe, pe nici n-am deschis nicio afacere, n-am deschis și am avut sute de mii de controle de s-o deschid. Mă, vreau să spun că poporul, așa, dacă vrei, generic, este vinovat pentru că și-a votat acești oameni și își votează în continuare. Da, ce mai vorbi de atunci degeaba, de pe cine se vorbesc, vorbesc, mă? Pe cine votează, mă? Pe mama? Votează, poporul votează negativ, do. Deci negativ. Bă, negativ, pozitiv, n-are importanță. Că faci puțin moldamin și trece. Problema este că oricare ar veni, se întâmplă același lucru. Deci diferențe sunt vizibile. Asta e cea mai mare tristețe care diferențele ar veni. Știi? Înseamnă că suntem fără viitor. Nu e adevărat, mă. Diferențele sunt vizibile numai acolo unde se vorbește în primul rând despre imaginea externă. Deci România a reușit să-și facă o imagine externă mai bună în ultimul timp. Cine ți-a zis asta? Nu, asta e corect. Asta este adevărat. E adevărat. Că nu pot să, astea nu sunt vorbele mele. Uite-te și tu să vezi toate consecințele întâlnirilor și vizitelor și discuțiilor care au loc la Bruxelles, la Strasburg, la, mă rog, întâlnirile acolo personale. Acolo a fost pe DSR-ul șmecher, te-a băgat pe tine să dirigezi un concert. S-a cunoscut că ai fost elev la Lucie Libidache, ai făcut toate figurile, s-a întors, s-a terminat în culise, toată sala în aer. Atunci a fost bumă, Dălin. Păi stai, mă, când de mine e vorba neapărat. Pentru că eu repet, nu cred că PSD-ul își permite luxul să mă lase pe mine deoparte. Nu cred personal, pentru că eu nu sunt trădător și eu nu o să plec la partid. Păi și de dacă e vorba de mine. Însă, eu o să fiu întrebat. Și atunci o să spun, dom'le, votați la liber. Nu o să mai spun, votați PSD-ul că e al meu și că trăiesc în el și că mă simt bine și că e normal să fie așa. Și o să zic, dom'le, nu votați PNL-ul sau PD-ul sau PRM-ul, votați la liber. Și atunci o să voteze lumea la liber. Că o să zic că, pe Bătălin, dacă nu mai e acolo, s-o fi întâmplat, nene, vreo manevră, vreo combinație de aparații care nu se cunosc. Și care nu știe lumea cine sunt. Poate v-au scos de pe listele PSD-ului să pună pe domnul Serghei sau pe domnul Maure. Păi eu pe Serghei trag de 2 ani de zile să-l bag în PSD. Nu mă bag în niciun fel de politică. Iar apropo de ce spui că ce imagine poate să aibă țara asta când o decizie de la tribunal executorie, apropo de retrocedări, nu? Deci eu am de luat niște hârburi pe undeva pe în brad, niște nenorociri, dacă le prinde iarna se duc. Și am decizie definitivă, executorie. Și irrevocabilă. Și irrevocabilă. Mă cheamă primărița care a fost înainte, vin o să ți lei. Și între timp se schimbă primarul tot pe deseri și când mă duc acolo stai așa, că 59 nu mai e 59. E 59 și 1 e 69. Și unde e 59-1? Păi e la cutare. Nu mai e de luat 1000 de... Deci este executorie.
și un prim, ți-am spus. Da, bă, și eu am beluat. Nu de asta, dacă ne-am spus, uite mă, degeaba se duce Năstase și lucrează un minister de externe pentru imaginea țării. Eu nu vreau să dau un PSD, și pentru în teritoriu că nu-i corect. Dar eu pot să spun că niciuna dintre guvernările de până acum n-au reușit să treacă peste sărăcie. Și ce face Mădălin? Hai să ne îngropăm atunci. Sărăcia este o chestie clară, irevocabilă. Guvernele au sărăcit țara. Dar de masă mă mâncați așa. Ce? De masă sărăcia. Da. Se poate. Așa este. Și nu poți să dai lui unul o ciungă și lui altul un bluc și să zici că ai terminat sărăcia. Nu, trei legi, exact cum a spus și el. Nu se dai nimic. Și mai e ceva, nu poți să dai unul o ciungă și lui altul un bluc și lui altul să-i dai posibilitatea să facă sute de milioane de dolari. Păi da, bă, că dar se dă și parte. Asta nu se poate. E o sfidare la adresa inteligenței mari. Că cum te gândești tu că după Revoluție sunt unii care au un Ștefan de acord, unde? Și eu nu sunt de acord cu tine, parcă tu ai spus-o, Michi. Eu nu sunt de acord cu tine sau cu tine, Adriane. Mă știi, și mi-a spus-o ca să nu te vină pe altul de vinovat. Zi-mă că mi-a spus-o. Nu, că intri și tu. Ăștia i-au votat sau ei au votat. Păi, a votat lumea, mă, de ce? Lumea a votat. Bă, dar mai e o chestie. Lumea a votat pentru că a fost și manipulată. Păi și dacă e manipulat, înseamnă că lumea e proastă, bă. Păi ce vine avem? Lumea are ce merită. Asta a votat, asta are. Asta a avut și asta va avea. De ce să mai discutăm acum? E democratic, nu de ce să supără lumea. Eu mor când îi văd că e la democratic. Mă, n-ați votat voi? Dar eu aș da o lege să oblig lumea să voteze pe toți, cum e Belgia sau cum e nu știu unde, în țările... Toată lumea e și în Grecia, deci, și peste tot, e obligativitatea de a exercita votul. N-ai venit la vot, nana la poponeți. Asta e corect. Nu votează cine vrea, că mai bagă din votul, aia mai combină. Deci aici e problema, nu ți-a zis lumea supărată că practic ei și votează. Dar nu e nicio emisiune la televizor economică sau să spună, domne, că agenții economici nu pot lucra cu aceste legi, cu atâtea mii de controle care sunt, domne. La televizor apar numai că a murit ăla, a făcut baba, ăla a luat copilul și l-a prins în parc cu două bomboane. Pardon de expresie. Da, pardon de expresie. E 10-20? 10-20. Deci asta este problema. N-a problemat să spună, stai bă, frate, și, că nu se poate lucra cum se lucrează acum în România, ca să creeze pătura de mijloc și aia să încearce să tragă oamenii care dau ăștia afară. Deci nu se întâmplă, mă, Sergei, s-ar crea pătura de mijloc? Dar pe aia o trage pătura de jos în jos, în loc să o ridice aia trage, de sus, nu, nu se lăsați, au inventat sute de mii de organe de control, mă. Da, bă, dacă și impozitarea este... Nu mai spun cum e impozitarea, nu? Și dacă vine un demagog acum, cum vedem noi pe la televizor, și începe să te explice el cu cifre și cu asta... Ce să-mi explice, bă? Uite, turcii, ce mai simplă chestie au făcut. Ești în centru, ai afacere în centru, dai 1000 de dolari, nu mai dezează ce face. Ești la margine, dai 300, a venit anul 1000, ai făcut, n-ai făcut, ai muncit, n-ai lucrat, te-a dus mintea, dar nu pleci. Ce e asta? Și mai poți să fură nimeni? Drepturile, cui le mai dai atunci? Păi ăla stat, mă! Drepturile alealte. Da, păi se poate. Păi și cine a creat sistemul ăsta? Păi nu, asta este tipic românesc, mă! Dar se dă de pe vremea lui Cuza, lui Ștefan cel Mare, lui Mihai Viteazu, nu știi că se plătea. Da, ne-am luptat cu Biru. Voi ați fost contemporan cu ei, de-aia știți. Da, ați fost contemporan cu Biru. Hai, dacă ești cu 11 luni mai mic decât mine. Domnule, ați politizat emisiunea și eu trebuie să mă retrag, dacă continuați așa. Te rog frumos să întărești cele spuse de noi. Eu mă retrag dacă mai faceți politică. Nu înseamnă că afacerile tale merg bine, pentru că înseamnă că ești mulțumit de legislație. Nu vreau să te discut această problemă pe un post de televizor. Bine, m-a stimat pentru altceva. Zi-mă de amiralul. Zi de amiralul. Amiralul trebuie să spune imediat al lui Gino, pe care îl respect și îl salut. Da, interesant e așadar că în echipa asta de foști copii, de foști demnitari, intrau și asemenea oameni ca domnul Gino Orgulescu, care nu era... Nu erau copii de demnitari, dar sunt mulți. Domnul Valentin, la fel. Domnul i-a cunoscut, deci eram, cum să spun, niște amici care ne întâlneam... Dar nu mai am curioasă ce în afară de... Deci pe ce morți? Criterii? Dumneavoastră, de pildă, cum ați intrat în gașca asta? Eu cum am intrat în gașcă? Eu lucrând la televiziune... Repete cu Zaza. Și... Care avea umor și era pe trecăreți, intra. Și are umor. Fiecare ducându-mă... La bătrânit are umor. Să știi că fiecare care intra în acest cerc la... La legatele știi că de bere de mine. La primele două, trei întruniri era fezandat, era tocat mărunt din toate părțile și dacă era rezista selectat, și avea umor și venea cu replică, rămânea. Cine nu... Era o boemă a București. Era, dar nu erau de demnitari care era, ce eu eram și bă, Jean, dar restul... Domnul Maurer, domnul Voicu... Da, dar restul, dar ce demnitari era, demnitari, ce demnitari? Păi, eu nu eram demnitar, mă, că tata era violonist. Păi și... Ei, să băgați și cel puțin prin ce nu mai o dă acum. Nu se băgați, nu. Cum ar fi la comitet somare, nu știu ce era, că nu știu ce era. Acolo era o lasul oricum, cu ghetta.
Cocheta. Cocheta, da. Cocheta. Și Marea Adunare Națională nu era, mă, ce organ, ce era, politic. Marea Adunare Națională erau luați oameni care nu aveau funcții politice. Erau cu forța de pe stradă și băgau acolo. Erau oameni care reprezentau diferite bresle sau, cum să spun eu, meserii, oameni respectabili. Deci, pentru că pătata la... Da, din bresle... Da, pătata l-a băgat la Marea Adunare Națională de foc sau era vreun mare politician, l-a băgat că era făcea partea acolo. Era Ion Voicu și pentru că prestigiul lui era folosit, cum îl folosesc alții și pal meu, să facă niște combinații, zic, uite, păi, l-avem pe... Da, mă, eu, dar nu zic că n-a fost. Ba nu, mă, eu n-am spus, nu, dar eu nu eram copil de demnitar, tata n-a avut funcții politice. Nu. Deci el n-a avut ministru, n-a fost... Putem spune că era nomenclaturist. Singura chestie care a avut-o a fost directorul Filarmonicii George Enescu, asta da, dacă asta e o funcție politică. Dar pe vremea orice funcție de director era automat și politizată, că așa era modelul. Bun, dar dumneavoastră cum ați intrat în cercul ăsta? Prin părinți, nu? Eu, da, prin părinți. Da, nu, vedeți nu, faptul că domnul Ion Voicu se cunoștea cu domnul Mizil. Nu, prin părinți. Noi ne-am prins aproape de vara. Prin faptul că părinții făceau vacanțe împreună. Deci eu am cunoscut pe Michi în afară de părinți, domnule. Da, domnule. Pentru că ați fost în aceeași localitate. Da. Și că erați în vilă. Și pentru că erați împreună. Nu, domnule, nu l-am cunoscut pe un câmp. Eu fumam paie pe un câmp. L-a adus Ghiță Gheorghiu, nu? Da. Ăla te-a adus. Da. Mi-a dat stăi niciun din prima de mă lăsat mut. Ce vă aminti? Avea tot felul de glume. Eu nu știam cine e Ion Voicu pe vremea aia, mă. Eu cred că nici acum nu știu. Păi seama că aveam cât aveam, 9 ani, 10 ani. Păi da. Și ce, fumați pe câmp deja la 9 ani? Băi, fumam paie, că n-aveam bani de țigări, am omorât. Era bunică de țigările. Și Ghiță Gheorghiu cine? Băiatul lui Da, Lica. Ghiță Gheorghiu deja a apărut și mi-a prezentat pe el. Deci după aia părinții și-am venit și-o și-am văzut. Bine, părinții, multora dintre prietenii mei de atunci mergeau și să știi că oamenii ăia erau oameni educați, chiar dacă erau, cum se spunea, comuniști sau rigizi, erau care mergeau la concerte, erau oameni care mergeau la expoziții, mergeau la teatru, mergeau la operă. Deci păi și mă, dacă ești comunist, nu trebuie să poți să ai cultură? Să nu se creadă că dacă ăia comuniștii, cum îi văd... Păi Marx și ăia au fost comuniști, mai au scris cărți, nu? Mă gâtești eu. Dacă ți-aduci bine aminte. Dacă mi-aduc bine aminte. N-am citit de ce să mint, dar așa am văzut pe copertă. Avea tata multe în bibliotecă. Nu știu dacă avea, cred că avea și pe aia. Taicătu, cum să nu? Păi da, era făcea de recuzită. Taicătu este un om cult, mă. Un om, un om care... Și eu pe cultură... Sergei tot așa l-am cunoscut la operă, am văzut operă, ne-am atașat de personaje și ne-am zis după aia la bar, că personajele se mutau la bar. Ați șurdiși niște blănuri acolo, de la garderobă. Da. Nu, dar nu se înțelege că pe vremea aia lumea era incultă. Ba, mai mult, lumea era avidă de cultură pentru că n-avea alte... deschide, n-avea alte șanse, nu putea să trece în străinătate, nu putea să... n-avea acces la o televiziune care, să zicem, era mai colorată, așa, mai diversă, nu? Și atunci lumea mergea la... și se făceau concerte, se făceau spectacole, se făceau tot felul de chestii artistice care erau mult mai interesante, pentru că ei mergeau acolo. Țin minte că mergeam la clubul universității sau cum era cum îi spune? La cluba arhitectură. Sau la alea de dans care erau în cartier pe acolo. Nu, mi-a rămas foarte bine, tipărit în minte când m-a bătut o sală de pensionare la un concert. Aia mi-a povestit, mă. Aia mi-a cum v-a bătut? Aia a spus-o, mă. Când aveam eu un concert la Predeal cu muzica rock. Spune-mă dacă n-ai povestit. Dar nu știu dacă. Păi zice, o să zică lumea că ne-am ramolit în povestiri totale. Deci eu cântam cu o formație la Predeal. Așa. Aveam 16 ani, 15-16 ani. Și Serghei era mare fan formației și veneam la... Era mare fan, mă obligai tu să asculti. Da, și veneam acolo, cântam Helter Skelter, cântam Sex Machine, cântam tot felul de nenorociri. Și cu părul lung amândoi, era pe vremea moda asta cu hippie, nu știu ce. Și întâmplător la o serie de cântam la turiști care veneau acolo, știi, făceam spectacole și noi cântam. La Casa de Cultură. La Casa de Cultură, da. Nu, dar erau turiști care veneau, erau în serie. La sindicaliști. Și bagă versiunea. Și în sfârșit, erau unii care recitau, alții care dansau și la un moment dat mă anunță pe mine. Și acum urmează Mădălin Voicu, fiul... Nu, dar nu spune cum am îmbrăcat, că mi-a pus o blană de-a lui Măsa, niște pietre de... Da, ne-a îmbrăcat hippie, mai. La gât. Așa, așa. Și eu eram în stare, eram cu părul lung, că pensionarii au crezut că sunt femeie, n-au știut că sunt bărbat. Și au... A zis unul la microfon, așa mai va cânta băiatul maestrului Voicu, toată sala în aplauze. A crezut că vine dirijez ceva. A zis că vine cu... s-a apărut, s-a cu blană, cu niște pantaloni
Deși cu frangiul, a cântat, el a spart chitară toată sala, mai picioare, bă, uite, era singurul care... Și cum am întors, ăia e bărbat. Și nu am apucat nimic de scuipații care mi-am luat. Și am încercat să-l caut, că el a zis că nu-i lași niciodată, am încercat să-l caut, să fug și eu pe la actori pe acolo. Da, da, ieșirea din spate. O luase de mult la pas, m-am întors și m-au ținut o sală, mi-am întreagă mai cu bastoane amintire din predeală, m-a putut în cap. Ciocănele, nu povestiți ți-a asta. Toporașe. Păi nu spunea să a fost primul concert la care mă ducea el, m-a călcat sau la picioare. Dar ce sala, sala Huiduia sau Lăuda? Sala al Huiduia, că n-au înțeles pensionarea ce face la ce bucăți cântă. Erau numai nu erau tineret. Da, că tineretul își pleacă magia când îl vedea. Și când a dus la muzică cultă, a aplaudat în pauze. Nu, în pauză, la concert. S-a supărat maică-sa atunci. Nu, mă, stai-mă puțin, stai să povestesc. De ce s-a luat lumea de el? Pentru că el nu știa că la concert sunt două părți și că între ele e o pauză. Păi tu ești de vină că nu ai spus. Păi da, normal, trebuia să-i fi spus eu, așa e. Și la un moment dat, după ce s-a terminat prima parte, lumea s-a sculat să iasă în foaier, în pauză. Și ăsta, și unde plecați, bă? Bă, n-a terminat al meu, bă, mai are de cântat, unde plecați, bă? El ca să țină cu mine, să zică, de unde plecați, bă, că mai e de cântat. Asta era mulți ani mai târziu când zicea. Bine, și-a tras cu urechea de Serghei, ce discutau pe acolo. Pe coridoare. Pe coridoare. Da, și de la sfârșit, pe el, mă, să zică. Nu, mă, că ai zis cu ratatul intrării, cu asta. Da. A zis unul că a ratat Italia. Toată lumea îl fericită, pă. Michi n-a ratat-o, că a ratat-o, că uitați-mă stâlpul la patina. Da, că el venea dat de la cina, că l-a luat în armă. Și a dat în stâlpul. Da, și că n-a ratat-o, am intrat în prima. Nu, în fața intrării era un stâlp și l-am luat pe la prima în frunte. Și zic, nu, Michi, ai dat, am ratat. Vreau să te întreb ceva. Tu ai, probabil, ai primit mesaje și nu știu ce, sau păreri, opinii de la oameni, de la prima emisiune. Spune-ne și nouă ce e interesant în ce discutăm noi acum, ca să nu creadă lumea că vă ținem de vorbă noaptea și cam care ar trebui să fie discuțiile sau povestirile, în afară de asta cu Haz. Păi totul e interesant. Stai să vă citesc mesajele primite, repet, după prima emisiune, nu în timpul primei emisiuni, și pe mâine le parcurgem și pe astea primite în seara asta. Domnilor, sunteți minunați, se spune atunci, tot splatul. Bravo că existați, Viorica Pupa din Brăila. Altcineva, vă mulțumesc, am redevenit copil din nou. Deși am 36 de ani și toți am făcut prostii de mult, dar nu se compară cu ce este în zilele noastre. Și asta poate să povestiți cum v-ați distrat după 90. Că înțeleg, gașca a rămas... Păi ne-am distrat la fel. Ce alții s-au distrat. Alții cu dumneavoastră. Da. Nu, noi, la noi nu există diferent. Unii mai... au mai îmbătrânit, păi, nu mai beau. Uite, de exemplu, Sergiu nu mai bea. S-a liniștit, da. Sergiu nu mai bea. Sergiu este un specimen unic, pentru că el, ca să poată să bea, el trebuie să ia niște medicamente înainte. Și cred că Gino o să ajungă foarte repede pe scurtele. O să ajungă ca el. Eu am ambiții și întâi să iau medicamente. Da, 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 câte mai ține. Câte mai ține. Și el, după ce ia medicamentele, ia de două ori pe an. Ce medicamente? Ia, mă, niște că are o alergie, înțelegi? Nu că mai beau de 15 ani, nu cred numai că mai beau acum. Nu, domne, nu, că tu bei numai dacă ai medicamentele. Da. Noi, de obicei, luăm medicamente după ce am băut, că ne doare capul sau că avem grețul sau nu știu ce. El, ca să poată să bea 10 zile, 2 săptămâni, trebuie să facă un tratament. Și el face chestia asta de Crăciun și de ziua lui. Mai faci, mă, vreodată? Și în concediu. Și în concediu, da. Ziua lui e în septembrie. Deci urmează să iei medicamente acum, repede, ca să te, să te scoți. L-ați lăsat de tot de băuturi. Da. Până la Crăciun. Până la Crăciun. La Crăciun e normal să sărbătorim și noi evenimentul, nu? Tăia de porcă. Acești domni, iată, spunea altcineva, sunt dizidenți autentici. Ei au demascat și ironizat falsitatea. Abuzul este atributul suboficerului de miliție. Foarte simpatici invitații dumneavoastră. Numai văzând ce fac copiii VIP-urilor de astăzi, ne dăm seama că invitații dumneavoastră sunt niște oameni cu mare caracter. Asta e adevărat. Uite, și aici, aici trebuie să... Nu știu dacă am mai spus, Serghe, cred că a spus-o înainte la prima emisiune. Deci, dom'le, noi chiar dacă am avut niște privilegii sau eram copii de demnitari sau de oameni care aveau niște puteri pe vremea aceea, noi n-am făcut abuzuri sau n-am făcut... Nu ne-am drogat, n-am făcut... cum să spun, orori, chestii care să țină de educație. Sau... Sigur că eram mai zburdani și eram mai libertini. Dar ce se întâmplă astăzi și ce am văzut eu și multe lucruri le văd pentru că eu am copii care cresc și care la vârsta asta văd tot felul de lucruri și sunt interesat să le dau o educație corect. Dacă îi păzești bine. Da, este foarte grav. Este dacă foarte îi păzești de droguri. Ce se întâmplă. Este foarte grav și atunci nu putem face o comparație din fericire, nu? Față de ce am făcut noi, ce se întâmplă astăzi este de 1000 de ori mai urât sau mai grav sau mai periculos. Și trist în același timp. Continuați, domnul Diacon. Da, mă, dar și aici e într-un fel e vina guvernanților.
Dom'le, este vina tuturor. Păi eu la școală, la FIME, a trebuit să plătim să ne pună bodyguard, sau cum se numește. De ce nu vin organele? Păi abilitatea școala nu astea. Există, mă. În România nu vorba, de școală, mă. Este vorba de... Este vorba acolo de vin cu drogurile și paradesc, nu? Poliția, cum păi și poliția trebuie să stea, nu trebuie să plătesc eu să-mi vină, exact. Mă. Păi și asta trebuie să iau eu măsuri sau... Nu, mă, dar profesorii săraci, pe lângă că sunt prost plătiți... Dar profesorii sunt bătuți, mă, sunt ținuți în... Deci pe lângă că sunt prost plătiți, ei nu au cu cine să țină cursuri, mă. Că acum le-a intrat în cap elevilor că ei au, afară că vin îmbrăcați fiecare cum vor. Nu, dumne, asta pe mine nu mă deranjează cum îmbrăcămintea. E foarte bine cum îmbrăcămintea. Deci, dar nu, dar zic, cum te îmbraci la școală? Nu poți să te îmbraci la discotecă. Păi da, mă, dar asta e chestia părintelui, că trebuie să-l trimite de ce? Păi da. La școală, copiii nu mai vor, că și părinții au scăpat copiii de sub control. Nu, bă, dar vorbeam de droguri, mă. Pentru că părinții muncesc de dimineață până seara. Noi vorbim, e o mică comparație în ceea ce a spus telespectatorul respectiv. Vârfuri, elite, prințișori și așa mai departe, adică voi, cu ăștia de acum. Păi la Caragiale am văzut elevi care se suie în Mercedes 500. Ceau, la revedere. Dom'le, foarte bine. Asta e imbecilitatea părinților, că toți aia de afară își dau copiii să lucreze. Bă, dacă ar fi numai asta, n-ar fi grav, Adriane. Problema este că se întâmplă niște lucruri în învățământ. Grav e când un... Mama ta a fost profesoară, da? Păi tu ai auzit vreodată să o înjure vreun elev sau să se dea la ea sau să o scuipe? Haideți, să... mai că astea-s comparații ure. Păi asta se întâmplă astăzi. Dar vorbim apropo de situația lor, ce se întâmplă astăzi. Doi racați de la Craiova ies și bat un cartier întreg și spun așa și nu pățesc nimic. Atunci... Fac accidente, nu pățesc nimic. Păi dacă unul din copiii de demnitar, ce-a pățit Patilinez, nu? Băiatul Patilinez. Ce a pățit? Da, a fost un caz izolat. Păi ce a pățit? Patilinez era un ministru. A greșit fisul și asta și Patilinez a văzut. L-a dat de pământ, a dispărut. Secunde. Și Ceaușescu lui vrea pe ăla. Chiar dacă era apropiat lui Ceaușescu. L-a călcat în picioare, a dispărut. Da. Și prima... Ce vin avea acum Patilinez? Păi nu, uite, nu, că a zis că dacă nu știe să-și crească copii, exemplu. Sigur că da. Deci fata lui a făcut un chiuretaj. N-am văzut să ne-a murit asta. Și s-a aflat. N-a spus părinților. Și l-au dat pe ăla de pământ. Da, bine, pe de altă parte, la domnul Mizil nu s-a aplicat regula asta. Iată, Serghei Mizil făcea toate... Serghei Mizil era un necesar. El trebuia să fie termenul de comparație. Mai bătea cu polițiștii, mai ataca ambasada. Astea sunt bravade. Astea sunt bravade. El, cum să zic... Ne bătea mine, atacau și ne apăram. Așa, ați atacat dumneavoastră ambasada, cum a fost? Atunci am atacat noi, stau fără fi. Da. Micu Ceaușescu a luat bătaie de la un polițist la pescăruși. Dar și la Sinaia ce bătaie la pescăruși. Deci eram eu cu Zaza și cu el și cu niște domnișoare, că nu era să fim cu domnișoare, nu? Și nu știu ce domnișoare... Păi nu erai tu acolo cum să fie, așa. Și s-a dus la mașină să aducă nu știu ce sticlă de băuturi, n-avea oia, era o fițoasă care a avut Floriu, nu mai știu ce băuturi. Și a plecat ăla, nu știu, și când se ridice, era Matol ăla, cum îl cheamă, polițistul ăla, băi, ce cauți acolo ăsta, pe ce cauți, nu știu ce, zdrang, două bâte pe spate. Și bineînțeles că ăsta era timid. Nu era foarte... Cine, Nicu ce-a venit? Sigur că în două secunde a sărigat, doar a venit pe partea altă. Bă, era rău, zice, știi ce am pățit? Ce ai pățit? Păi ce mi-a dat unul două bulane pe spate? Cine, mă? Și m-am dus la el. Bă, tu ești nebun. Și a dat și lui ăsta două bulane. Nu, era când i-a zis lui ăla, zic, bă, bine... Cine ai zis, mă? Mi-a dat trei bulane, ți-am plecat acasă toți. Nu, i-a zis lui ăla, bine... Hai, bă, că s-am ieșit de glumă. Hai, bă, dar ăsta ne bate pe tot. Hai, tata, acasă. I-a zis, bine ai făcut, că ai dat în... Uite așa, foarte bine, Ceaușești ăștia trebuie lobiți. A rămas la mult, când i-a zis în cine a dat. A început să plângă și m-am dus și am spus lui, stai, bă, a crezut ăsta că sparge mașina, nu te mai agitată. Bine, să vină în coace. Și i-a spus, bă, uite, te duci la nu știu cine și spui că am știut să-ți dea 3 zile de... Dar s-a plecat la într-un picior. Dar mai mult n-am făcut. E emblematică cu aia de la Craiova, când au jurat-o cartier. Nu, dar să știi că și... Păi după Revoluție, păi asta e comparația care trebuie să o face. Că am citit într-un ziar că ăștia au fost privilegiați. Ce privilegiat? A dat-o pe nevastă afară. Pe ăsta l-a luat N-am plecat 5 ani în țară, dar nu numai asta, el a și luviara lui tata, noi puteam să spunem că suntem dizidenți, mă. Bun, așa cum spune. Eu n-am fost dizident și consider că nu că am meritat, dar că am trăit niște lucruri. N-am pus condiții speciale, deci eu asta știu exact, pentru că la Zaza, cum să zic, mama lui Zaza, Ada Ioanid, era prietenă cu nevasta lui Gogu Rădulescu. Da. Și cu Dorina, în perioada aia de foame, nu? Și luau de la gospodăria de partid o cotă de alimente, cum și le luau și alții de la
casa aia de comenzi. Da. Numai că i-a avut golani, le direcționau spre și lumea nu găseau. Și am văzut ce i-a adus odată, că i-a adus și ei. Două pachete de carne normale, care le mai găseam la cozile la imense, nimic special ca să spui privilegiat și așa mai departe. Și nu le dădeau cât vreau. Vis-a-vis de învățământ, ca să terminăm și capitolul ăsta și pomă trecem la sănătate, că aici e meșter Jean. Vreau să spun că programa de învățământ, deci materiile care se învață, n-au nici o legătură cu nevoile tineretului. Nu au legătură. Păi, Mădălin, de cine vorbește asta cu unitate? Păi nu, dar eu am vorbit, tu crezi că eu... Păi vorbește cu oia care... Nu, vorbește cu oia care voi le... Apropo de programa de învățământ... Uite, fii tu, e la... Nu, eu vreau să mă refer la programa asta de învățământ. Nu se poate. O națiune e sănătoasă când face sport. Adică au făcut 40 de săli. Au făcut 40 de săli, dar în programa de învățământ ați văzut ore de sport? Ați văzut că se duc nu, la sălile alea? Nu, păi, nu, dar a fost... Ați văzut sportul ăsta care a luat atâtea medalii la Olimpiadă, că e sprijinit acum, s-au mai dat niște premii și poate niște rente viajere și astea. Nu, asta a fost bine, dar, de data asta au nimerit-o. De data asta au mai nimerit-o, dar noi vorbim de cum sportul de masă, lumea, toată lumea trebuie să facă mișcare. Nu numai cei de performanță și... Și din ăia mulți se ridică cei de performanță. Copiii au... Nu poți la o școală să n-ai ore de sport. Nu se poate. Uitați-vă la colegiile din străinătate, că pun mare bază pe... Uitați-vă, uite școala americană care s-a făcut aici. Uitați-vă câte trenuri de sport au și... Deci, dar cursele care se bagă de Cambridge, Oxford... Înseamnă că e nivel. Deci e alt nivel de... Stai mă, că sportul nu e de nivel. Nu e de nivel, mă. Dom'le, ca să-l atragi... Națiunea e sănătoasă când face sport. Uite eu care n-am mai făcut, uite cum am îngrășat. Bine, dar nici nu bei și mănânci. Nu, mă abțin. Păi da, deci ești la regim. Da. Dar dacă ai face vreo... Dar dacă ai buzat. Nu se poate. Programul de învățământ trebuie să aibă deci, multe de ore programă, de sport. Profesorii sunt cu niște salarii mizerabile. Deci au sunt cu salarii... Bă, dar chiar salarii, așa. Cu elevii îi sfidează, domne. Tu înțelegi? Păi aici ține de educație. Dar știi cine fac ăștia? Toți burjui ăștia, copiii de burjui, care lasă-mă că n-am avut eu să ai băiat. Nu știu câți de ăștia am cunoscut. Băi, e foarte important să ai 7 ani de acasă. Păi stai că după 7 ani te duci la școală. Și cum mulți nu au 7 ani de acasă și au fost crescuți într-un spirit de ăsta, lasă-mă că dacă ai bani, ai voie orice, alături de democrație, că și aici este o chestie. Păi și asta nu e tot opera voastră, mă, că voi ați permis. Stai mă, dar e opera tuturor celor de 95. Păi toți care au făcut dacă șucările astea, părinților, erau în regimentați în păi dacă s-au îmbogățit unii peste noapte și au pus-o... Păi da, să-l scoată din partid pe loc, păi da, mă, dar la poți să-i scoți copiii din partid, îl scoți pe el. Păi dacă îl scoți pe din partid, îl arestează și... Unde mai vă stradă? Ce dacă îl scoți pe Tasu, pe ăla care bate procuror sau dar nu se arestează nimic, băi, vrăjeala totul cu arestările astea, băi. Arestează pe Gămătarul și pe Fanes Păidor, atâta tot. Ce astea sunt arestări? Și aia care-s miliardare, aia stau frumos afară și se combină între ei. Dar, bă, deși nu vă întrebați, băi, că foarte simplu, bă, tu ești demnitar. Păi cum ai strâns tu, bă, dacă tu ai salariul de 10 milioane? Băi, eu cunosc oameni de afaceri foarte, foarte corecți, pe cuvântul meu. Mare noroc. Și pe mine și pe Gino. Mare noroc. Pe cei care fac export. Avem doar nu, pe bune, cei care fac export. Acolo este o altă, e un alt regim. Și mi se pare corect. Dar majoritatea, deci nu toți, dar majoritatea, sunt cioflingarbă. Deci sunt făcuți peste noapte. Au pus-o o dată, de două ori, de trei ori, se înțeleg între ei, își combină afacerile. Au fost lăsați mădăline sub. Bă, lăsați-ne lăsat, păi mai donează și ei, bă, pe la păi partide. Păi de ce nu fac eu și cu Jeana? Păi și de ce acceptați, bă, când vă dă la partid? Păi eu acceptam, dar v-am brumbat bine. Dar trebuie să-mi dea partidul bani mie. Pe partidul ar trebui să-mi dea bani, nu să mă duc eu la partid să dau bani. Da, voi sunteți oameni de afaceri care aveți norocul că sunteți cunoscuți. Stai, mă, dar este niște gâze, mă, nu sunt. Stai, bă, eu nu vorbesc de oameni de afaceri de ăștia la nivel de 100 de milioane de dolari. Media, nu? Dar noi suntem negustori de vite mici, eu cu colegii. De vite mici, da. De cornute mici. Jean, zic cu sănătatea, ca să epuizăm și nu, ce să mai zic cu sănătatea? Lasă-mă puțin să spun cu asta altă. Păi, dar nu există, mă, niciun mecanism de sancțiune, mă, la treaba asta? Dacă e democrație? Pentru fraier, mă, bă, da. Pentru fraier este. Bă, democrația este interpretabilă. Deci, poți... Îl dă până la televizor că a furat 15 din baltă și de 10 ani, că a luat cel 5 baboi să-i mănânce. Ce zic? Că i-a luat de foame, nu i-a luat să-i mănânce. Adică nu există niciun sistem de sancțiune pentru ăștia care sunt în partide, în politică, în guvernări, nu zic în guvernare, în guvernări, care opun de zeci și sute de milioane de dolari. Și nimeni nu-i sancționează, mă. Păi cum se sancționează, mă, când cotizează și... Păi stai, mă, că nu trebuie să sancționeze neapărat. Trebuie să fie un organism
care să uite, cum e PNA, cum e Curtea de Conturi, cum e Garda Financiară, care să aibă o anumită independență. Ce independență, mă, vorbesc prostii. Cum, România nu poate. Vorbesc prostii, nu? Cum conducea tatăl dumneavoastră, ce făcea cu ăștia care furau sau... Păi iar de? Dar cine să fure? De unde? Cum să fure? Cine să fure de unde? Ce să fure? Ce-l dau, dar nu era așa. Ce să fure, mă? Să furau o căruță de porumb? Băi, ce să fure? A, oamenii simpli care furau? Nu, și la cei mai mari, eu știu. Păi la limita, dar nu se fura. Mă, dar nu se fura. În România se face așa. Măi, Dane, nu se fura. Ăla întâi fură și după aia se gândește să dea. Ce să fure, domne, că intrea pământ și se deschidea pământul și cădea sigur. În loc să facă așa, domne. Să aibă opritor, domne, până aici, că peste tot se fură, nu numai România. Asta e cea mai mare greșeală, care nu mai spune așa. Dar peste tot se fură, băi, nu mai termină cu prostire. Asta e un slogan care... Se fură în toată lumea și pe lună se fură. Deci eu în momentul în care spun, domne, eu am afacere, da? Mă gândesc, ca să pot să trăiesc, trebuie să împart banii pe care îi câștig, da? Eu nu fac partea mea cea mai mare și ce rămâne mă facă plătesc cote, taxe și mai dau și la partid. E greșit. Mă, vrei să spun eu care e singura greșeală? Taxele sunt prea mari, că dacă ar fi taxe mijloare, plăti toată lumea astea miști. Și-ar muni și toate organele astea de control. Impozitele, mă, sunt imense, mă, fă-le mi să plătească toată lumea, să vezi că le plătește și mai mulți bani. Eu nu sunt abituat cu expresiile astea. Deci taxe, impozite, toate la un loc puse, trebuie să fie undeva până în 25%. Asta înseamnă. Acum sunt peste 100%. Deci, domne, asta înseamnă ca să poți să dezvolți țara. Altfel țara moare. Se naște o oligarhie. O oligarhie și o pătură de oameni foarte bogați și unii foarte săraci. Și exact ce am spus Zigan. Și la mijloc e un mare vid și un mare curent. Care practic mijlocul ar trebui să fie motivă. Să țină totul, nu? Și de-aia apare acea nostalgie. Dar noi nu vorbim ca politicii. Dar apare din cauza foamei, lipsei de orizont. Pentru că eu zic, bă, pe vremea aveam și un concediu, călcarea în picioare a intelectualului, mă, omule, mă, că și asta e o chestie. Asta este cel mai grav lucru. Omul e călcat în picioare, intelectualul e călcat în picioare. Acum se cultivă oamenii semidocți, de ăștia care se fac că știu ceva sau care lasă... Care are bani mai mult, dat, îl vezi pe post, face legi. Nu se poate. Pe unii îi spui nici tu. Nu se poate. Asta e care nu le-ai mâncat pentru televiziune. Zi-mă pe cine. Nu, cine spune? Zi-mă, nominalizează-mă dacă ai spus. Unul care s-a luat cubătul meu cu el și eu i-am ținut. Cine este, domnul Iorgulescu? Da. Nu mai dăm, n-are importanță, că lumea cu lumea în politică. Zi-mă, de la mine. Nu, domne, dar nimeni, nu ne dăm cu nimeni, lasă-mă. Nu facem politică. Nu facem politică. Da, până la urmă, domnul Maurer, demnitarii... La taxe mici ar fi mine. Și eu cu Gino îl salutăm pe care asta și pe Migdale, care ne urmărește focat în aceste clipe. Am mesaj. Hai, te rănsesc, cu zici? Nu, domne, nu dăm nume, mă, n-are niciun sens când vreau să intru cu lumea în polemică. Ce spuneați, domnul Dacrascu? Ministrii tatălui dumneavoastră, de exemplu, nu furau deloc? Nu, domnule. Să fure, domnule, ce să facă cu banii? Mă, cum să fure? Făceau vreo... Vindeau vreo fabrică, ceva. Ce să... Cui să vândă? Desenam eu fabrici și le vindeau. Pe vremea nu se vindeau fabrici, bă, se construiau, Dani. Nu, da, se asocia, de pildă, cu Renault, Dacia. Nu se vindea voi, bă, că să nu ne fure nouă secretele. Dar ce faci acum? Să nu ne fure secretele. De mâncare n-aveau cum să mănânce, casă n-aveau cum să mănânce. Deci năvodariu... Dar ce te ducea fără acum? Dani, hai să-ți explic o chestie. Deci năvodariu s-a făcut datorită unei relații pe care a avut-o taică-miu cu șahul Iranului. Bun, și ăla nu i-a dat și o valiză cu dolari. Și cu primul ministru Amir Abbasovei, da? Și cu firma Krupp. Și nu i-a dat și un milion de dolari la valiză? Au negociat niște contracte. Iranul, spre exemplu, ca o afacere, deci nu Năvodaru, Năvodaru a fost construit pentru petrol. Dar, de exemplu, Iranul a luat 25% din acțiunile Krupp. Afacerea care s-a negociat pe teritoriul românesc. Păi dacă lua, dacă lua unul la mie... Îl lămuresc eu pe domnul Diaconescu. Deci, demnitari de pe vremea aveau însoțitori care erau la Ministerul de Interne. Și practic tot ce primea afară, primea el și la intrarea în țară să preda. Deci nu-i spui treaba asta, domnule. Asta sunt cadouri. Faptul că securitatea... Și cadourile să predau, domnule, astea nu că le aveai. Bun, dar securiștii aia mulți, cum au rămas cu banii 90? Că s-a spus că securiștii... Păi nu ăștia care au fost aici, aia care erau afară cu... Nu, mă, i-au pus-o că au văzut că era liber. Deci, n-au pus-o că era liber, unii... i-au folosit tot ăștia, acum nu mai bate că... Nu, mă, ăia imediat după, deci ăia au știut niște chestii și au făcut în așa fel încât să pună mâna pe niște lucruri pe care după aceea, cultivându-le, au devenit oameni potenți. Nu, domnule, le-au preluat pur și simplu. Sigur, cu guvernanții și asta au luat și voi parte, că e altă chestie, numai ca... Deci le-au preluat pur și simplu, erau contracte în derulare. Deci, demitarii, dacă primeai cadou, dacă mergeai undeva afară și primeai, eu știu, un lanț de aur sau orice, ăla îl preluat direct și cu proces verbal în țară să predea, domne. Deci cadourile ne mai voiește. Ce să fure? Ceva. Ce să... Adică, de exemplu, tatăl dumneavoastră nu s-a ales cu nimic după cariera de politician. Ce și-a cumpărat? Câteva rume. Și-a cumpărat tablouri sau și-a cumpărat... Domnul, s-a învârtit într-un mediu de artiști. Practic, are colecție de tablouri, de cărți și de timbre. Dar majoritatea... Pe la Revoluția a avut să-i lea, ne-a factură pe toate. Și o mare parte donații de la...
De asemenea, domnul Maurer a condus România atâția ani și a rămas doar cu armele alea la sfârșit? Și cu taburile? Bine, le-a pierdut. N-a rămas că l-a depozitat. Câte avea? 90. Da, atât. Sunt puși pe care și le-a cumpărat pentru că a avut un salariu, sigur, raportat la ceilalți, un salariu de demnitar, un salariu mare cum au și, cum au și demnitarii astăzi, și și-a permis să-și cumpere puștile astea pentru că era... Era foarte pasionat de... Dar n-am avut nicio casă proprietate. Nu casă, nimic. Mașină proprietate. Mai, a avut maică-mea o mașină. Maică-ta a avut, dar tata după Revoluție și-a luat un... din ăsta, ia zi mai aruși ce era. Lada. Nu Lada, mă. Olsit. Ford Fiesta sau ceva. Da, mă rog. Amânador. Deci nu s-au acumulat averi și nu s-a furat, pentru că nu se putea fura. Pentru că era o legislație și era o poliție și era un control care nu-ți permitea, n-avei cum să furi. Eu cu domnul Jean regretăm că n-am putut să strângem la asta. Ați vrut să facem ceva, dar... Dacă puteam, eu strângeam o avere mică. O mică, da. Nu, da. Nu le spuneați părinților, băi, mai furat și voi ceva, mai faceți. Păi de unde? De unde n-aveai de unde? Dar deci nu se putea așa, Dane, pentru că noi aveam totuși niște... Dar nici nu gândea cineva că poate să ajungă la treaba asta. Deci nu se... Ce să furi? Mâncare, băutură, țigări, ce să furi? Că nu era cazul. Nu, în primul rând că nu ne ducea mintea la vremea aia, aveam 15 ani. M-am uitat acum la o emisiune pe o televiziune, deci era acum cu RDG-ul și cu RFG-ul și spuneau că trabantul a fost rușinea lumii ca mașină. Noi am avut rușinea lumii și eu și Jean. Da, dar și Nicu avea trabant. Ce, Nicu Ceaușescu mergea tot cu trabant? Dar era o modă, la un moment dat, până anii 80, era o modă. Dar n-a fost o modă, domnule, erau... Nu, noi ne luam mașină, că asta era mașina. Bine, avea și Renault, el avea și... Nu știu ce marș. Jean a avut, Audi, cel singur. Ce Nicu a avut primit Audi, domne. Audi, deci l-a primit cadou. L-a primit cadou. Și ce de la Audi l-a primit. Da, de la Nemț. Și domnul Maurer ce avea? Ce mașină a avut? Numai taică-tu. Da, a, taică-mea, da. Da, a avut un Mercedes. Nu? Și care și l-a cumpărat maică-mea. Atât. Da. Și nu mergea și cu Mercedes? Da, da, că mama a avut 10 mașini, mă, pe vremea lui. Maică-ta a avut. Deci și maică-ta vinea cu el, plătea vamă 100% și îl băga mașina în țară. Ce mai... Păi bine, dar puteau să, dar nu era problema asta că pe vremea aia, știi care era, de ce e nostalgia asta acum? Da, mă, dar pentru că pe vremea aia. Dar era o imbecilitate să poți să mergi cu Mercedes, să mergi cu trabant, nu? Deci aveai bani, dă un concediu, aveai bani, dă un apartament și aveai bani de o mașină. Nu-și dorea lumea mai mult. Ăia care își doreau mai mult, poate reușeau sau în diferite forme să le dobândească. Dar grosso modo vorbind așa, lumea nu că era mulțumită, că nu era mulțumită, dar era mai în siguranță. Acum sunt oameni care mor pe stradă de foame. Dar și nu-i vina PSD-ului și nici a PD-ului, nici a PRM-ului și nici a liberalilor. Nu au curaj să plece, domne, să-și facă ceva pe cont propriu sau să meargă la un patron. Aici? Aici, acum, da. Da, n-au curaj. Toți stau la stat, indiferent că au curaj. Deși patronii dau afară după o săptămână dacă nu e convins. Nu te dă afară, dacă ești bun, te dă nimeni afară, mă, nu mai bate câmpii, nu există așa ceva. Mai sunt și cazuri de asta, că eu am în familie oameni care muncesc o lună, două, foarte bun pregătit și nu după aia de afară. Nu există așa ceva. Poate vine la negociere de preț, cum se... Nu există. Nu chelner, mă, că nu au oameni cu tot. Niște lăutare are în familie. Să lăutare o duc bine, ai să râzi, dar lăutare o duc bine. Și au dus-o bine și înainte. Deci, uite, eu și Gino, să spună, conducem niște unități, deci nu există să dai afară un om care e bun. Numai, nu, în cazul vostru ce nu, mai pentru că sunt 99% nu vor să vină să lucreze la patron pentru că au și televiziune și asta nu ține nimeni. Du-te acolo, că e bine, că așa ajunge toată lumea la stat, acolo are siguranță. Da, sunt foarte mulți cu studii care n-au loc de muncă, mă, nu găsesc. Păi n-am avut capitalism, și afară capitalism nu spală base cu studii, nu, mă, dar lasă-mă că astea, eu nu sunt de acord cu ajutorul concurență. Social. Deci pentru mine ajutorul social e o jignire. Păi nu, ajutorul social în România nu există față de capitalism. Că asta e diferența între România. Nu, mai bine îi dai omului șansa să muncească decât să stea acasă și să se ducă să-și ajutorul. Nu, domnule, trebuie să existe și protecție socială. Trebuie ai altceva, protecție socială, altceva. Păi ăla e ajutorul social, protecție socială. Nu, sunt două chestii distincte. Madalina, unde să muncească, domnule? Ce e? Pe asta o țară floritoare, sunt locuri de muncă. Nu, mă, dar când facem bursa locurilor... Nu știu dacă am spus, am spus-o cu vorba asta, că se stelic cu azuca. Deci nu vine lumea la muncă. Bursa locurilor de muncă a fost și vor mai fi burse de genul ăsta. Însă unul care are studii economie subterană și așa mai departe. Economia subterană este singura țară, singura chestie care mai ține țara după ce se epuizează PIB. Păi e groaznic ce spui. Asta este realitatea. Nu, asta e corect. Și nu spun eu, că eu nu prea mă pricep la chestia asta cu finanțe. Ne-am dat seama. Eu n-am afaceri, păi nu, pe bune. Dacă nu știu, nu știu. Sunt mulți care sunt săraci și nu vor să muncească. Asta iarăși e adevărat. Vin și cerșesc. Eu asta iarăși e adevărat. Văd pe la stadion. Vin și cerșesc și i-am spus,
vino, lucrează. Tunde iarba. Tunde iarba face și ai un salariu. Corect. Și așa. A venit o zi, când a văzut că trebuie să vină în fiecare zi să muncească, să plătească pentru ea, ăștia sunt drojdierea de care... Nu, nu, uite problema asta, Snagovul, că cu asta. Asta un Snagov, nu? Sunt sute de oameni acolo care niciunul nu muncește nimic, mă. Listă o zi, două, trei, pleacă, nici vreau de salariu. Să duc o zi, mai ciordesc, mai fac o furăciune mică, o ia găina. Păi du-te la Snagov să vezi cum se taie pădurea aia. Acum, că ți-a apropie iarna. Deci, lege există, nu sunt bine aplicate. Care legi, mă? Nu există, mă. Bun, eu nu vreau să fiu critic pe tema asta, dacă există sau nu dreptate sau nu, că e clar, se vede cu ochiul liber. Problema este dacă noi, ca oameni care am trăit și atunci, trăim și acum, avem soluții. Toată lumea vine și critică, nu e bine, am e bine. Care e soluția? Păi soluțiile este găsiți voi, bă, că nu sunt guvernatori. Noi ne găsim soluții pentru noi. Eu cu genul ne-am găsit soluțiile. Dar în timpul ăsta toți demnitarii care s-au perindat la conducerea României de 90 încoace s-au îmbogățit, domnule. Absolut toată lumea. În care mare parte, da. Fiindcă facem aceste parte. Eu n-am avut nevoie să mă îmbogățesc, eu nu știu să fac afaceri, sunt un bou, în sensul ăsta, vreau să spun. Mă pricep la alte chestii. Toată lumea și-a dat seama că ești un bou, dar... Dar eu recunosc. La afaceri nu mă pricep. Și noi n-am contrazis pe nimeni. Niciodată. Da. Și nici ne-am certat pe subiect. Nu, dar eu recunosc, bă. Nu, care mi-ați bă la un bou, eu am făcut bărba. N-am talentul ăsta. Nu știu să facă bărba. Da, al nostru și-l iubim. Problema este face că... Face doar sub braț. Eu n-am avut... și genunchi puțin. Și genunchi, și genunchi puțin. Dar eu n-am avut nevoie, că părinții mei au simțit, probabil, că n-am... Și-au lăsat mulți bani în bancă. Nu am, nu am direcția asta ordonată cu afacerile, dar nu e, nu, asta, adică asta nu e o soluție. La el dispar banii din casă și din aparat. Și fără cântăreții. Cântăreții, nu, dar atunci... Dar genul ăsta de așa de lamentare nu e bun, trebuie să existe. Mulți dintre politicieni intră în politică pentru a face bani, nu pentru a pleda în favoarea politicii sau a face demonstrație de mare profesionalism. Dar dacă mai trăia acum Nicu Ceaușescu și candida în 2004 la președinție, ce șanse avea? Nu cred că candida. Nu, să zicem așa, prin absurd. Dar nu pot să... Domnul Iorgulescu, ce credeți? Eu nu fac politică. Nu, fiindcă ați mai a stat alături de Nicu și după 90. Dar politică n-am făcut niciodată și... Dar după 90, când vorbeați cu Nicu, ce vă zicea despre ce se întâmplă în România? Eu nu știu, nu avem subiect, tema politică. Ne întâlneam, eu încercam să-l relaxez, să zic așa ceva. Îl țineam în... A avut grijă în de țară, cu mine, stătea pe la Snagov, făceam câte o petrecere, să uite, trecuse până... Îl mai bătea pe Michi. Da. Pe cine bătea? Pe frate. Pe fratele. Pe fratele dumneavoastră, da. Da. Și n-aveam, evitam orice subiect de genul acesta, pentru că știam că este greu și din prințișor, cum mi se spunea, și adică oricât am zice noi, tot a fost privilegiat. Fără niciun fel de discuție. Și a trecut de la o extremă la cealaltă, adică să fie pușcărie, să fie bolnav, să fie... Dar el prin 87, toată lumea 88, să fugă de el ca și când... Și a făcut, a făcut bine la multă lume. Cine, era greu de ajuns la el. Cine ajungea la el și ruga ceva, făcea în așa fel să-i rezolve probleme. Uite, paradoxal, mie mi-a dat mi-a repartizat o casă la care plăteam chirii, mă rog, nu mi-a dat să o cumpăr. Și primul loc unde a venit după ce a ieșit din pușcărie, a venit în casa în care stă Mihaela acum, stătea Mihaela, nu? Și care mi-a dat el. Deci el a stat primele 3-4 zile până se ducă la Paula Iacob, a stat la mine în casă. Am închipit că până 87-88 el se gândea că va fi următorul conducător al țării, nu? Nu mai eram așa. El pentru asta a fost pregătit. Era pregătit pentru asta a fost pregătit. Asta, dar și ajungea că ajungea. La întrebările care mi le-a spus referitor la, cred că oamenii de la Sibiu ar putea răspunde mult mai bine. Sigur. Pentru că el a făcut lucru bun acolo și îl regretă lumea. Noi avem mulți prieteni la Sibiu și mergem pe acolo mai des. Și auzim în stânga, în dreapta ce se vorbește. Cred că cei de acolo pot să răspundă mai bine decât noi. Dacă ar fi putut ajunge într-o funcție importantă. Însă au suferit și atunci aia au rămas acei oameni care au, mulți au plecat în străinătate, cum e Șoni, cum e Nora, cum sunt alții care au avut de suferit, nu din cauza lui Nicu, din cauza regimului, că s-au făcut nedreptăți și atunci, nu mai acum. Și o să se facă tot timpul. Și atunci ei au rămas cu crisparea asta și că ei spun că, și într-adevăr, mulți au dreptate. Comunismul a avut foarte multe lucruri rele. O chestie bună și pe care n-aș fi schimbat-o era această disciplină, această ordine. Dom'le, eu veneam noaptea
pe stradă, acasă, conduceam și o fetă și veneam cu U, cu Z, cu E, cu aurea de noapte, mașină de noapte. Nu mi-a fost niciodată frică, bă. Acum, dacă eu văd că se face... Era la ea frică de el. Acum văd că se face 8 seara și copiii, nu, și, copiii nu, și copiii nu sunt în casă, eu deja intru în, în grijă. Intră în vibrație. Domnul Sergei n-are... Că tu vorbești, bă, care n-ai, știu, copii. Dacă tot e să fii rege la tine acasă, cu obiectele sanitare Mondial, ai parte de o domnie liniștită. 8 ani garantat. Măria ta. Revenim la emisiunea noastră. Îi ziceați domnului Serghei care și el copil și... Păi dar toți avem. Degeaba zice. Și toți avem și Gino are. Eu vreau să spun că mie, din ce în ce, cum văd că ei cresc, mie mai grijă să nu cumva să intre în anturaje sau în situații limită pe care să zic că nu le pot controla. Sau... Păi de-aia vă spuneam că sportul, dacă mai se trage... face în școală și de pe urmă prin dragul de a face sport, să facă și performanță, sunt, e una dintre preocupările care îi distrag de la aceste... E adevărat. E adevărat. Da, uite, se fac săli de sport și aici premierul s-a ținut de cuvânt, cel puțin în chestia asta, și poate și în altele. A câștigat o mașină. Nu, dar nu de mașină, dar nu se duce nimeni în sălile astea. Copiii preferă să ducă la discotecă, la un... Eu nu. Da, pentru că la... dacă nu fac de obligat. Mici, de la 7 ani în școală, să prindă dragul de a face un sport, să... nu se duc. Îi obligă părinții să învețe și învață până la un moment dat, până când îi apucă pe altă stradă. Bă, și i-a furat anturajul. Și, cred că e vorba și de educația părinților, pentru că părinții trebuie să impună. În casă poți să, nu trebuie să bați copilul să înțeleagă, dar uite, există oameni care au în sistemul ăsta de educație pe care îl dau copiilor prevăzută și chestia asta, să se ducă la noți, să se ducă la sport. Lumea o să zică, bă, dar costă asta. Bă, dar indiferent că ea costă sau nu, că poți să bați mingea, nu neapărat pe o sală ultramodernă, poți să bați mingea și pe un câmp sau pe... În gară, unde să mai bați? O bați, bă, că sunt nu tot felul de parcuri și de-astea. Care parcuri, mă, Dănine, vezi că s-au dus toate parcurile, pe ce lume trăiești? Dacă și, s-a făcut și, o mare și, greșeală și, aici. Stai mai puțin, Gino. Și se desfințează și, cum să spun, parcul al nostru, bordeiul ăla. S-a luat parcul, s-a înconjurat și fac construcții. Nu, orice plombă, orice maidan. Una din greșelile mari ale privatizării a fost aceasta. Fiecare întreprindere avea un teren de fotbal, de tenis, de basket, de... s-au privatizat întreprinderile cu terenurile respective de sport și toată lumea le țin conservate toți în ideea că mâine, poimine o să poată să le transforme și să... Eu aș zice să că transforme la... în ce? Să facă case, să facă blocuri, să facă alte... Să facă, mă, case și astea pe terenuri, sigur. Ei, eu aș zice că aici trebuie să țină de legea care este o lege în care se spune că nu se pot transforma bazele sportive să le dea altă destinație. Da, deci trebuie să țină. Și ușor, ușor să facă într-un fel ușor, să le dea cluburilor, să le dea unor asociații, unor fundații care să se ocupe de bazele sportive. Pentru că altfel le țin, le privatizează, nici nu le închiriază sau dacă le închiriază, țin niște prețuri ca și când ai sta într-o vilă. Eu am trăit experiența asta vrând să închiriez teren de antrenament pentru echipă. Și cer niște prețuri care nu poți să faci față, să plătești 2-3 terenuri pentru copii și juniori. Cu, ca și când... Dar aveți un complex mare acolo. Noi avem un complex cu două stadioane. Unul de joc și unul de antrenament. Dar avem 10 grupe de copii. Da. Și ai unde se antrenează? Se antrenează în diferite locuri, pe câmp și închiriez pe unde pot și... mă lovesc de această problemă. Tot timpul e al unei întreprinderi privatizate care îl ține cum... și nu îl închirează sau îl cere foarte mult ca să nu așa dai cum sau... Așa cum ai tu sesizările astea de făcut și care sunt foarte corecte, așa și în învățământ sunt probleme alături de cele pe care le-ai spus tu cu terenurile și în sănătate sunt probleme și în cultură. Păi să știi că România poate să trăiască foarte bine din sport, cultură, turism. Dar pentru face concurență Spaniei. Mădăline tot pleacă de da, mă, dar se bagă bani în prostii, în loc să, bagă, să se bage bani în lucruri care sunt... Nu mă, și trebuie privatizat turismul, mă, de-aia nu merge. Lasă turismul. Da, mă, că au privatizat turismul și au închis hotelurile, le-a dat o zugrăveală pe afară și n-au terminat să... De că nu au privatizat, păi ți-a voia și ca lumea, nu? Hai, mă, te sigur că te vreau să-i făcut ca hotelul, în 2 ani de zile îl faci ca nou. Da, dom'le, da. Așa trebuia făcut. Dar șpăgile au avut prioritate. Și combinațiile și tot felul de lucruri care de altfel ne țin pe loc.
Dar și ce șansă vezi, mă, până la urmă? Cine avem? Avem cu toții. Nu, că... șansă. Ce șansă vezi, până la urmă? Ca cine? Ca... ca, nu știu, și ca noi, și ca toți oamenii ăștia care... care așteaptă o chestie mai corectă, mai... Ce șansă aveți că e leșinean, poate să șutească? Eu pot să mă șutesc, da. Dar nu e pe joc, pot să plec, eu pot să plecăm în India, ne repatriem. Dar nu asta e problema. Păcarea aerului plecăm. Păcarea aerului, da. Nu plăte nici transportul. Problema nu e asta. Problema, eu cred, și aici problema este mai mult a conștiinței populației. Deci eu cred că populația trebuie să fie responsabilă, indiferent că e supărată, că e necăjită, că e tristă, că e săracă, că nu știu ce, trebuie în sfârșit să-și exprime felul în care... Că de fapt, de aici pleacă totul. Nu e vorba de o mână de oameni, de o mie de oameni care sunt demnitari, să spunem. Sau primar, sau prefect. Că aia sunt puși, alții sunt numiți, alții sunt... Reați ideea că faci o parateză cam mare. Populația trebuie să-și exprime... Populația trebuie să-și exprime votul în funcție de nevoile și de amendamentele pe care le-a adus. Și să pentru sancționeze. Că, în definitiv, cel mai mare parlament este poporul, nu parlamentul de 400-500 de persoane. Asta e. Pentru că aia care sunt în parlament sunt votați de popor. Deci cum se votează, mă, cu bani și cu mălai și cu aia ca în, Adriane, înainte de război? Mai mă cheamă Costel, nu mă... Da, Gigele, cât o să mai dureze chestia asta? Păi așa se votează, mă! Până ne trece viața, Mădăline, cât să mai dureze? Păi dacă ei vor politruci și oameni fără valoare... Să votează pe cămăși, pe bani și pe asta. Poporul! Și pe mititei! Dar pe ăștia cine pune, stai, stai, pe ăștia cine pune, mă, pe listă? Pe toți ăștia, pe toți agramația, colegii tăi. Cine pune pe listă? Stai liniștit că nu-s pe listă. Dar unde sunt? Eu nu sunt. Nu vorbesc de tine, mă, care... Deci eu nu pot să zic pro sau contra. Dar eu nu vorbesc de tine, mă, că tu ești o figură emblematică pentru PDSR și o să aduci la lume cât n-au ei toți la un loc. Dar pe ea, pe Redușia, care pun și botul ca... Autocare aduce. Vin și le bagă microfonul în gură și spun cele mai mari prostii, li se umflă și vena pe frunte. Da, mă, dar sunt unii care nu poate să spună nimic. Și așa, mă, eu ocup acum la periferie să nu vină lumea năvală. Cine care pune, Mădăline, lumea fuge de la vot pentru că își dau... Bă, dar nu e o soluție seama... asta. Să nu votezi, e dovadă de lașitate. Păi eu pot să votez pe cineva, mă, decât pe tine sau pe... Mai zic, nu, mă, pe mine să nu mă votez. Pe tine te votez, dar pe ea reduși și aminta, care își plătesc locurile, ce să ne mai spune. Da. Așa. Păi dacă nu ai pe listă... Nu toți, nu toți. Dom'le, pe ea reduși. Dom'le, se vrea a găsi oameni care să fie doar executanți, care să n-aibă opinie. Tu înțelegi? Asta se vrea. Oameni care deci să facă sluși, să nu scoată un cuvânt, să n-aibă opinie, să nu poată să contrazică șeful. Asta e valabil de la micii producători până la mari politicieni. Deci în momentul în care ți-ai spus părerea, opinia și ai curaj să îți asumi niște lucruri și să le și spui, ăia nu sunt buni, sunt incomoze aia. Dom'le, da, așa era și pe timpul Ceaușescu, nu? Da. Păi tot așa era. Da, tot așa era. N-am ieșit din chestia asta. Dar cum ajung ăștia pe listă? Tot și ăștia care... Păi se pun unul pe altul. Păi și atunci poporul e pus, că vorbim populist, nu poporul. Poporul nu votează oameni, votează listă. Bine, bă, să văd listele și o să îndemn eu poporul să vedem cum o să... Haideți să vedem cum ne înjură lumea după prima parte, ca să zic dacă mai stăți sau plecăm. Ne și băgăm în chestii care, cel puțin pe noi... Doamna Eugenia, multe felicitări pentru emisiune. Un telespectator... Vezi că sunt întreabă... anul trecut de la... Nu, ăsta să stea din seara asta deja, l-am trăsat aici deoparte pe cele data trecută. Unde are mormântul Nicu Ceaușescu? Unde are? În Ghencea. În Ghencea. Lângă părinții săi? Lângă capelă în stânga. Lângă capelă în stânga? Deci nu unde Nicolae și Elena. Sunt militar, în Ghencea militar. Da, un domn Andrei, invitați-ți niște băieți foarte buni. Tatăl lui Maurer însă l-a pus președinte pe Ceaușescu. Păi dar cine știa că ce... Păi da? Nu l-a pus. Stai să facem o discuție aici. A fost o recomandare. Deci l-a susținut. Asta este adevărat. Am mai discutat cine emisiunea trecută despre cum s-a întâmplat. Deci l-a susținut. Și multă lume l-a susținut. Dar dacă și... nu-l susținea, nu ajungea președinte. Nu se știe. Nu se poate ști ce se întâmpla. Și... Dar cert este că la vremea respectivă a avut niște calități. Toată lumea, mă, nu, și a avut niște, și a avut niște calități atunci la început. Avea o dicție perfectă, mă, jenă, mă, când măi, nu era vorba, nu era vorba de dicție. Dar nu știa nimeni unde ajunge. Dar se bâlbâia și dădea din mâini, cum îl pui pe ăla? Eu la început am mers bine, vreo 6 ani, 5-6 ani. După aia, măi, Adriane, era un tip naționalist sau patriot, ca să spun așa. Era problema cu rușii. Era problema cu rușii, era o problemă, erau multe lucruri strâmbe. N-ai voie să lași un șef de stat la nivelul de cultură care l-avea și a pus punct la știu, nu, dar mai e o alternativă.
taică-miu, cred că a crezut că îl poate manipula. Îl poate da, și nu numai el, ci împreună cu taică-su, împreună cu Gogu Rădulescu, împreună cu Voite, cu Trofin. Deci au crezut. Își dorea unul, cum zice domnul Mădălin Voicu, să-l asculte așa. Să asculte un pic, da. Cam așa. Și n-a ieșit. N-a ieșit. Păi nici n-a cum se au ieșit ei. Au ieșit ei, da. Gașca tot așa, toată gașca ascultată de dumneavoastră. Sau nu, nimeni n-a ascultat de mine. Nu? Nu, pentru că sunt inconștienți. Da, te respectăm, Jean. Da, asta e adevărat. Nu știu ce fac, da. Jean era un băiat cu minte. Păi, nu, și telespectatorii observă lucrul ăsta. Îl mai simuim din când în când. Cel mai... Nu mai aleargă pe peluză. Deci nu și-au, n-au recunoscut în dumneavoastră un lider, cum era normal. Nu. Dar de ce? I-a scăpat din mână? Ce vi s-a întâmplat? Nu, a plecat în Germania. O să râdeți, dar Jean controlează foarte multe situații. Părerea mea. No. Vorba lui... Da, de exemplu, dumneavoastră, domnule Maurer, sunteți cel mai vechi în echipă, cum să spun? Au intrat ceilalți... După părul alb, cred că sunt cel mai vechi, da. Sau domnul Serghei, care a fost fondator? Serghei este fondator. Eu sunt cel mai vechi în echipă. Veneau la mine în club, aveam un club... Serghei fondator. Eram din jochei la clubul Z și i-a mai scăpat din una. Jean era un băiat cu minte. Nimeni n-are nicio veleitate de... Domnul Ierculescu, când a intrat în echipă? După ce a făcut 30 de selecții la Naționala, la hai treci și tu. Când l-am văzut, am impresionat că l-am văzut cu cartea în cantonul. Citea, nu? Citea mult. Citea că l-a întrebat la lui. Da, am văzut? Aurel l-a mergat pe ăla, mă, frate. Ce s-a întâmplat? Povestea ține și în echipa asta. Deci era restaurantul ăla pe Scăruși în care ne făcuserem noi un fel de club. Ne adunam cu toții acolo și ăsta era criteriul pe umor. Mai era o groază de sportiv. Cornel Dinu, Aurel Munteanu, spune. Aurică Munteanu, Mircea Lucescu, mulți. Ca să vadă lumea. Pe Cornel Dinu am vrut să vi-l aduc aici, dar a avut o problemă cu copilul și a zis dacă e nevoie să-l sunăm. Da. Un domn Lucian Olteanu este acum la telefon în direct ca să vadă telespectatorii că emisiunea e în direct. Da. Bună seara! Da, vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să vin în contact cu prietenii mei vechi și de demult. Dragul meu, Serghei, îți mai aduce aminte că ne făceam noi ceruri la mine și ne tăia tata lumina ca să nu mai putem da muzica tare? Da. Uite ce râde de bună asta, mă, de se poate, măi, frate, aoleu. Michi, îți mai aduce aminte, măi, când cântai tu la chitară și ne rămâneai pe toate fetele alea? Păi da, mă, că vă închidea lumina și trebuia să vină cineva cu muzică, să facă. Era chitară, da, era. Chestia asta l-am auzit, am auzit așa, bă, din afară. Apropo, Valentin, mai ții minte? Țin, cum să mă țin? Bă, e mai bătrân. Vezi că am bătrân, mai țin. Bă, lasi-mă în studio lângă voi, bă, că-s de-al vostru. Băi, Gino, băi, tată, te-am filmat cu Ticolorii Români, cu Timotei Ursu, măi. Da. Eu te-am făcut 3. Filmul, măi. Episodul 3. La episodul 3 o să veni și dumneavoastră în emisiune. Care era mai cu minte dintre invitații mei? Dintre toți, cel mai cu minte era Jean. O dată se confirmă. Singurul. E o rușine. E o rușine. Singurul care se ducea la școală, dar eu eram totuși cel mai cuminte dintre ei toți, pentru că și eu mă duceam la școală. Așa e. Și nu prea umblam cu ei, eu umblam cu Vale. Eu numai cu Vale umblam. Da. Și cu Vasi Borilă. Poate da. Ceaușescu. Da. Dar cu fetele care era campion? A, cu fetele, aici e tare de tot. Valentin, să uite. Pe ce vrei să și domnul deputat este... Deci cum, băi, băi, ce vrei să insinuezi? Măi, da. Toți erau campioni, măi, cu fetele. Mulțumim pentru... Toți eram campioni, măi, am cunoscut cele mai frumoase fete din București. Noroc că erau. Mulțumim. Sunt. Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. A fost, iată, domnul Lucian Olteanu. Ce alte mesaje. Domn Cristescu, domnul Mădălin venea la restaurantul spaniol și stătea numai beat. Domnul Serghei dădea cu gogoși de cartofi în cap. Mie? Da. Spaniol? La restaurantul spaniol te-ai certat cu mine și pe Gino când ai fost eliberat. Cu și... De ce îi dădeați, domnule, cu gogoși de cartofi? Noi dădeam asta. Și Criter s-a jurat el un an când mai vorbește cu noi, dar n-a rezistat. A v-a certat acolo la restaurantul spaniol. Da, da, nu, da. Eu cu Gino și dacă am dat când el cu Gogoș. Dar nu eram beat, că veni treaz. Pe nu, el era treaz, eu cu Gino eram mai. Hai, băi, confuzie. Da, confuzie. Cred că cel mai obiectiv invitat e cel cu cămașa neagră, zice o doamnă Ramona, adică dumneavoastră. Și sigur, și-a dat seama Ramona. Și eu, da, și eu pot să intru în discuție. Și domnul Maură. Porhart, da. Pe tine. Porhart, da. Nicu Ciută, băiatul cu Luchivu Stoica, de ce nu e cu invitații?
Păi a murit. Vă întreabă asta, domnul Nicu. Păi n-a murit, mă, Duțu. Băiatul lui Chivu Stoica a murit? Păi a murit, da. Octavian Budan. Multe salutări pentru Jean Maurer. Ai văzut, bă? Habar, dacă îl cunoaște, nu dacă îl cunoaște. Ion Ciobanu. Domnul Jean mai știe când i s-a furat oglinda de la mașină și ne-a pus să o căutăm? Și era la el. Nu, avea ăla. Ce oglindă mi s-a furat, domnul, de la mașină? Mi s-a furat tot o mașină. Parcă numai lui, parcă era o chestie unicată. Și pe cine a spus să-i caut? Acum nu mai țin minte, ca să-i dau pe la mărul Serghei. Eu văd că nu țin minte nimic. O doamnă Elena, aveți o emisiune trezne, domnule Diaconescu. O doamnă Marcela Bompa. Toate urările de bine pentru Valentin Adrian, din partea unei colege de bancă. Marcela, auziți, Marcela... Bompa. Da, dar nu se confirmă că a fost la școală. Păi era vorba de banca din parc, mă. Banca din parc, mă. Banca domn Ionel, pentru Jean Maurer, a avut o amantă, Dorina, care dansa la teatru Tănase. Nu e vorba de domnul. Nu, era prea cu minte. Ați avut o amantă, Dorina? Nu putea să aibă, care dansa la teatru târziu. Nu pot, nu, păi nu, nu pot să... O prietenă, o iubită, Dorina la teatru Tănase. Am avut multe iubite, dar nu pot să... Să povestesc, Nu te sparge în anchetă, că nu pot să mă dau... Că dor la mine după aia. Sigur. Sunteți căsătorit acum sigur, și de sigur, asta. Sigur, trebuie să-l înțelegeți pe domnul Maurer. Dincă Maria, nepoata lui Gheorghiu, toate urările de bine pentru domnul Serghei. Da, Gheorghiu de la film? Da, Vali. Domn Grigore Pascalache, toate urările de bine pentru Serghei Mizil. Vedeți, domnul Serghei Mizil iarăși adună voturi multe. De unde are domnul Mădălin, întreabă un domn Ion, porecla Bodrâncă. Bodrâncă. Ce porecla? Bodrâncă. În era cartier, nu, în cartier la tata, în Iancului, unde s-a născut și a copilărit, erau tot felul de porecle și de personaje de-astea, Ciuciuna, Mioara Vatichi, Lălâcă, Bodrângă, Bogheață, știi? Și atunci el probabil că știind, tata știind că, mă rog, poreclele astea erau atribuite unor personaje care aveau anumit comportament sau altă figură, când eram mic eu eram foarte urât, eram mai urât ca Serghei acum. Ce, Serghei e urât acum? Nu! E superb! E groaznic! E groaznic, domnul Mizil. E groaznic. E groaznic cu Bodrângă. Și mi-a rămas asta cu Bodrângă. Domnul Mizil, vi se pare că sunteți groaznic, cum zice domnul Maurer? Nu știu, cum mă văd. Ești modest! Eu văd că o să te știi cum e seara în curte să sperie, dar am crezut că... Puțin îndrăgostit de l-am fost în tinerețe. Da. Așa au urât cum a fost, i-am avut pe amândoi, nu pot să povestesc la asta. Că făcă și-o caută până la urmă. Suntem trecuți de ora. Am fost puțin mai intim cu ei. La lumii de împrejurări, dacă tot și-o caută. Înainte să se dea legea cu... Păi nu, dacă mă promovau. Era în probe. Erați un dizident, încercați să aplicați legile din Occident. Doamna Carmen Popescu, de ce nu a venit și Pavel Rudencu cu voi? E, săracul Pavel. Cine e Pavel Rudencu? Pavel, un personaj inedit, aș zice. Aproape un vecin cu Zaza. Aproape fictiv, zice domnul Valentin. Ce făcea Pavel Rudencu? Nu prea făcea nimic. El, în mod special, era angajat. Era un tip pitoresc. Ce era genial, Pitoresc. Era genial. La ce cărți scrie, ce bolnitiv, da. A fost băiatul Rudencu care a făcut Rudencu, primele... Asta vă zic, că tu ești cu asta, ce făcut ăla? Școli de corecție, da. De școli de corecție. Nu? Și la ce a folosit? La ce? Nu știu, da. Cine a folosit, da. Nu știu. Pentru domnul Serghei, ce face Aurora? Bine, mersi, în Austria. Cine e Aurora? O soră de-a mea mai mare. Mă întreb cine e Austria. Aurora e... Și Austria e colț cu ulițcani. Dar, domnul Dan, chiar nu zice nimeni de rău în tot ce scrie acolo. Nu mai zice, o să vedeți. Sunteți absolut extraordinar. Domnilor, mai veniți. O doamnă Doina Petrovici vă transmite acest SMS. Altcineva vă întreabă, cine e persoana care l-a tăiat pe Nicu? Cine l-a tăiat? Eu l-am întrebat pe Nicu dacă și mai aceea. Și a zis că iar e mai... E probabil că un securist. Da. Așa mi-a spus el, ce te bași tu acum? Dacă eu și Gogu știe. Ia zic, ne băt. Eu îl știu pe... Nu mai amintesc cum îl cheamă. Dar știe nebun. Îl știe. Era ghid pe la mare și... Dar nu ăla la care a luat ceasul, mă. Ăla care a luat ceasul? Ăla i-a luat și ceasul. Da? Ăla? Da. Ghid pe la mare. Păi mi se pare că l-a tăiat... Asta v-a zis Nicu sau... La intrarea în București și ceasul era la televiziune, Gino. Nu, mă, la... Eu știu că i-a luat ceasul. I-a luat și ceasul și la citeare.
Dar nu știți cum îl cheamă? Bun, mai numește. Dacă văd, îl cunosc și... Și eu știu așa. Îi cer ceasul. Și nu ați să știți pe ăla care l-a tăiat? Nu știam că l-a tăiat, că a luat ceasul. Am auzit știți pe ăsta care a luat ceasul? Da. Era cum noi. Mi-a spus că... Cum era cu dumneavoastră în gaci? Aici pe la mare. Pe la mare, pe la aia ne întâlneam de multe ori. Interesant, nu. Mai schimbam valută la el. Poate să lăudă. Ceea ce spun acești oameni trebuie scris într-o carte. Paul Sovărășteanu din Alexandria vă spune asta. Da, dar cine scrie? Da, Sergei, Sergei care a scris un caligrafic. Domnul Mădălin doar citește cu scrisul. Domnul Maurer ar trebui să scrie, nu? Da. Nu că eu scriu. Dar scrie în germană și nu mă înțeleg că știa. În gotic. Sergei, zile pe alea haioase, zice altcineva. N-am voie că e pe politică azi. Dar aia cu Vulpița când ne-o povestiți? Că a trecut de ora 10. A trecut de 10. Rămâ la 12, n-ai voie. De ce nu ne se rușinează, domnul? Pe nu, e... După 12? Da, după 12. Sindicatul Solidaritate a avut o întrevedere și ne-au ignorat. Au pus agenți să ne bruscheze. Asta de la altă. Nu, e tot în demisiune, dar ne roagă oamenii să-i ajutăm. Asta e sec, e precis. Domnule Diaconescu, toți cu anii de studiu a invitațiilor sunt echivalenți cu vârsta dumneavoastră la un loc. Da, nu, eu am 36 de ani, deci cât sunteți? 5? E prea mult, dar cred că ceva prea mult. A greșit. A greșit, da. Și Gino a avut două partituri. Invitații știu ceva de băiatul lui Bodnăraș și întreabă un domn Mircea. Da, știu. Da, e la... știam că era Londra. La... de mult. De mult. De mult. A fugit... înaintea mea. 20 de ani. A fugit înaintea mea. A fugit înaintea ta, că era cu mai 3 ani. Șchiop normal. A avut startul mai greu. Domn Toma, domnul Voicu ține prea mult apărarea PSD-ului. Păi cu cine? Vi s-a părut? Nu cred. Vi s-a părut? Nu, parcă nu. Păi ce vreți? Ține cursul? Nu pot să apăr. PSD e o entitate, deci nu pot să apăr un ceva, așa, un obiect. Dar eu am spus că sunt foarte mulți oameni în PSD care nu merită să fie în acest partid. Și asta nu cred că ține de vreo apărare luată cuiva sau nu. Pe invers, vezi că le ții apărare. Nu, păi tocmai că am înțeles greșit. De ce nu este și Vlad Bujor? Poate nu, Mihai Bujor sau Ghiță Bujor. Că n-are ce căuta cu noi, că este o lichie, au spus pe post. Care dintre ei? Nu, nu e importanță, ăla mare, la fratezul mic e băia bun. De ce e o lichie? Știe singur, nu trebuie să-i mai spun eu. Părerea mea, nu. Și al lui domnul Jean. Nu contrazice nimeni pe domnul Sergei. Unde își petreceau vacanțele copiii de miniștri de atunci? O doamnă Otilia vă întreabă. La munte și la mare, unde se întâmplă? În orice împrejurare. Da. În pat sau pe dulap, dar într-o de slap. Gesul ăla, da. Este o poezie consacrată. Da. Grasă, rumenă, frumoasă. Așezată. Cine recita poeziile? Eu, în mod, pentru că eu fiind artist, el era singurul care m-aplauda. Cine, Sergei? Eu le recitam. Îți spun la ureche după aia. Și domnul Maurer? Că nu mă lasă pâșnul. Că știu și câteva versi. Le înțelegea și dânsul. Da. Invitații să ne spună, au trăit mai bine pe spatele lui Ceaușescu sau trăiesc mai bine după ce a murit? Un domn Albu vă întreabă. Pe spatele lui Ceaușescu. Pe spatele lui Ceaușescu n-a stat că nu mă putea ține. Nu, eu zic că acum e mult mai... fără discuție. Deci, din punctul meu de vedere, este mult mai bine. Dar și spus că eu plecam dacă mai era. Nu, deci fără discuție. Vă pregăteați plecarea, nu? Cum? Dacă mai ținea mult, vă pregăteați plecarea. Eram... De ce l-a fost plecat după revoluție? Eu nu plecam. Am plecat. Tu nu plecai, tu ești singur care nu plecai, dar tu aveai la un moment dat alte Sergei, și întrebarea este destul de prost pusă, dacă telespectatorul, mă rog. Pentru că n-a stat pe spatele lor. Deci noi n-am stat pe spatele nimănui, am fost copii de părinți și nu suntem vinovați că ne-am născut din părinții care ne-am născut. Banii mi-am făcut cum și-a făcut cu Ginul aici și am făcut foarte mult bani. Astăzi trăim pe spatele nostru. Pe aceeași... Deci n-am ce să compar mere cu pere. Nu, dar acum să trăiești mai bine, adică pot să am mașina care vreau, pot să-mi iau casa care o vreau, pot să deci, care... trimit copilul. Dacă pot, dacă nu pot, stau acasă, nu? Exact. O doamnă Ana Sârb vă roagă să mai vorbiți despre Nicu Ceaușescu. O doamnă Florița zice, felicitări pentru emisiunea, Adrian Valentin spune multe lucruri adevărate. Un domn Ilie. Un domn Ilie, să povestească, Jean, cum se plimba Țiriac cu Elena Ceaușescu. Adevărat? Țiriac? Cu Elena nu prea Ceaușescu. Se plimba cu Elena Ceaușescu. Cel puțin, din câte știu eu, poate că se plimbau pe... Pascuns. Pe blat. Poate să plimbea pe blat, da. Un domn Mihai, domnule Sergei, vă rog să-l puneți la punct pe Mădălin. Cu ce? La punct și virgulă. Nu precizează. Un domn Dan Oprea, ce mai știți de Mircea Popescu din Brașov pentru Sergei asta? Ce-a Popescu? Da, Popescu, 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 Popescu,
L-am văzut chiar acum vreo 3-4 luni. A venit pe la mine cu domnul Iulius Botau. Și Mircea s-a finit rău. Da, s-a finit mai rău. Mai rău, da. De ce nu l-ați chemat și pe Viorel Bucur? Era mai mic. A, nu, asta mult. Viorel Bucur asta mult de tot cu noi. Nu cum era mai mic. La un moment dat, ei s-a sfârșit, asta nu mai cu noi. Și asta mai mult cu Nicu decât. Asta de mult, de când era mic. Da, dom'le, și ultima dată era mai mic. Noi erai de aceeași vârstă cu mine. Domnule Voicu, de ce nu candidați la președinție? Dacă tot nu mai candidați la Parlament? Dacă nu candidați la Parlament, președinția mai... Dar poate îmi fac un partid, să-i învăț minte pe ăștia. Îl băgați și pe Sergei, secretarul general al partidului, pe Gino îl pun prim vicepreședinte, pe Jean îl pun... Și-l pune cu minoritățile. Cu minoritățile, da. Și domnul Valentin, ce-i dați? La televiziune, eu dacă fac politică... Ai uitat când erai la partidul ăla? Dacă fac politică, fac numai la PSD. Dacă nu o să mai fiu un PSD, la alt partid nu mi-ajunge. Vorbeam cu Vadim Stepina. Nu, no, să fie de capul tău. Domnilor, sunteți bescați. Mi-a zis și premierul și... ceva, m-au zis că ești cochetesc cu Vadim. Da, să-l prind în stările lui. Da, mă, dar acum Vadim a fost prieten. Ce te-a spus? Sunt prieten cu Vadim, dar nu e nicio problemă. Dar și nu Vadim ți-a tras-o, eu am râs cel mai tare când te-a ars Vadim atunci la... La, la minioții. Ce? Nu, mă, Vadim are un comportament politic. Vadim are un mur ieșit din comun. A, este spiritual, este... S-a ars atunci, ne-am râs o săptămână întreagă. Ce a făcut? Nu știu cine zicea el că a murit un mare dirijor, s-a certat cu mine și cu tine, da. Și cu Aurel Munteanu. Așa. Și vine Vadim, intră în restaurant și el tot întreabă: Vadim, e adevărat că a murit ăla? Da, mă, știi că a fost ultimele cuvinte și ăsta că a fost un care. Nu a ratat niciun concert al Mădălin Voicu. Este o persoană, de fapt sunt două persoane într-un singur om. Unul este haios, talentat, spiritual, spontan, tot ce vrei, și altul este complet lipsit de scrupule când e vorba de politică, de... E ușor și supărat și bolnav probabil, dar nu scuză cu nimic chestia asta. Deci ca politician pentru mine nu are nicio relevanță, ca om în particular și ca prieten extraordinar, genial. La telefon acum un fost profesor de-al dumneavoastră, încă o dovadă că ați fost totuși la școală. Bună seara, astăzi în direct. Bună seara, să trăiți, bună seara și invitațiilor noastre, și îmi face mare plăcere să mă reîntâlnesc cu dânsii. Am fost tehnician la Liceul Caragiale. Pe vremea aceea am avut o problemă foarte mare și mulțumesc lui Serghei că m-a scos din cel mai mare necaz al meu. Domnul Dan Diaconescu mă cunoaște, sunt cel cu... Cum vă numiți? Ion Cristian. Așa. Deci a fost la școală. Da, da. Să vă spun eu imediat o aventură frumoasă. Dacă tot v-ați spus să auzim, mă știe bine și domnul Gino. Domnul Gino îmi spune Jidanu. Ce se întâmplă? Eu nu m-am bucurat de anumite lucruri pe vremea aceea și mergeam, jucam fotbal la Automatica, lucram la Automatica, făceam țăralul la Liceul Caragiale. Și pentru că probabil m-au văzut mai destoinic, m-au angajat la liceul 35, tehnician, și trebuia pe dânsii care erau pe la liceul 35 să invers, să monteze tot felul de tot felul de drăcii ce făceam noi pe la automat, ca o lampă de control pentru macarale, pentru... Și într-o zi vine un domnișor. Și acum o să spună domnul Serghei: domne, că eu nu fac, eu nu drec, că nu pun halatul pe mine, că nu... Domne, i-am dat o palmă și l-am trântit pe pereți. În 10 minute erau 6 Mercedes-uri deasupra acolo, că noi aveam geamurile la ateliere chiar la nivelul trotuarului. Cine credeți că era? Laurențiu Ceaușescu, nepotul lui Ceaușescu. Laurențiu? Da, Laurențiu. Da, Mădălin, îl cunoști bine. Pe Laurențiu? Da. Laurențiu Ceaușescu? Laurențiu Ceaușescu, da. Eu nu știu niciun neam. Laurențiu Ceaușescu, da. Păi și cam de unde 6 Mercedes-uri? Că Mercedes-uri, păi nu, știi ce se întâmplă? Păi nu, pe venise pe la școală acolo, erau toți 1 și 1 la 35. Cum e la Jamone acum. Exact. Și eu ce să mai mă făcusem tot. Domne, a venit șoferul, au venit tot. Domne, bravo, domne. Ba da, vă spun eu. Era... Doamna care are directoare iarăși și mă chemase în cancelare să-mi spune: domne, știți ce ați făcut? Dodu. Păi nu mai știți cine a venit în favoarea dumneavoastră atunci? A intervenit dânsul, nu? Că îl ține o minte bine. M-au chemat la cancelare să-mi spună: domne, știți ce ați făcut?
ați lovit pe nepotul domnului, ce să mai, nu știam, nu cunoșteam. Pe nepotul lui Ceaușescu, deci nu pe domnul Serghei l-ați lovit. Nu, Serghei, n-aveam treabă, nu. Deci n-am pus Zuzica a fost la școală. Și mă bucura că a fost la școală. S-a bucurat și domnul Mizil, că are un martor. Nu, Dan Diacone, stai puțin să răspund, s-a terminat toată istoria. Domne, ce să vă spun, m-am mutat la casa de fete, din toată istoria asta. Păi Serghei nu-l muta acolo. Poftiți? Păi Serghei nu-l muta la clasa de fete. Păi nu-l muta, că, dar vă spun, a fost ceva formidabil, pentru că voia toată, tot liceul. Domne, știți ce s-a întâmplat? Dar vă spun, a fost așa deosebit. Acum, de ce spun toată povestea asta? Ca să se înțeleagă că părinții acestor domni, acești care îi vedem acum, nu erau chiar așa cum ni s-au prezentat nouă pe vremea. Erau niște oameni foarte înțelegători. Eu îi cunosc foarte bine, am fost și eu la Gino, la Nago, cunosc și eu pe Serghei. Drept că Serghei era cam răsfățat și cam făcea cam cele mai multe petrecere. Mofturos! Recunoașteți domnul Serghei? Nu știu dacă... Asta este. Dar ce se întâmplă? Mă bucur că spuneți de educație, mă bucur că spuneți că nu existau droguri, mă bucur că aveam cât de cât, iar mari nenorociri nu se făceau. Ce se întâmplă? Nu mai putem ajunge la educația aceea pentru că nu mai sunt profesorii de capacitate. E, nu mai sunt. Ba de unde știți că nu sunt? Nu sunt, domnul. Nu vorbiți așa, deci spuneți la telefon, jignind, cum se spune, nu, nu mai sunt profesorii pe care i-am avut noi. Păi vă spun eu, dacă aia mica mea se duce acum la liceu și întârzie, sau, bine, du-te acasă, fă ce vrei. Deci nu mai au curajul respectiv. Deci, cu toate că dumneavoastră sunteți niște copii care, vorba, putea să vă permiteți niște lucruri, când intrați în clasă sau întârziați sau ceva, erați plezneați de rușine, întrucât eu știu, am văzut. Eram și eu acolo, puneam note la elevi și știu. Profesorii ce... sunt umiliți și material, domne. Se vede acum, Dacă dumneavoastră vorbiți acum de Caragiale, nu? Păi dacă este elev care pleacă cu Mercedes 500 acasă, ce... N-are ce să mai facă, corect. Nu, dar ce ascendent moral poate să aibă un profesor care n-are cum să are 4 milioane salariu. Cum? Ce să-i spună? Și stă cu cheile așa și umblă cu telefoane. Dar am fotbal la Caragiale și când ieșea profesorul în curte, înghețam toți. Am dreptate. Da. Am dreptate. Așa păi era, da, pentru că era aveam educație de la părinți, deci ei nu, degeaba mă dau eu cu capul de pământ. Nu pot să introduc o educație în copilul meu, pentru că spune, nu, domne, eu merg la școală și când le văd pe pițoarele alea, n-am ce să fac. Trebuie să fac ca ele. Mă înțelegeți? Deși profesorii, pentru că nu mai au... Nu profesorul mai au n-are cum să mai aibă autoritate, autoritate morală în fața unui copil de bani gata, domnule. Nu. Ce să facă dacă e umilit de sistem? Eu vă mulțumesc că v-am auzit și oricum mulțumesc. A fost o generație deosebită și acum se văd rezultatele. A fost o generație normală, domnule. A fost o generație normală, fără excese. Îi urez lui domnul Gino să-l văd președinte de club campionat. Când am calțării, să-l ia locul Michi. Sănătate. Să se bată Gino Urgurescu cu Mădălin Voicu la președinție. Și să câștige Jean. Și să câștige Jean Maurer, în sfârșit să fie conducătorul țării, dacă tatăl său a preferat să-l lase pe Nicolae Ceaușescu. Vă aduceți aminte, domnule Serghei, cum a fost cu inaugurarea unui vas în Constanța? Valentin Sălăjean, ce vas ați inaugurat în Constanța? N-am inaugurat un vas. A distrus un vas. Ce ați făcut? M-au gunit de pe un vas. Pe ce căutați pe el? Nici eu nu știu ce căutam. A ajuns, nu vas. Și ce s-a întâmplat? Nu, m-am dat afară, că aveam ținută necorespunzătoare și... Era ziua Marinei. Era ziua Marinei, da. Nu era în vizită cu regret? Erați cu vânsă? Acolo sau? Eram cu prânzul. Nu, am apărut eu acolo pe vapor și era toată conducerea de asta și am apărut eu cu părul până aici, m-aș dat în spate acolo și nu înțelegeam ce e cu mine. Și m-au dat afară, m-au uitat pe vapor cu... La cu personalul. Cu pânze. La Sălătoși. La Sălătoși. Era Bricu Mircea, ce da. Era? Nu m-am mutat pe un vapor și... Pe alt vapor te-am da, erau generali, erau ăștia, s-au ridicat în picioare, nu m-am ridicat în picioare, nu? Și nu știam ce caut acolo. Și am avut câteva schimburi mai colegiale cu ei și după aia am fost dat afară și de acolo. Doamna Mariana din București, am dus aceeași viață ca și invitații dumneavoastră. Nu existau diferențe între copiii de VIP-uri înainte și copiii normali. Dar întreabă tu, doamna Mariana, domnul Mizil este țigan? Nu, e neam, s-a operat. A făcut un tratament și a trecut. Nu se știe, amară, asta e ideea lui. Nepoții mei sunt blonzi, cu ochi albaștri. Și eu am familie de blonzi, să știi că așa vreau. Depinde acum din ce direcție primim. Și ce rușine ar fi să... Dacă... Da, n-ar fi ce rușine. Tocmai.
Bună dimineața, să vedeți ce spune Bela din Constanța. Am 19 ani, am ales să dau la drept doar de dragul distinsului domn Mădălin Voicu, auziți? Urmăresc toate emisiunile unde domnul Mădălin Voicu este invitat și îmi face foarte mare plăcere. Doresc să intru în politică doar datorită dânsului. Mi-ar fi plăcut ca tatăl meu să fi fost el. Păi și de ce la drept? De nu știu. Cu ce... Vă vede așa mai... Mai drept. Drept. Mai spre... Mai corect. Eu sunt de stânga. Așa că poate cu la dreapta să face chestia. Da, cu dreapta e altă. A mers cu mine în pădure și... Și am luat-o la... Dar îți minte ce am rupt noi în sobele alea. Am luat, eu am luat la stânga și am luat-o la... Ce să bea drumul, prezent? Nu o să pot povesti. Nu pot să-ți povestesc asta, că e prea de tot. Domnul Maureu, știți dumneavoastră? Nu știu, nu. Nu, am fost expulzat la Predeal. Am fost în... deten, nu știu, de asta forțată, cu un domiciliu forțat. Tot ce spui să ne întoarcem motiva ta, spune. Nu de ce să cu perdea așa? Dacă spun, nu pot să... N-avem cum că am făcut toată ceva, și pe ăsta, mă, fraiul ăsta, ții minte că l-am debarcat și am plecat. Ai vorba de altceva. Da, da, a avut niște idei, că este foarte inteligent el. Da, da. Cine, da. Domnul Voicu? Da. Așa. Da. Eu, nu, eu n-am avut niște idei, dar am cum convenit. Cum să vă trimită în domiciliu forță? Cine nu, domne, nu, e nebun, el, domne, și eram atâta pe scriu și eram oameni căsătoriți, am asta, și eu nu vă spun până la mă. Și a venit el, hai soarte mă încăpățână, băi, ești nebun cu soarte, stau în bătrânele astea, bă, am două reviste, a bătut la bă și tata și conta, ca așa ai zis. Eu m-am gândit, zi, mă, cum am ars oameni serioși, cine a spus avea asta? Ce? Era și cu ăsta. El de curiozitate, să ce reviste sunt alea? Și ne-am lăsat nevestele la... Ne-am lăsat nevestele ăsta să vină după noi. Abandonează. Am dat jos, pe Valentin. Am mers, s-a scurs să-ți revistele, după aia nu puteam să... Eu așa antrenat, eu am antrenat. Și ai spus tu de parai. Că am auzit că de bani am dat și eu repede să... Și că am văzut pe scriu și am crezut cu soții mea și am făcut, am... Nu mă, el nu putea zice, nu mă, aveam fiecare câte o revistă, o revistă, o revistă. Dar el nu prea putea să dea paginile, că n-avea de ce să s-a mutat lângă mine, lângă revista mea, că eu dădeam și paginile. Dacă vreau să facă de căcapă, poate ne face, nu? Nu, nu, păi mai cu perdea așa. Păi mai cu perdea, cine știe, știam. Și ați luat banii până la urmă, aia 100 de pare? Păi nu, că era pervers, el era antrenat. A, v-a bătut el, să te cum? El și dădea și paginile și o șar, dar eu mă încurcam între mâini. În coperți? În coperți! Dar până la urmă, revistele nu erau așa atractive, cum vă zisese. Nu mai știu, pe mine, eu am rămas blocat că am dat și pe ăsta prietenul nostru, n-am mai băut ăsta, l-am păcălit și pe ăsta, ne-am lăsat și nevestele să fugim repede. Aveam vreo 25 de ani. Erați căsătoriți deja? De cum? Da, aveam da, și copii. Da, el a venit, m-a nebunit la cap, bă, am două reviste de nebuni și lasă-mă, mă, că nu, vin în coace, m-am dus. Și a spus soție când i-a spus și a spus... Eu m-am autodenunțat imediat, m-am adus la pescăruș. El a și bătut-o pe aia, că aia s-a luat, el avea... Bea cu... V-ați bătut soția? Că nu, mă, nu era soție, mă, era... A mea era soția, ta era logodnică, Coca, da. Cum știu, Coca, da. Ai făcut bătul puțin mai, bea cu paiul. Că râdea de noi și noi aveam o treabă serioasă. Ne facem de căcat, băi. Păi da, el îi se stă. Nu, jur. Tu ai povestit. Păi n-ar mai zis, cum ai început tot tu? Tu ai zis povestirea, eu doar am confirmat. Și aia cu vulpița e mai urâtă decât lui. Asta? Aia cu vulpița, da, nu știu, n-am, nu pot să dau date, că n-am cunoștință. Dacă ați povestit-o pe asta, ziceți-o acum și pe aia. O zic, o zic. Mi-a dat indicație să fim serioși. La prima emisiune, domnul Sergei a zis că... E cam frică la prima emisiune că tot ce va zice va fi folosit împotriva sa. Păi era, iată slogan. Păi da, acum și-o caută și el că împotriva mea, împotriva mea, de rău, să mai voteze lumea când o arde încăpățână la 26 de ani. La nervi. Le au opoziția. La nervi se mai întâmplă. La nervi, o descărcare nervi, domnule. Bă, da. Îl bag în PNL pe dedul. Sigur, atunci să fie vreo boală. Nu, mă, dar și cât am stat singur la turci, ce crezi tu că mi-a fost bine? Cred că te-ai zgândărit. La telefon domnul Marin Petrache Pechea, bună seara. Mm. Bună seara dumneavoastră și tuturor invitațiilor. Hai, lasă frate, la mare. Întreabă-mă dacă am avut câine la barcă. Nu știu dacă ai avut câine, dar știu că aer condiționat ai avut la cort. Ce aer condiționat a avut la cort? Păi tăia cortul și avea aer condiționat. Știi că l-am văzut pe Snagov și eram cu șalupa și aveam câine. De-aia zic, bă, cred că am și la parc am câine. Aș vrea să-l întreb pe domnul Mădălin dacă și-aduce aminte de o discuție care a avut-o cu Nicușor când i-a spus dacă mai repară tata lui Ghete. Da, mi-aduc aminte. Și ce a răspuns? Mi-aduc aminte. A secula șube. Nu, el a zis, eu eram cu lăutarii în partea aia lângă... Cine cât apă vremea aia acolo? Tu.
Ha, mulțumesc. Adică noi, vreau să zic. Așa. Chiar ai să-l sunem vocalul. Da. Și, nu, dar erau aia, când erați voi în pauză, cântau lăutare, Iisus. Și, doar pană. Da, și eu eram cu lăutare și Nicu era în partea cealaltă și a trimis un ospătar să-i spună să trimit lăutare. Și la un moment dat ăla strigă, bă, țigane, că nu-i trimiteam, că eu țineam lângă mine. Și zice, bă, țigane, trimite-mi lăutare. Și a zis, bă, ce-s mare, dacă ai vrei să asculti muzică lăutărească, vine la mine la masă. Asta este nile, mai sus de 20 de misiune. Nu, pe asta m-a întrebat Marin. Este nile și Marin. Dom'le, eu atât am vrut să știu dacă se aduce aminte. Mi-aduc aminte, Marine. Ai o memorie de elefant. În orice caz, dacă seara asta a fost seara voastră, după ora 1 este și seara mea la care vreau să știu că am văzut instrumentele. Sunt instrumentele aici, sunt toate puse la în ordine. Deci te aștept să cânt, să-ți aduci aminte după vremea ce cântai cu mine, dacă îți mai aduci aminte. Mi-aduc aminte, Marine, mi-aduc. Cred acum că ai avut instrumente, dacă... Vom încheia așadar noaptea cu câteva acorduri ale maestrului Marin Petrache Pechea, care va urma după noi de la 1 până la 6 dimineață. Mulțumim, domnul Pechea. Eu aștept și pe Mădălin să fie invitatul meu să cânte cu noi live. Păi deja vă dăm... Marine, că numai live, când nu știi... O să vă dăm legătura în direct, maestre. Când veniți aici, începeți programul, deja noi o să ne luăm la revedere de la trei spectatori și o să cântăm împreună la final. Bun, vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi! Continuăm mesajele, dar foarte multe intervenții telefonice. În această seară, la capătul firului, se află acum domnul Dumitru Rusu, fost coleg cu domnul Ion Voicu la Filarmonică. Bună seara, astăzi în direct! Domnul Serghei anticipează ceva. Alo, bună seara, vă auzim! Cu domnul Voicu. Da, la telefon. Păi nu-l văd, acolo. Acum vi-l arătăm în prim plan. În prim cadru. Prim plan, băgați pe domnul Voicu. Domnul Voicu. Da. Domnul Voicu. Îl certați sau îl lăudați? Da. Cât trebuie să mai trăiască sau dumneavoastră să ajunge de după... Voturi, cred că mai trăiește. După urmele lui maestru Voicu. Știi, stau. Cât trebuie să trăiască cine? Dumneavoastră. Pentru că eu nu pot să-i calc... Încă vreo 200 de, de ani. Trebuie să mai nească de vreo 2-3 ani. Trebuie să-i calc pe nume, pe urmele lui tata. E cam greu. Deci n-am... Îi calcă pe costume. Nici nu mi-am propus. Prea mare artist a fost. Dă-mă, dar m-am aflat. Casă. Lasă-mă de bine. Ca să faceți dumneavoastră o bășcălie din te-ai prins, mi-am dat seama. Țigănie și cu asta, cu... Nu, n-au făcut bășcălie. Oamenii își aduc aminte cu plăcere de anumite vremuri. Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Mai vreți să adăugați și altceva? Maestru Voicu, colegul meu, nu se poate păta așa, în felul care dumneavoastră se vedeți emisiunea mâine. Și ce s-a întâmplat în emisiunea asta, domnul, cum îl cheamă, Rusu? Sunteți Dumitru Rusu, da? O dați... O... Alo, m-auziți? Da. Sunteți domnul Dumitru Rusu? Da, sigur. Și ați fost coleg? Ați fost coleg la Filarmonică cu maestru sigur. Voicu? O dați în țigănie, domnul Mădălin. Dar nu știu ce v-a deranjat, domnul Rusu, că eu sunt de acord cu orice... E părerea domnului, mă, deci... Nu, dar spuneți în care este problema, că eu sunt de acord, eu criticile le accept mai mult decât laudele. Sigur, e nebunisă după era prea mic, înseamnă când domnul Voicu era mare. Așa. El când s-a născut era cât becul de la antenă, după aia a crescut mai așa, a avut o... Nu, la... Domnule, vă rog frumos. S-a dus tot și tot. Eu nu mai am nimic de spus. Vă mulțumim, mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Și ești într-o zi cântat din 24 de ore, că era mă frumos. Da, și am mulțumim, mulțumim, a fost domnul Dumitru Rusu. Ați văzut, v-a criticat. Dar azi eu că pe el o să-l critici toată lumea. El să-l dă că mie aia, că... Omul a spus, vrei să spun ce a spus? Că niciodată nu o să poți să cânti ca taică, tu ce-ai spus și eu din propus. Prima. Păi nici sigur. Noi n-am venit să cântăm, nu. Dar cum să-mi fac eu vise că aș putea să ajung vreodată la nivelul artistic sau de recunoaștere artistică a lui tata? Eu mi-am văzut de treaba mea, îmi văd în continuare cât pot, ar fi absurd. Deci eu nu pot să zic vreodată că o să îmi doresc sau că se va întâmpla să pot să fiu la nivelul ca mare... Nici nu se poate câteva dată că va ajunge la nivelul lui amiralul atât de inteligență și atât de bine cum l-a călăuzit în viață. Astea sunt chestii care pe care am asumat. Fiecare își asumă până unde poate să meargă, deci n-am niciun fel de... Domnul Maurer, dumneavoastră, încercați să călcați formele tatălui dumneavoastră sau?
de încercat încerc, dar... Dar avea pasul mai mare. Dar avea pasul mai mare, taichele, vorba lui Serghei. Pe domnul Serghei să-l mai întrebăm dacă... Părinții noștri, nici Serghei n-are nicio șansă. Dar nici nu vreau. Și nici nu putem, Serghei, pentru că oamenii ăștia, părinții noștri, au fost așa cum au fost. Da, avut o gândire, o altă gândire. O anumită ținută, un anumit ideal. Să-ți propui să ajungi ca cineva este greșit. Și aici sunt oamenii, probabil, cu probleme. Să vrei să ai un exemplu sau un model, aia da. Dar nu să, că nu e o întrecere, nu e un concurs. Dar n-avem cum să avem modele la 50 și ceva de ani cât avem. Mama, avem vorba... Putin, dăm colțul de bătân ce suntem, mai mea modele la vârsta asta. Nu, dar ca să vezi ce înseamnă... Modelul e la 20 ceva de ani. Nu, dar nici nu... Când am venit la facultate, aveam model pe Ciucurencu, Pictor sau pe asta, dar nu acum mai am puțin și am terminat și am modele, nu? Nu, dar ca să vezi ce înseamnă... Amiralul ăsta avea de model ca părinte. La... Bine, nu ești departe. Nu ești departe, dar sigur, el e singurul care ești... De ce vi l-a ales ca model pe tatăl? Pentru că este foarte apropiat de sufletul nostru și... Si, e un tip special. E un tip special, da. Un bătrân tânăr. Un bătrân tânăr. Și l-a apreciez de mult, dacă și-a făcut... Deci ne cheamă la un moment dat la Giurgiu, veniți să vedem ce am făcut. Hai, Amirale, să vedem. Și o noapte am ajuns cu Gino pe la unul. Noaptea, o casă, vagon așa, dar ce ai făcut, bă, habar n-aveți. Stai așa puțin. A bătut de două ori în perete și a apărut unul cu două sifoane în mână. El a făcut casa după sifonărie. Nu vă dați seama ce om pregătit. S-a așezat strategia. Să nu mai au mare drumurile. Să facă scurtă la picioare. Domn Florescu, își amintește domnul Jean când îl întreba tatăl său: băi, Jeane, eu sunt tatăl tău, te mai duci și la școală? Da. Nu vreau să vă duci la școală? M-a întrebat tot timpul, bă, da, mă duceam. Dar cine erau ăștia care știau ce te întrebau, bă, tine? Ei, nu știu, probabil că au fost discuții. Câțiva care... Da, au fost, dar tot timpul mă... Păi și cum ați strigat de pe stradă, bă, mergi la școală sau cum? Nu mă... Sau Florescu ăsta era în casă cu voi? În discuții pe stradă, eu știu, un parc, nu mi-am adus aminte acum. Și vorbeați pe stradă, bă, mergi la școală, mergi la școală. O zi merg, o zi nu merg. Ai că eu tot timpul m-am terorizat cu școala și cu învățatul. Și mie, tata, îmi zicea, avea vorba asta, care de timpul uream cu Michi de rest. Bă, bat examene la ușe, să moară mama de două ore, stau aici, n-au nimic. Asta îi spuneați. Avea vorba, bat examene la ușe. Plec cu Serghe la Sibiu, nu la, trebuia să ajunge la Târgu Mureș, la Petre, la un prieten de-al nostru. Și ne oprim la Sibiu să luăm masa, știi? Și eu care sunt cam fricos așa cu drumurile, cu noaptea, cu mers pe stradă, nu știu ce. Și zic lui Serghei: băi, Țigane, hai mai repede, bă, că ne prinde noaptea. Da, Serghei, ce-l dai, bă, în pizda, bă, să nu ne-a prins pe noi poliția, Interpolul, CIA-ul, ne prinde pe noi noaptea. De să face. Ce grâns a fost. Adevărul că la Sibiu, dacă te luăm într-o zi cu noi, nu pleci de acolo normal. Ce se întâmplă la Sibiu? Păi cum, dar avem prieteni buni acolo. Luchi, Bebe, Ovidiu, Ilie, bă, care Ilie, e șeful lor, numai. Ilie, Usile, toată lumea. Deci avem o protipendada șmecherilor. Da, înțeleg că domnul Paul Niculescu Mizil chiar vă obliga să învățați, dar dumneavoastră nu... De cum îl obliga? Adică nu, am învățat domnul ăsta, că eu glumesc cum am. Terminat și facultatea, am terminat singur, nu, dar avea el, era frații mei toți erau studioși. Erau tocilari toți. Nu știu dacă erau tocilari, toți au făcut facultăți, au... Și bă, tu n-ai făcut facultate. Ba da, dumne, dar erau mai buni. Mai erai artist. Eu mi-am dat mai târziu drumul la școală. El ți-a dat la mână întâi și la creație. Un domn Andrei zice: felicitări pentru emisiune, invitații sunt geniali. Este o emisiune super tare, cum doar se pot vedea. Felicitări domnului Diaconescu pentru emisiune. Oancea Marius din București. Gina Caprău din București: sincer, în seara asta mi-am oprit sufletul de bucurie și îmi doresc ca națiunea română să devină la fel de sănătoasă spiritual ca invitații dumneavoastră. Să ne aleagă. Să vă aleagă. Dar nu suntem pe liste. Da. Deocamdată. Dumneavoastră, domnul Maurer, de ce n-ați intrat în politică? Uite, numai domnul Voicu a intrat. L-am văzut eu la Tele 7. Da. Deci nu mai putut să iasă. Și am putut să iasă. Am intrat pe net. Grunet, ce zic, îl știu pe ăsta de undeva. Deci... Are diferite lucruri. Brunet vopsit. Nu. Dar de ce numai domnul Mădălin Voicu a intrat în politică și numai ceilalți nu? Eu n-am intrat, bă, frate, eu tocmai... Cum n-ați intrat? Păi încă n-am intrat, când o intrat să vezi atunci. Adică ce te-au târât? Nu, da, n-am avut... Nu, n-am avut, n-am avut veritate, nici eu, nici Gino, nici noi am avut alte... Eu cu Gino am avut alte performanțe. Nu putem să le spunem pe post pentru că ne enervăm populația. Păi domnul Iorgulescu a terminat cu fotbalul, nu mai practic, așa că... Păi nu, dar avem jucări acasă, nu la... Nu la club. La Flora Angela din București, felicitări, îmi doream o asemenea emisiune. Domn Gheorghe Mihai din București, ce pot spune invitații despre relația Nicu-Janina Matei și plecările de la Spaniol? Cum plecările de la Spaniol? Ce plecări?
Cum plecați? Ce cu mai multe cărăși? Dar nu e adevărat, domnule, astea sunt niște tâmpeni. Păi a doua era telespectatorul care spune că la spaniol... El a avut o relație probabil care nu era extraordinară sau specială și acum toată lumea o dă pe că a fost o mare idilie. Păi și dacă a avut cu aia, ce care... Dar bineînțeles, dar ce... Ce păi spuneți-ne dacă e curios omul, ce... Păi nu știu dacă a fost, puțin. A fost, ce plecă el, că nu... N-a dansat decât o vară. Dar la spaniolul ăsta... Janina cânta acolo la... Și la spaniol, urmă la mare... A plecat întâi, a cântat la Atlantic. Cânta și la spaniol, cânta și la... După aia. Mă arăși negru și face... Vă lua acasă, nu știu dacă au prieteni. Treaba lor, nu? Dar pe urmă a dispărut, nu? A plecat din țară. Ea a plecat în Italia, când a dat acasă în Italia. Și a găsit un locurnic mai progopsic asta și s-a rezolvat situația. Dar știți că se zvonea că a omorât un Nicu? Aia mă, până a murit nimeni. Păi bun, da. Nu puteți nega că nu... Dar Nicu n-a dat o palmă la o femeie în viața lui. Cred că și-a luat palme de la femeie, dar să dea palme n-am auzit. Și plecările astea de la spaniol, ce-i cu ele? Plecați pe trei cărări? Păi plecările de la restaurantul spaniol. Nu, nu, nu. Era vorba că după program, Janina pleca cu venea și o lua. Nici nu stătea, domnul, nu stătea în restaurant. Un domn Aristide vă întreabă, de ce această echipă nu a ieșit în stradă la Revoluție? De ce n-ați ieșit cine în stradă? Cine am fost în stradă? Păi toți am fost și eu. Deci am ieșit primul cu camera. Eram cu Trița Făniță și ne plimbam. Ne plimbam în Revoluție. Da. Trița era vecin cu noi. Poate să confirme. Dacă aveți telefonul lui, sunați-l. Și am stat până la ora 4:30, 5, cred. Primele... Și după aia când s-a oprit la televiziune, după aia am dus acasă că mi-era foame. Primele imagini și care... Și la mâncare nu rezistă. Și am auzit... Eu eram în Belgia, n-aveam cum să ies în stradă. Primele imagini care le-au văzut la televizor, le-au văzut eram și de la... Deja. Poate ați stăteau pe supat că le era frică. Ați fost primul care ați filmat, nu? Păi între primii, sigur că... El, Alioșa, nu se lierte și cu alții. Alioșa a stat în studioul 4. Eu am fost primul operator în televiziune care am plecat cu camera să filme. Și încă o chestie pe care toți cei care au făcut un fel de istoria a Revoluției, înainte de a pleca Ceaușescu, împreună cu câțiva colegi, un șef de car cu Mihai Mărțu, am scos un car, domn. Un car de reportaj, l-am scos din garaj și am montat camerele în curtea televiziunii. Era o chestie neprogramată și m-am suit pe o mașină acolo cu o cameră și la urmă m-am dus și eu la WC, nu? Și când m-am intrat în birou de operatori, erau toți, se uitau la televizor. Ce faceți, dumne? Ce nu veniți și voi să mă mai schimbați? Ce, dumne? Ce e trecută în program? Era frică, că nu știu dacă se... Păi nu, după ce a plecat Ceaușescu, cu toți cu medalii revoluționari. Și asta altă golănie. Pe cum? Au fost 1100 de morți tu și n-au... sunt 60 ceva de mii de revoluționari. Păi ăsta e nentul ăla. Nu, dar nu contează nentul cui, că da, s-a ce mers mână-n mână. Ce e tovarășul lui? Dar s-a mers mână-n și atunci e nent. Nentul e când ești tovarășul. E imposibil, bă, să... Păi dar l-atac în părul, cum vrei să mă întorc cu două acum. Dacă ești revoluționar, înseamnă că ți-ai asumat o chestie, este un sacrificiu pe care l-ai făcut. Eu sunt de acord să primească anumite favoruri ăia care au avut morți, care au... Ce favori, dumneavoastră? Eu n-am cerut nimic. Stai mă, dar nu tu! Păi, care sunt răniți, care au avut morți în familie, care au rămas ciunci, chiopi, orbi, chiori, cum ori... Televiziunea jumate... Da, cum domnule sunt, care și-au luat terenul, și-au luat case, și-au luat tot felul de chestii? Nu se poate așa ceva, domnule. E o rușine, are, adică au rușinat Revoluția, nu s-au rușinat pe ei sau pe noi. Domnule, de ce un domn acolo la voi la partid care a dat diplome de astea false? Da, mă, și știu, poate lumea asta... Da, mă, și... Mai... Și n-a dat cui trebuie. Păi nu, cui trebuie, nu știu ce a făcut, atunci... dar mă rog, a devalorizat... Dar nu ideea. E unul singur de vină. Deci a devalorizat ideea... E adevărat, de... asta spuneam pentru și că au fost oameni care au crezut în chestia. A făcut de și au fost oameni care au murit. Dar Revoluția nu avea loc, sau ce s-a întâmplat acolo, fără sprijinul maselor. Că Dan Iosif nu s-a dus de nebun acolo. El s-a dus că a crezut în... acolo l-a prins. Numai că a făcut parte dintr-un scenariu înainte pregătit, nu, și asta a fost tot. Nu întâmplător, Dan Iosif chiar a făcut... Da, tu ne-mi mi-l spui pe Dan, nu-l știm foarte deci, bine. Lăsăm chiar palții, că... Nu i-am văzut palții care se dau cu cărămida în piept că au fost acolo. Eu, de exemplu, pe Petre Roman, nu știu unul care nu, a fost cu mine. Dar Petre a venit la televiziune. Păi stai, dumneavoastră. Da, Dan Iosif a fost... Stai, dumneavoastră, puțin a venit la televiziune, dar să fie unul care să zică că unul, un student de al... Da, dumneavoastră, a fost cu mine. Eu n-am nimic cu domnul Petre Roman, doamne ferește. Dar în mod normal, cum știm și noi în televiziune, cine au fost, dar nu mi-e simpatic pentru că e un intelectual, nu? Da, mă, dar de, de Cioban și de toți... Eu nu sunt atât. Toți ne-am săturat. Eu l-am văzut cum de parvenit și de politruc dar și de... Dar hai să o lăsăm pe asta cu Revoluția, că mie mi-a fost o rușine după 3 zile. De ce se întâmplă că de nu mai știam de mai simpatic decât Băsescu, Petre. Cine? Petre. Petre? Da. Niciunul nu e simpatic. După părerea mea, Băsescu e pe înțelesul vulgului, așa, e mai ghidușit, așa, mai giumbuș lucar.
Iar Petre este cam prețios, după părerea mea. Și nu era așa. El, de fapt, când era mic, era un tip mai retras, așa, nu prea avea. Cine, mă? Petre Român. Dacă spui de Băsescu, cunosc lui Băsescu. Nu, Băsescu vorbește la liber, așa, e mai... Dar are și el multe probleme. Eu nu mai vreau, nu critic. Eu spun părerea mea. Deci, cine lasă domnule, în pace. Da, ia să lăsăm. De... Pe Nicu l-au tăiat Motanu și Călare. Niciun Motanu și niciun Călare. Călare era baterist. Auză. Da. Nu mă, Călare, starții domeni și te prezint de-a mie. Niciun fel de legătură. Motanu... E Motanu, mă, care... E Motanu alu... Sigur, alu... care a făcut Păunița. Și Călare este George, un prieten de-a meu, care am băut și am făcut o groază de combinație. Niciun fel de legătură. Niciun legătură. O minciună. Da. Deci nu e nici. Nu, domnule, pe ce am avăcui? Ce? Păi vezi câte zvonuri și de astea, vezi că de aia se întâmplă tot felul de... Dacă era așa, cunoștea și Nicu. Și spunea, uite, îl cheamă așa. A, dar Nicu nu știa până la urmă, nu l-a recunoscut pe cel pe la zi. Dar a zis că i-a reținut figura și avea niște relații că o să... Că era... Îl depistase pe undeva prin drumul... Ăla care l-a tăiat să ducă după Nicu, bă, frate. Păi și de ce a zis domnul Iorgulescu că era de la ghid? Eu era care la ceasul la ceasul din minte, mă. Dar n-am importanță, că nu, deci nu știm. Deci vorbim în neconștiință de cauză. Corect. Felicia din Arad a fost cumplit pe vremea comunismului, dar în prezent este și mai rău. Poate ni se trag de la faptul că n-am avut cultură politică pentru că n-am avut de unde să o dobândim. Corect. Iar PSD-știi au profitat în plin și încă mai profită de asta. În final... Dar ceilalți ce au făcut ăia de, din 96? Toată lumea a profitat. Toată lumea a scăpat. Păi după ce că, deci ăia din convenție, după ce că au profitat, au și dus țara de rupă. Nu, au făcut o chestie groaznică. Lasă cu țara de rupă, au dus-o toți. Nu, dar au dus-o nu. Prea repede în 4 ani, cât au dus-o alții în 9. Au omorât ideea de alternativă. Aici a fost toată povestea. Deci în momentul de față nu se pare că nu mai există ceva. Corect. Deci, au distrus ideea alternativa. Alternativa, da. Și la revedere. Așa este, corect. În final, adaugă doamna Felicia, va trebui să ne trezim cu toții, cu micul și... Moare, s-a plecat domnul Vizier. Moare. Te zâmbă adevărurile. Nu, mă, ușor, ușor. Mai închină-te. M-a ajutat la televizor. Când mai venim să chemați și ambulanța afară, că nu se știe care dintre noi. Mai pleacă pe viu, da? Sunt vreo mască cu oxigen. Ultimele zbateri. Doamne, domnului Vizil. În final va trebui să ne trezim cu toții, cu micul mare, și să înlăturăm ca să nu mai murim pe stradă de foame, pentru că nu ne mai uităm, că ne uităm cu jale în ochii copiilor noștri care tânjesc după bunătățile expuse în vitrină. Așa. Corect, au dreptate. Acum sunt de toate în vitrină. Are și dreptate, nu mai are dreptate. O telespectatoare anonimă, din păcate, spune că îi place emisiunea, dar că ar trebui să păsăm un moment de liniște în memoria lui Ceaușescu, fiindcă astăzi era ziua lui. Cu era ziua astăzi? Chiar la Nicu? Nu. Nu. A cui era Nicu? Nu, nu precizează. Ziua lui septembrie. Zaza e pe 2. Și astăzi era ziua cuiva? Nu. Care îi cunoaște mâine? Nu. 1 septembrie. Vă amintiți de perioada 1965-1968? Care? Nu, pe suntem bătrâni, nu mai ține nimic. Era mai bine atunci, probabil. Perioada cea mai bună a fost anii 60 cu totul și până de cutremur. Până 74. 77. No, 77. Nu, no, nu, no, până în 72 a fost când a până venit. În 74. A venit de la din Penian și din China de acolo. De Vietnam, da, dar n-au făcut o brusc, a mers încet. Dom'le, tot într-o emisiune de-a domnului Dan, apropo de Revoluție, un general care a fost în suită a povestit ce s-a întâmplat acolo și în acea... Pleșiță, domnul general Pleșiță. Pleșiță era la direcția 5. Nu contează, deci el era acolo și în cum să zic, în turneul ăsta a fost și domnul Iliescu și de acolo îi se trage. Păi dacă Iliescu i-a spus în avion sau nu știu când i-a spus că nu, domne, deci nu e de acord cu niște chestii. Nu, a spus foarte clar omul, adică a văzut ce se întâmplă la o demonstrație de aia și... Că e problemă de cultism. Nu, a zis, uite, așa trebuie să fie și uite așa aveți ce înseamnă educație. Și domnul Iliescu ar fi zis, asta e dresaj, nu e... Da. Și din momentul ăla a terminat. Olga Ionescu, nu sunt o nostalgică a epocii Ceaușescu, dar politicienii de atunci erau mai puțin aroganți ca cei de astăzi. Mulțumiri lui Mizil pentru că într-un moment dificil din viața mea, când tatăl a fost scos din partid, m-a ajutat să mă scriu în clasa 8-a. Nu, eu cred că da. Tatăl dumneavoastră, da. Probabil, da. Vedeți, a făcut bine, nu? Domnul Mizil, senior. Da. Pentru domnul Serghei Mizil, salutări și toate cele bune de la domnul Liviu Nițescu, fost coleg. Dovadă că a fost la școală. Da. Nu spune dacă e coleg de școală sau nu. Coleg doar.
OTV. Măi, dragilor, voi nu monitorizați emisiunea? Nu aveți habar că de mai mult de o oră nu mai aveți sonorizare? Iată, nu mai e sunet undeva într-o localitate, dar nu știm exact unde. Poate nu-i sunet deloc. Ne vorbim la liber. Vorbim pe mutește. A fost Nicu Mare Gagicar, cum se spune, vă întreabă doamna Diana din Broșteni, județul Suceava. După părerea mea, îi plăceau femeile, dar n-a fost Mare Gagicar. N-a avut. Păi domnul Maurer zice că a fost. Că a fost Gagicar, fă, dar... A, dar îi plăceau, dar n-a avut. Adică, prin ce înțelegi? Nu era ahtiat. Nu, că nu se ferea. Stai, domnule, că nu era dezechilibrat sexual. Nu, pe n-a spus. Era Gagicar. Sigur că era Gagicar. Cum sunteți voi, da? Cum e chiorul? Stai mai ca să răspundem. Deci era un tânăr de care trăgeau femeile. Da, spus, era un tânăr bine dotat, domnule. Deci trăgeau femeile de el. E cultul ăsta al personajului. Exact, prea drăguț, ce se întâmplă și acum. Era drăguț și sigur că da. Și era un om extraordinar de educat. Și oricum când apărea cum îl preferau pe el. Era discrepanța mare. Nu de alta, dar se purta mai frumos. Se purta mai frumos, da. Dar de ce a zis domnul Maurer că domnul Mizir și domnul Voicu sunt dezechilibrați? Nu, n-a zis că sunt dezechilibrați. Nu, ei așa au zis. Așa apar ei. Dacă începi cu dezechilibru, te pot echilibra într-o povestire de 3 secunde. Te echilibrezi pe loc. Un alt telefon acum, domnul Simion Stanciu este în direct cu noi. Bună seara. Bună seara, toată stima. Salut toți invitații dumneavoastră, cu tot respectul, fiindcă consider că sunt gripă. Tu ești Simioane? Eu sunt Mădălin. Care Simion? Este cel de la Geneva, de la Geneva. Stai două secunde, deci este un naist. Nu chiar de la Geneva, mă aflu în vizită, dar sunt pe litoral. Mă duc, am plecat să mă... E bine la plajă. Păi nu, să nu stai la plajă prea mult, băi, Simioane, te rog eu frumos. Să nu te albești. Păi nu, că domnul Pechia, când a vorbit înainte domnul Marin, da. Domnul Marin... S-a bronzat mai mult ca mine, așa că acum vreau să-l ajung și eu din urmă. Păi de pe plajă de când s-a născut, Marin. Ce vreau să vă aduc o aminte de o... Niște amintiri destul de plăcute, să lăsăm lucrurile serioase și politice la o parte, fiindcă le cunoaște în toată lumea. Emisiunea e splendidă, e frumos, vă distrați frumos. Vreau să-i aduc aminte și ție și lui domnul Valentin. Când te-am furat când te-am furat de acasă sau cum? Nu mă, de la restaurant și l-am dus la Predeal. Da. Așa, când ne-a dus la Sinaia. La Predeal. La Predeal. Ne-a furat noaptea amândoi și domnul e foarte, foarte isteț, domnul Valentin. Da, Adrian. Foarte isteț. Că mai ne-a dus aminte de niște cămăși rupte care s-au rupt după cineva, să nu-ți dau nume, așa, fiindcă era nevoie de anumite... Bine, tu nu știi, nici tu nu știi, vedea iară, că știi. Vezi cu cămășile că până mă nebacă nu mai cam. Tu mai ții minte când ai venit și ai mâncat clăzintele alea cu sare și ai vrut să bei Pepsi și în Pepsi era tot sare? Păi cine l-am? Nu l-am exterit eu? I-am făcut niște clăzintele. Glume inteligente, vedeți? Nu mai stai puțin, fiate. Deci ăsta cânta în bar, și de fiecare te venea și comanda clătite și pleca fără să le plătească, înțelegi tu? Și atunci, cum mă, le plătea, mă? Le plăteai tu. Nu, lasă, nu contează, era amărât pe vreme, nu contează. Și ca să-l dezvățăm, înțelegi, și preparam clătitele din restaurant, îi băgam în ele sare și nu știu ce, și vine ăsta, mănâncă prima clătită, se uită Mădălin la mine, bă, ce dracu, nu ai meștec tot, stai liniște, că e la a doua. Ghinionul lui. Și-o nimerește pe a doua și în momentul ăla i-au curs lacrimile, deci, și tot făcea semn să-i dăm Pepsi. Și când am dat și un Pepsi de la plin cu oțet, și l-a pus la gură, atuns. Zi, Simioane, ce faci la mare? Păi, vreau să mai aduc aminte la Adrian de o altă treabă, că domnul Pechea s-a mai ocupat și de altceva în afară de saxofon pe vremea aceea. Mi-a furat capacile de la Mercedes, dacă vă aduceți vreo aminte. Hai, că astea sunt glume. Deci, asta, domnul Dar, da. Este marele nostru naist, Stanciu Simion. Care îți trăiește de ani de zile. Spune tu că tu ești... Trăiește de ani de zile la Geneva și este, după părerea mea și nu numai după părerea mea, unul dintre cei mai talentați muzicieni români și vreau să spun că mie mi se pare, poate sunt eu subiectiv, că este mai talentat decât Gheorghe Zanfir. Cu discuri extraordinare. Domnul Mădălin, îmi permite să vă spun și bine, din prietenie și mai cred că-l meritați, Adrian la fel, vă respect, vă ador, vă iubesc și știți foarte bine amintirea mea plăcută care am avut anul trecut cu dumneavoastră sau cu tine, la sala radio, cu concertul. Încă o dată țin să-ți mulțumesc
am fost foarte fericit și mulțumit. Încă o dată, prietenia mea pentru toată lumea care e pe platou. Mersi, mersi, să mersi. Mult. Mersi. Numai bine și poate când fiu în București vă dau un telefon. Să fiți sănătos, te-am pupat. Numai bine, vă pup. Mulțumim, mulțumim. Continuăm să parcurgem mesajele. Doamna Anca, domnilor, sunteți formidabili, dar ați uitat că azi era ziua lui Nicu. Iată, dar nu e mă septembrie. Poate o fi Sfântul Nicu și nu știm noi. Un domn Murea, domnul Voicu, dacă are ceva cu revoluționarii, să se adreseze justiției. Dar nu am. Eu am spus părerea mea, eu nu dau în judecată pe nimeni, să mă dea ei dacă vor. Părerea mea este că noțiunea de revoluție sau de ce a fost atunci este denaturată și târâtă în rușine din cauza unora care și-au asumat sau auto-intitulat revoluționar fără să fie. Și e clar, nu spun eu singurul chestia asta. Am fost colegă de facultate cu Ileana Ceaușescu, fiica lui Ion. Nu mai știu nimic despre ea. Poate mă ajută invitație dumneavoastră. Felicitări pentru emisiune, Corina din Timișoara. Da. Fiica lui Ion, Ileana Ceaușescu. Ce știți? Da, mă, să Brinchi, nu știu de ei. Nici Brinchi, știu nu știți? Bine. Domnul Urgurescu, da. Domnul Mauro, nimic? Nu, cu Brinchi, nu ne-am întâlnit cu el. Brinchi e bine, are, face care, nu știu ce face cu da. Nu are cai, are... Da. Face agricultură, agricultură face pământ. Agricultură, ia pământ, arendă și face... Ce mi-a spus el mie? Da. Seara de seară să invitați pe acești domni, mi-a sugerează un alt respectator. Altcineva spune, sunteți demențial și noi am fost la fel, cu toate că nu am fost copii de foști. Glume bune, Gabi din Constanța ne transmite. Mulțumim, domnule Dan, pentru cea mai bună emisiune din ultima vreme. Este cel mai bun om de televiziune, avem nevoie de oameni care să ne ajute să zâmbim, zice doamna Oana, mulțumim. Altcineva vă întreabă, și-a meritat Ceaușescu soarta? Acum, să vă văd. Domnul nu. Serghei, domnul Mauro, nu și-a militat. Eu nu-l omoram. Nu. Dar ce făceam? Pentru că... Acum, dacă trăia, eu spun eu ce făceam, lucram la etajul 8 și îl țineam acolo vreo 2-3 ani de zile să vadă cum e, să nu meargă liftul, să nu ai apă, să nu ai lumină, să nu știu... Bun, și pe urmă ce făceam? Ați văzut după că acum spuneam... Saddam Hussein are șanse să câștige alegerile următoare. Dumne, deci să fim serios, după părerea mea, 45% se compară Saddam Hussein cu Ceaușescu. Nu poți să omori pe cineva. Deci nu poți, domnule, să omori pe cineva ca pe un câine. Hai să o luăm foarte serios. Asta nimeni nu are voie să ia viața cuiva. Înseamnă că ori ești faci. Îl condamn, îl judeci. Da, dom'le, judecată normală și pe ce a făcut nu aiurea, nu? Da, dar ca să-l condamn ca un câine și să-l împuși ca un câine de un complet de judecată, fără absolut nicio... Și fără drept la apărare. Și fără drept la apărare și fără apărare. Aia a fost este o rușine, domnule. O rușine, este o rușine asupra justiției. Dar pe de altă parte, stai să ne gândim puțin. A, că a făcut nenorociri. Nu. Că a făcut fără de lege. Asta este altă treabă. Pe de altă parte, deci eu sunt împotrivă la chestia asta, din capul locului, spun. Dar pe de altă parte, gândește-te la contextul de atunci. Ce context? Nu mă întreba părerea noastră, nu contextul de atunci, domnule. Nu facem analiză. Nu mă întreba părerea noastră, ce care e contextul. Părerea noastră. Și vreau să spun că noi suntem, adică noi avem o tradiție în sensul ăsta. În ultimii 5-6 de ani, românii și-au omorât sau și-au trădat domnitorii fără să ceară nimeni chestia. Cum la marș pe Decebal, care a... Eu zic că în ultimii de la Sfântul Decebal, că le-ai mai bătrâni. Păi da, deci dar la așa, bătrâni pe ala. Deci ori ne-am omorât, ori i-am trădat, ori i-am vândut, ori tot. Deci suntem aveți tradiție. Nu, Michi, stai puțin. De întrebă o treabă. Tot blocul comunist, estic, european, și nu? Și s-au întors și vreun înapoi? Asta domne, să nu se înțeleagă următorul lucru, că eu sunt de acord cu chestia. Da, dar deci, stai două secunde. Și-au murit conducătorul. Nuanțează puțin. A fost dictatura acolo. Toate dictaturile din lume care au avut un tiran, stai puțin, care au avut un tiran în cap. Da. Așa s-au sfârșit. Regretabil. Stai pe că nu suntem America Latina. Păi de ce a fost? Nu suntem Republica Dominicană. Tot asta a fost excesul. Măi, Adrian. Am băgat, ne băgăm tot chestii care nu întreba părerea noastră, mi-am dat părerea Europa de Est. Și ne sugiți că dărâma case cu mână, așa, dar ce a fost aia? Mă, deci a fost și se dărâmau casele. Păi deci a fost tiranie, nu dictatură. Tiranie, sunt de acord. Păi dar în toată Europa se întâmplă într-un fel, la noi se întâmplă altfel. Nu, domnule, stai puțin. Într-un fel să știi că l-a suferit mai puțin. Noi ne facem probleme acum, dar eu dacă ținea să-l tire după 2-3 ani de zile... Nația română. Ce s-a întâmplat și a văzut toată lumea este rușinos pentru nația română. Da, domnule, ne-am făcut de rușine, adică nu știu câte oară. Suntem niște sălbatici... Și dacă era de condamnat și dacă era de condamnat și de pus la zid și de omorât sau de pedeapsă capitală, atunci trebuie să fie făcut în altă manieră. Nu în maniera asta, Jean spune absolut că criminală. Nu, că nu exclude posibilitatea de execuție, dar nu în felul ăsta. Nu în felul ăsta, mă. Deci a fost o rușine. Da, doamne, fără niciun fel de discuție. Ce să mă, am trecut de întrebarea asta. Am trecut și de pe asta. Domnul deputat Mădălin Voicu, sunt revoluționar și pentru declarația pe care ați făcut-o de programarea revoluției, veți fi acționat în judecat.
S-a luat un proces, fraiere. L-a chemat el cu șustă și a luat un proces. A zis că revoluția era pregătită. Hai că te-a luat cu ce mai zici. Ai zis să-i luat cu ce mai dă gândi. Eu repet. Nu nimic, să mă spuneți judecată. Ce mare șmecherie. Și ți-a spus că el cade până la urmă. Deci eu am spus așa. Că după da, părerea nu, mea... Nu, doar, dacă nu este el, da, mă, mă, toți ne-am montat, ne-am făcut. Da, să mă, sunt eu, extraordinar. Dacă nu după plecă, după cum vă zice, mea, mă, să-l vezi. După părerea, mea, după părerea mea, revoluția, nu revoluția, puciu sau cum s-a chema, revoluție sau lovitură de stat sau răzmeriță, da? A fost programată de puteri. Deci Rusia și cu America erau sigur puse de acord cu chestia asta. Cea mai tare, dacă îmi dă judecată și Coca, că a mers cu mine să o arătă încăpățână și a două procese. Are două până acum. Două. Dar și domnul Maurer a zis-o pe aia la început și dânsul... Cu ce? Cu Țiriac. Da, dar ăsta și-a trage ura. Ăsta și-a trage procese. Lui a spus, noi toți vezi că și-a mai procese. La telefon acum domnul Cotlar Reginald, zi și Piții. Bună seara, sunteți în direct. Piții. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Salut, felicitări, mă duceți înapoi copilăria. Ba da, mă, domnul Maurer, unde ești, mă, Jeane, că te-am pierdut? Acum, uite la cucanele, ascuns la Germănești. E lângă mine aici. Mă, eu stau la Ciolpan, mă, frate, peste lac. Domnul Voicu. Spuneți. Acum 35 de ani m-ați promis că Raluca devine soția mea. Unde e sora dumneavoastră? Păi vorbiți cu ea, că eu nu pot să... Te așteaptă și acum! Și de plictiseală. Am făcut și doi copii de plictiseală. Mi-ați dat înapoi o parte din copilăria mea. Efectiv stau în Germania, dar vă văd. Bravo, Piții, mă bucur. Domnul Maurer, poate totuși dea un telefon să ne mai vedem. Mă bucur că te aud. Salutări de la soția mea. Când și o seară plăcută. Te sărut. Vezi, poate datorie, mă, nu mai sărutat. Foarte bună. Are datorii la dumneavoastră? Nu, mai sunteți, nu. Mai sunteți la telefon? A fost nu avem datorii, nu avem, n-am văzut și în Germania. Nu. Sunteți în Germania? Unde? În ce oraș? Păi la Stuttgart. Și salutat. Pe domnul Sergei Mizin, nu-l cunoașteți? Că și dânsul a fost prin Germania. Îl cunosc și pe el. Eu sunt crescut în starea Herăstrău. Prieten cu Zaza. Și am trecut prin pivnița lui Zaza. Cu domnul Ceaușescu n-am avut nicio atingere. Eu n-am stat la Herăstrău, eu am stat mai spre... Ai stat la Pescăruș și te mai dai. La Pescăruș. Eu n-am stat pe străzile alea. La Raci, în Bordei, adică e un cartier cunoscut. Da. Bravo, mulțumim, Piții. Mulțumim pentru intervenția. Mulțumim. Noapte bună. Mergem mai departe cu mesajele. Mădălin să-și reamintească că îl numea pe Nicu împăratul și îi săruta mâna. Și-a mai tras o dată. Și-a mai tras o dată, mă, împărtene. Ai văzut, mă, cu aia care s-a pe groapa aia care e singură? Bă, frate, bă. Și nu departe ajunge? Și nu departe ajunge, da? Dar da. De ce, domnule, că nu e rușine? Ce dacă păi se cheamă? Păi n-am tras de noi să venim aici, da. Și probabil să vezi că păi nu, dar eu n-am tras de voi, mă. Dan a stabilit cu noi, cu toți de comun acord, să venim să facem emisiunea asta. Dar poate lumea să spună sau să nu spună ceea ce îți dorești. Nu ți-a lumea. Dar eu n-am spus nimic, mă. Dar eu nu mi-aduc aminte să-i fi spus lui... Nicu, vreodată, tu poți să confirmi, sau voi? Păi zicea domnul împăratul sau nu? Nu, domnule, împăratul. Inspectorul îi se spune. Inspectorul îi se spune. Că venea datorită... Venea și la pixul ăla. Da, și venea și avea o de-asta, să facă el lui. Avea boală la pixul ăla. Avea la pixul și la șepți, da. Și la fâier. Da. Deci îi ziceați inspectorul și el cum vă zicea dumneavoastră? Cum îi venea? Domnule, dacă mai aveți, dacă mai aveți multe dați judecată, e aici. Mai aștept propuneri. Scuzați, vă rog, spune altcineva. Eu sunt ferm convins că a fost lovitură de stat organizată de KGB și CIA. Vezi că îl dă judecată și pe ăsta acum. Dacă zice, și-a dat numele. Avem telefoane tot. Băi, revoluționare, mai dă-l bunul judecată, că și ăsta văd că are a deviat. Felicitări tuturor invitații. O rog pe domnul Voicu să-mi spună dacă parlamentarii actuali reprezintă cu adevărat spiritul și nevoia poporului român. Nu cred. În proporție de 50%, să spun așa, cu aproximație, nu. Ați început să fiți plictisitori. Vrem Caterinca. Asta era la ora 22:39. Nu putem că suntem serioși. Suntem sobri în seara asta. Ajungem episodul 2. Caterinca, am demonstrat-o mai bine. Sobrietate, da. Felicitări, domnule Diaconescu, cei doi copii de demnitar reprezintă normalitatea societății, iar domnul Mădălin Voicu este oportunistul și profitorul. Bună! Domnul Popa din Suceava e de părerea asta. Și la Suceava e așa. Mi se pare corect. Așa e, nu? Deci, acum sau atunci?
Doamne, da. Auzi, face până atunci, tot timpul. Nu, acum sau atunci, că n-am înțeles. Recapitulăm. Cei doi copii de demnitari reprezintă normalitatea societății, da. Iar domnul Mădălin Voicu este oportunistul și profitorul. De pe urma lor sau de pe urma nu lor? Spune, nu mai adaugă. Societății, mă. A societății, nu mai te zice. Nu mai te dai. Nu, că n-am înțeles, pe bune. Asta am tradus noi. Îți explicăm la pauză. La pauză. Vă rog să-mi faceți un desen. În foaier. În foaier. Adică cineva l-atacă și pe domnul Adrian Valentin. Domnule Diaconescu, păcat de invitații care aveți foarte valoroși și prețioși, pentru că domnul Adrian Valentin încearcă să monopolizeze și să conducă toată discuția. N-are șansă. Tăcut de mi-a venit boala. N-are șansă. Ce mai știe domnul Maurer de prima sa soție, Dana Gavrilovici? E bine. A fost bine, acum da. Două luni. Cum și acum? Ce ai și acum? Pe el e mai prieten cu toate soțiile. Are un tic. Are un tic, da. E căsătorită, este bine. Este dar ne ferit. Vedem ce acum vine și la ne mine, vedem, la suntem, suntem prieteni. Păi avem relații, noi suntem oameni normali. De ce ați mai divorțat dacă toți sunteți? Pe ca să fim prieteni. Păi ca să avem pe ce să ne legăm. Da. Păi înainte nu erau prieteni, acum acum, acum ne am prieteni. Sigur. Dar de ce, domnule, avem relații nu, civilizate? Relații civilizate. Are copii cu ea, nu... soțul ei este prieten bun cu noi? Adică nu e... De ce ați ajuns să vă certați atunci? Să mai întâmplă în ghinioane. De plictiseală. De ce? Adică în România numai cu pum dacă ai divorțat sau pum sau să nu mai cunoști. Nu, domnule, chestie civilizată. Chiar îl dau de exemplu tot timpul pe, pentru relațiile civilizate care le are cu fostele, cu copiii și crește și face. Ca și eu am aceeași problemă, nu? Și eu cresc cu fata mare, nu? În prima căsătorie. Din prima și a doua. Și cu el dați de exemplu. Din prima și a doua. Da, nu, dar n-am lăsat-o și nu l-am niciodată. Nici sericul. Pe aia mare, nici pe aia mică. Nu sunt copiii noștri, ne creștem, ne asumăm responsabilitatea. Am făcut-o cu facultăți, cu... Școală ne-am ținut de munca la copii. Te duci la școală cu ei. De copiii dumneavoastră vă place să fie silitori, să meargă la școală? Păi nu tocmai m-am ținut de și de aia mare mai mult, pentru că de asta mică să ține maică-sa, de aia mare eu m-am ținut și am făcut-o, eu zic că am dus-o pe drumul cel bun. Păi și copiii nu vă reproșează, tată, dar tu când erai vagabond, când erai tânăr ca mea. De ce vagabond? Nu, de ce? Nu eram. Așa s-a înțeles în discuție. Ne. Nu, că aia mare a stat cu noi, cu mine și cu Gino. Aia mare îl divinizează. A crescut cu noi. Aia mare cu ochii pe el mai rău decât nevastă-sa. Smaranda e disperată. Când îl vede, parcă se luminează, poate să fie și... Nu el se luminează, că el n-are cum, dar se luminează ea. Mă luminește cu tău, cu talc. Cu talc, da. Am 42 de ani, am trăit în perioada comunistă. Mi-este dor de acele vremuri, de unele lucruri bune de atunci. Am văzut prima emisiune cu multă plăcere. Vedeți? Nostalgici. Sunt de nici 2 ani învățământ și simt că practic o meserie inutilă. Mă doare când mă uit la tinerii actuali. Nici măcar un simț al umorului sănătos, cum au invitații, nu mai au, zice doamna Oana. Domnule Serghei, sunteți un dulce, domnul Mădălin, tot respectul pentru opiniile dumneavoastră, dar în România există firme private în care acționari minoritari sunt incompetenți. Da, eu da. Cine e competent, aici este piață liberă. Cine are valoare, merită toată atenția. Cine nu și-a procese. Cine nu și-a procese. Ca domnul Voicu. Ce mai știți de Zoe și Valentin? Gașcă, sunteți beton. Ce știți de Zoe și Valentin? De Zoe, nu știu, Valentin vine și acum pe la mine, mă văd cu el, normal... Își trește viața, are un Zoe e puțin fetiță. Bolnavă, dar Valentin mă vădesc și da, și cu Serghe, dar stă lângă noi acolo, pe Dacia. Pe Dacia, lângă mine. Sunteți absolut extraordinar. Și Zoe e acasă, e bolnavă, dar... Sunteți absolut extraordinar. Domnilor, mai veniți, doamna Doina Petrovici, vă roagă asta. Jeane, te salută Michel din Duisburg. Da. Sună-mă și își lasă telefonul. Da. Cine e? E un prieten. Aveți numărul aici, vi-l lasă, o să vi-l dau. Cineva ne transmite un banc și vă roagă pe fecheante dumneavoastră să spuneți de asemenea cât un banc. Ci că la vânătoare era Petre Roman, Adrian Stase și Vadim Tudor. După un timp, Vadim întorcea un proțap. Roman spune, știi, nu prea îmi place de Năstase, zice lui Vadim. Iar Vadim răspunde, nu-ți place, nu mănânci. Cine era cu bancurile la dumneavoastră în grup? Nu prea povesteați, nu aveați bancuri? Pe seama noastră se făceau bancuri, dar noi nu prea. Iar și-o căutat. Iar și-o căutat. Domnul Serghei, dumneavoastră ziceați bancuri? Nu, da! Ziceți-ne un banc de pe timpul ăla. Ziceați bancuri cu Ceaușescu? De păi față cu Nicu? Sau? Nicu ni le spune. Nicu vi le povestea? Nu vreau să ne spuneți bancuri. Dar nu mai țin minte. Ăsta are bancurile lui, nu?
O doamnă Maria din București, sunteți de gașcă, se pare că ați avut de-a face și cu macedoni. Fac parte din această etnie, zice doamna Maria. Mă bucur că v-am cunoscut. Ce părere aveți de macedoni, vă întreabă. Bună, bun. E cum am, avem m-am spus și de-a trecut, am avut de prieteni macedoni. Dar și ăsta Gigi Becali nu venea la pescăruș, nu e... Bă, da. Dar și acum stau... Giovanni, nu? Giovanni și Gigi și Victor. Gigi și Victor. Giovanni s-a înscris la o emisiune din, de tipul ăsta, dar a zis că nu poate, nu e în țară acum. Îl las că vine la episodul 3. Dacă scadă procesele astea, nu iau. Vreau să mai fie libertate. Luați avocat pe domnul Mizil. Care... Da. Îți dai seama că trebuie să mă duc cu el direct. Cineva vă întreabă, credeți că politica lui Ceaușescu a fost dusă din străinătate? Și dacă da, de unde? Nu. Dacă Ceaușescu era condus de cei din străinătate? Nu. Nimeni cum să le influențe. Influență din partea rușilor, dar... De-aia a fost revoluția programată, pentru că el a fost un tip foarte încăpățânat și bun român. Adică chiar dacă a avut problemele lui și carențe, era un bun român. Era patriot. Și de-aia am spus eu și repet, revoluția a fost programată de către marile puteri occidentale. Insistă. Deci sub forma asta pot este. Eu să... Păi nu, dar așa este. Ce așa este, sigur, că nu mă feresc să... Păi asta știe toată lumea. Nu... Păi da, deci nu mă feresc să o spun. Nu trebuie. Nu mai spune unul, că la proces nu trebuie să spui la proces. Nu aici. Pentru proces. Să mă abțin pentru acolo. Aici nu vor sta de putere. Nu le băgă. Domnul Serghei, știi ce spunea când vorbeați dumneavoastră? Că vă căutați în continuare, vreți alte procese. Este superbă emisiunea, bravo, spune altcineva. Sunt sigur că au făcut mult mai multe invitații, urmașii a clanului Vernescu, zice asta. Ați făcut mult mai multe decât povestiți. Normal, nu poți să povestești totul, nu? Da, e trecut de 12 noaptea, ne spuneți pe aia cu vulpița, că... Ziceți-o. Nu știu, zic eu dacă îmi vine. Domnule Serghei, ce face Mitică? Am fost colegi de facultate acum 30 de ani. Bine. Cine e Mitică? Un face de bine. Sunt bestiali în sensul bun, din Cluj, în Apoca, numai bine, zice un telespectator. Mă doare burta de râs, sunt foarte plăcuți, îi salut pe toți, Cristi din Ploiești, 23 de ani. Sunteți minunați, de ce oamenii nu-și mai pot manifesta umorul astăzi ca acești dulci? Astăzi lumea nu mai glumește așa. Din ce cauze? Păi săracii nu era de glumă, de foame, nu? Din întâmplare, mai știi ceva despre Tanța Gheorghiu, fica lui Gheorghiu Dej? Nu mai știu. Tanța stătea lângă televiziune. Da, stătea lângă televiziune, da. Andreea vă întreabă, oare invitații dumneavoastră s-au gândit vreo clipă în tinerețea lor tumultoasă printre beții și balerine la umilința oribilă și zilnică a semenilor lor? Andreea S. vă întreabă asta. La ce anume? La umilința semenilor. La umilința semenilor. Dar între beții, dar cine a pomenit de beții? Noi eram în comoți. Zice telespectatoarea că păi dacă era vorba de beții, nu ne mai făceam niciunul meserie. Nu beam mai la pauză. Recreat. Sigur că ne-am gândit, măi, Serghei, pentru că știam că unii sigur, o duc rău. Că era o discuție unii, și pe dacă unii, nu ne gândeam, nu vreau să plecăm din țară, domnule. Unii o duceau rău și alții o duceau mai bine. Dar ca și acum. Dar ca și acum. Numai că atunci și... nu era așa discrepanță mare. Da. Atât. Și sigur că... Dacă nu îi lăsa să aibă... care nu era normal. Da, erau... Noi vorbim de oameni normali care munceau și care au filme, nu vorbesc de oamenii care au furat, nu, că nu mă bagă în treabă. Dar n-am fost justițiar, n-am fost angajați politic. Noi ne-am văzut de viața noastră și aia care a fost. Bună rea. N-am... În seara asta m-am distrat pe cinste, este stare, misiunea este super educativă, felicitări. Unde ați făcut armata și cum a fost, domnule Serghei? La batalionul disciplinar. Și a fost foarte bine, la Beiuș. Aveți dreptate cu tineretul de astăzi, domnule Voicu. Mă distrează invitații, zice Monica din Botoșani. Numele meu este Marinescu, sunt un fost coleg de clasă al domnului Serghei, vreau să certific tot ce spun invitații. Felicitări, domnule Diaconescu, ce Gina din Timișoara, aveți niște invitații extraordinari, ar trebui să avem mulți oameni așa naturali. Iată, se admiră naturalețea la dumneavoastră. Un domn Emil, mă scol în picioare. Un domn Emil, vicepreședinte Tineretului Național Liberal, felicitări pentru emisiunile transparente și sincere. Serghei a uitat că mai are o poreclă, Gânsacu. Avea și poreclă asta, Gânsacu? Tot mai poreclă. Și castorul și... Foarte puțină lumea mea pe nume. Întrebați-i de reposatul prieten Costel Stănescu Popică. Cine e Costel, Costel Stănescu Popică? N-am auzit. Sau nu mai ține minte. Nicu ar fi fost un bun președinte, zice un alt telespectator. De unde știne? De unde știne? Nu, zice telespectatorul că a fost, în opinia sa, că ar fi fost Nicu un bun președinte. Altcineva vă întreabă, a avut Nicu relații intime cu Nadia Comăneci? Da. Da? Zice domnul Serghei. Felicitări pentru emisiune. De ce lipsește din această gașcă prietenul vostru, belgianul CC? Era sau nu prietenul Nicu? Aștept răspuns. Domn Gigel. Belgianul? Belgianul. Belgian. Nu era niciun belgian. N-am auzit.
Un alt telefon, domnul Horia Matei este la capătul firului. Bună seara, să fim direct. Bună seara. Da. Vă salut pe toată lumea, cu respect pentru domnul Adrian, domnul Serghei, domnul Gino, partea dreaptă, domnul Jean, domnul Voicu. Ordonați, semelot un păcat. Ia și tu. Mă prezint martor. Martor. În lângă dumneavoastră. În favoarea domnului Voicu, da? Nu categoric, potrivi. Da. Tot timpul. Așa am fost tot timpul. Vă salut și vă sărut pe toți și mă bucur pentru emisiunea făcută și complimente domnului președinte pentru Mamaia. Da, extraordinar, da. A fost. Jean, te pup. Domnul Voicu a fost la Mamaia. Sigur, da, sigur. Sigur, sigur. Jean, te pup. De-abia aștept să te văd. Nu? Din Germania, iar ai uitat. Ba nu, ba nu, știu. Cel fugit de pe vremea regretatului. Știu, cu respect și... Aștept și partea a doua cu nerăbdare. Partea a treia, că asta a fost a doua. Un sex machine cu domnul Pechea. La partea a treia o să fie mai puțin, că domnul Mădălin o să fie arestat. Sigur, trebuie să-l auzim pe Mădălin neapărat. Da, da, Horia. Vă sărut pe toți. Mulțumim, a fost Horia Matei. Știu invitații domnului Diaconescu despre cazul Valentin Ceaușescu și actorul Doru Popescu? A avut un accident. Da, eu știu. Ce accident? De mașină. Și? Ce s-a întâmplat? Și a avut o belea la ochi Doru și l-a trimis maică-sa afară să-i facă ochiul. O doamnă Carmen vă întreabă ce știți de Radu Ioanid, a murit? A murit, murit, a murit. Prietenul nostru bun de tot, a murit. Pentru domnul care a spus de etajul 8. Cine a spus de etajul 8? A spus un domn de etajul 8. Acum merg lifturile, întreabă, mâncarea e mai bună, duce mai bine? Miki. Să-l ține la etajul 8. Nu l-aș fi omorât pe Ceaușescu, l-aș fi ținut undeva la etajul 8 să n-aibă lumină, să nu meargă liftul, să vadă cum o duc oamenii. Vă dau eu numărul după o emisiune ca să-l dați judecată. Numărul domnului Voicu. A, și de asta vă întreabă, e mâncarea acum mai bună, o duceți mai bine? Eu nu știu cum e acum. Acum, probabil că e o diferență totuși, că nu putem crede că sunt aceleași condiții într-un fel. Probabil că e o diferență, în bine, zic eu. Sigur că este o diferență. Un domn Bogdan Georgescu. De ce se vaită Nadia Comăneci că i-au fost murse unghiile și a torturat-o Nicu? Asta nu e, ea se vaită, ea din contră. Ea a infirmat. Nu, stai puțin. Deci imediat după Revoluție am filmat cu niște spanioli locuri și săli și nu știu ce și a fost un interviu cu mama lui Nadia. Și au venit ăștia cu niște povești pe care mama Nadiei nu le-a infirmat cum trebuia. Eu le-am spus, terminați mă prostiile astea. Nadia era o puștoaică, l-a plăcut, l-a iubit pe păpănicu, dar n-a fost imbecilitatea care a spus. Domnul a circulat 1000 de prostii despre Nicu, că a pierdut nu știu ce herghelie la casino, pe la nu știu unde. Astea sunt aberații care nici orice om întreg la cap își dă seama precis că nu puteau să aibă loc. S-a dus la casino să pierdă herghelie. Nici nu merită să... Nici nu merită. Domnule Jean, oamenii întrebări, trebuie să le spui într-un Da, fel. Erau zvonuri care circulau atunci. Domnule Jean, acum 30 de ani la UCM Reșița s-a făcut cadou tatălui dumneavoastră un cuțit de vânătoare, care și astăzi îi poartă numele Maurer, Sava din... Ce? Reșița. Da, se poate. A, și nu l-a predat. Este este fix un bunică sau. Ce trebuie. Încă n-ați văzut nimic. Fotolii și canapele la cele mai mici prețuri. Geta Decor. Un pic mai bine pentru dumneavoastră. Revenim la emisiunea Dan Diaconescu Direct, la mesajele dumneavoastră. Sunt Geta din București. Rugați-l pe Mădălin să povestească despre călătoria părinților săi când au ajuns la vamă. Am spus-o de 1000 de ori. Asta e cu vama? Da. Să ne povestească domnul Serghei cum este cu cercul extraterestrilor pe câmp. Cercul extraterestrilor. Nu, el trebuie să povestească cum a văzut el animale marine la o vilă, la mare. Ia spune-mă, Serghei. Da, să zică și pe aia cu cercul extraterestrilor. Nu, așa, pe mă închide emisiunea. Da. Ce, la cercul extraterestrilor sau la... Nu, lasă la extraterestrilor. La extraterestrilor. Păi ziceți-o cu perdea așa. E mai
acum, că dacă o să mă văd, dar mai are umor. Spune-o cum vrei. Păi lăsa ce aia cu care, cu pești? Ziua și cu pești, ziua și cu cercurile. Nu, domnule, făceam baie, pe, eu mai într-o noapte în apă de atunci, pe la vreo 5 dimineața, făceam baie în mare. Așa. La, în fața vilelor, care erau atunci ale... Nume cum zic ăștia, dar burghezii roșii. Cum... Burghezii roșii. Și eu stăteam, eram puțin mai obosit, mă găsim niște crochiuri în dimineața respectivă. Păi, stăteam și erau niște bâlbuci, așa, stăteam până aici și tot dădeam apa la o parte să văd ce se întâmplă. Și apare în fața mea o arătare, înțelegi? Și pe mine m-a speriat așa, am zis că e un pește asta, dar cum adevărat ce caute aici? M-a gândit eu, mai da, mă, da, ce pește vorbește. Și am rămas fără vorbe. M-a tras ăla la mală, era un ofițer de securitate care... În costumat patrulat pe sub apă. Scafandru. Și pe jumătate ori m-a spus să articulez, că nu m-a dat seama. Bă, pește, dar cum morții mă, zic, mă întreabă ce fac, că era... Și cu cercul extraterestre? Eram eu cu Jean și cu... Încă cineva și aveam un angajat pe care l-am ținut eu de mult, dar băi, zică lumea că exploatăm omul de către om. Sădeam așa și mă plictiseam și zic, băi, ciopsule, dacă ar veni acum niște extraterestri și ne-ar pune să o slujem, și nu o slujem de și a zis, eu zic, e normal. E normal, da. Nu, sigur, eu. Fii cel mai mic în grad. Da. Că nu știu permite să ne propună pe noi. Sigur, n-am avut curat să ne propună pe noi și... Felicitări pentru emisiune. Aș dori să-i transmit domnului Mădălin Voicu că este un bărbat super. Îl admir foarte mult. Are un număr de telefon disponibil. N-am. Iată prima cerere. Noi corespundem până pe urmei călători. Da, și mai transmite cu cercul de fum. Da, la trei cercuri pe de fum. Ca daci și romani. Ce ca indienii. Zic că nu știu ce înainte transmit mesaje. Transmit mesaje cu cercul de fum și cu foc. Așa, așa transmite și dumneavoastră. Dar dați-i fetei telefonul dacă doriți, sau lăsați în regie. Las, nu, dar ea n-are telefon? Da, da, lasă aici. Îmi lași mie telefonul. Da, îl las, îl dau acum. Dacă e adevărat. Să se verificați, nu? Trebuie totul verificat. Rog să ne spună invitații ce fac acum copilul Ceaușescu. A spus, pentru că nu se mai știe, Pavel din Focșan, vă rog asta. Maurer nu este sigur țigan. S-a prins! S-a prins nimeni din emisiune! Gino e mai mult! S-a prins asta! Nu sunt... Nu sunt fică de foși demnitari, dar mă distram la fel ca ei. Au multă dreptate în tot ceea ce spun. Vezi? Metisul excelează, se simte cultura sa, zice doamna Ina. Cine e metisul? Păi nu precizează. Tu ești, păi metis sunt și eu și Sânghe. Păi acum, care vă revendicați? Că și zice Jean. Că aveți și Jean cultură multă. Zice metis, că metis, da. Metis, da. Poate vrea să meargă cu extraterestri. Ce vă spune numele de Constantin Putinică? Vă întreabă un domn Tavi. Nimic. Mie, ce puțin. Nu știu, nu. Domnule Diaconescu, felicitări. Asta a dat lecție de istorie, iată. Să ne spună domnul Maurer ce a spus tatăl său înainte de moarte, ce ar fi dorit pentru România. Profesorul Drăguț din Deva vă roagă asta. Ce vă zice? Stai că tu? Da, înainte de a muri, da. Ce zice? Să fugi în Germania! Fugi în Germania, băiete! Nu, glumesc. Nu. Și ia și galeurile. Da. Și pe asta la Vasilec, dar nu mai apuci cu da. Ce v-a zis? Ce mi-a zis? Că o să fie bine. Și eu l-am crezut. Să fie bine? Păi da, că o să fie bine, că o să fie în România, o să fie din ce în ce mai bine. Oricum o să fie, nu poate să fie mai rău. Și sunt convins că o să fie așa. Dar mai apucăm noi. Nu cred că mai apucăm noi. Da. Lasă să sunt. Da. Lasă să este. Da. Rar mă surprinde plăcut o emisiune TV. Invitații noastre sunt persoane deosebite, dacă în fața noastră pot vorbi așa deschis. Mă bucură să-i cunosc ca oameni. Este ca și cum aș sta la masă cu dânsii. Stelian din Pitești. Vedeți ce ați transmis oamenilor. La educația pe care pretind că o au, hai că vă atacă cineva. Da, vă asigur că le lipsește bunul simț și asta pentru că, fără pic de jenă, apar în văzul tuturor și culmea sunt mândri de asta. Am 50 de ani și am plecat în 90 din țară și ca mine cam jumătate din populația țării. De ce? Din cauza lor, a comuniștilor. Miliardarii de după 90 au fost milionarii lui Ceaușescu. De ce trăiesc România acum și acum prost? Pentru că ne-a îndobitocit regimul lor și ne-a format o mentalitate de care poporul român, ca și alte popoare de tip comunist, nu va schimba prea ușor, ca și în politica actuală și la ei totul este bla bla bla.
Aveam alte pretenții de la dumneavoastră, domnule Diaconescu. Eu îmi dorim din Austria. Hai că ți-ai și eu procesul. Înțeleg, domnule. Înțeleg, domnule. Vă felicit pentru emisiune, este foarte distractivă. Vreau să vă spun că am avut o copilărie fericită, împreună cu dumneavoastră. Ați avut o copilărie fericită, nu? Una eu zic că da. Gino, mai nasol că ținea ta sub pește ca să fie deștept. Pe fosfor. Pe fosfor, da. Ca să fumineze. Ca să fumineze. Pe ulam nata. Asta e glumă sau? Păi nu, zic, așa nu-ți mi-a mirat, Luca. Grasaj de pește. S-a dus la doctor și a zis, dom'le, am probleme cu erecția. Tu trebuie să mănânci pește, trebuie să mănânci pește și trebuie să mănânci pește. Stai, dom'le, că eu, de fapt, trebuie să mi se coară, nu să luminez. Că l-a zis că peștele are fosfor, înțelegi? Da. Domnul nu mai zis mie că dați de pește ca să te fac om. Cine? A tatăl domnului da. Gino? Da. Da, mă, ulei pe de ca dovadă că eram oameni normali, ne-a chemat amiralul la un sacrificiu de porc să ne facă pachetul... Amiralul Teichesu trebuie să... Da, să ne facă pachetul lui Gino care era la București și ne-a chemat și pe cine a găsit din tot grupul să-l ajute la sacrificarea animalului pe mine, care eu omoram porcii cum îi prindeam, habar nu am. Și vine acolo, ții minte, eram eu cu tine cu Bartolomeu și a îmbrăcat la costum la cravată și eu zic lui Bartolomeu pe brat, zic, băi, eu zic cazul la Japonia că l-a prins de cravată și a sugrumat că te-a porcul hâț și a ascuns cravata în... Da, și a ascuns cravata în cămașă, el șmeche. Și băia pe mine, zice că, uite, îți dau cuțitul așa când întind mâna, că el s-a băgat în cortez pe porc, când așa îmi dai cuțitul direct în inimă, l-am făcut zop. S-a băgat amiralul, pe mine m-a pus să-l țin de picioare, he? Îl ții mâncat de aia și cu asta. Dăm cuțitul, am dat cuțitul invers, a dat el două mânere, am dat drumul la porc, am bătut porcul, am trebuit așa pronul cu el. Ți-mi te-ai ieșit din spraul cu porcul, mă, îl țin. Eu la mișto nu țineam nimic. L-am bătut porcul, de nu mai era om, am luat și-o pronul cu el, ți-mi te-ai luat și-o pronul cu el. Ia tăia capul, am bătut porcul. După am făcut o gaură, am luat așa, că masa asta și băi, ți-am plăcut, direct l-am luat, gata, mă. Nu ți-a plăcut cum i-am făcut? Da, nene, l-a bătut porcul vreo sfert de oameni. Toată stima pentru emisiunile pe care le difuzați în fiecare stare în legătură cu invitații noastre sunt niște oameni de nota 10, mai ales domnul Mădălin Voicu, care cred că este cel mai simpatic și mai popular parlamentar. Da, asta dar în procese acum n-am timp. Asta cred că este proces. Asta cred că e din partea familiei. Păi după, sunt de partea. Domnul Paul Pavel zice, restul mă refer la ce spunea domnul, nu știu ce, sunt răutăți de la oameni care n-au reușit și nu vor reuși niciodată în viață. Domnul Pavel, cine? Domnul Pavel din Cluj semnează asta, mesajul ăsta. Am crezut că pe la proces umanul. Ăsta te-a ajutat, vă. Ăsta mai știe acum de frică. Că tot se dau plecat. Am crezut că Pavel îl cheamă pe omul ăla care a zis... Vezi că a început să curgi numele, mă. Am râs cu lacrimă, ceartă vecinii, zice doamna Roxana. Felicitări. Iată, au probleme cu vecinii, unii dintre telespectatori. Din nou mă roagă alți oameni să povestească Serghie episodul cu vulpița, dar totuși nu vrea să-l povestească. Dar care, bă, că nu știu. Păi eu știu vă care e. Cum a bătut, bă, cos cu parul, mă? Cine v-a bătut? Săteni. Oamenii s-au răsculat împotriva dumneavoastră. Da, au mers cu un camion pe lângă mine, m-au bătut cu ștuleți în cap. Mergeam pe șosea când mai aveam mașină și eu cu ștulete aveam cap. M-a dus cu zabe, am mâncat toată găinile lor, toate porcii. Ce ați făcut? Ați furat găinile cuiva? Nu, ne-am invitat unii și am speriat. În mediul rural. A, tu zici de nunta lui Zabet? Nu m-am mers noi cu el. Păi și vulpița care era vulpița? Vulpița era șmecherea satului. Și m-am dus eu la geam vulpiță, sunt bea bună, maia. Și tasul mă bătea cu avea o prăjină de vreo 4 metri și dea în cap după colcio, credeam nu știam cine dă. De ca aia cu, da, cu dedici. Ce bune, care? Am avut și o situație de genul ăsta. Cred că de acolo la modelul Serghii. Și hai, ce s-a întâmplat? Păi nu ne povestiți? Păi l-aveam din când în când, că aveam o perie de aia de băianjă. Aveam o perie de aia lungă, de 4-5 metri. Ce atât de inteligent era ca să vadă poporul pe cine alege, că bunică s-o citea ziarul și el venea și îi stingea lumina, stătea la câte oră cu ziarul, până că era ambrion, nu se putea să-l găsă la prindă. Așa-i făcea, domnul? Avea glume foarte inteligente cu bunici. Patru și de procesa. Păi da, dar tu l-ai tăi. Eu l-ai tăi, nu l-ai mei. Păi nu, dar sunt tu inteligent, foarte inteligent. Că a gonit bunica mea din casă și eu de oftică că a gonit din casa de rămat aia cu flot din capul sferii. Sunt Adela din Cluj. Toți sunt băieți de băieți. Vă iubesc. Jean e un bărbat bine. Adela din Cluj. Jean, pe tine cade. Iată. Pe mine cade. Și domnul Jean întrunește multe sufragi. Uitându-mă la voi, îmi dau seama că trebuia să emigrez. Spune altcineva. Corect. Cel mai bine a gândit până acum. Corect, da. Singurul dintre invitații dumneavoastră care face cinste numelui tatălui său este domnul Jean Maurer. Ce părere? Jean, felicitări numele.
Da, nu știu. Masa și dansul. Eu consider că toți cei de aici facem cinste părinților noștri. Asta ce gost de tu. Asta ce consider eu. Sunt nepoata lui Ilie Popa, prieten cu Ion Gheorghe Maurer, cu care juca tenis de câmp, Letiția Comșa. Iată, un prieten de-al tatălui dumneavoastră, fiica unui prieten. Felicitări pentru emisiune, vorbesc în nume personal, este cea mai reușită emisiune prin naturalețea ei. Domnilor, mi-ați redat clipele fericitări în tinerețe, noaptea aceasta ați dat o lecție de viață tineretului de astăzi, Dana C. Felicitări pentru emisiune, tot respect pentru invitați, cum pot obține o casetă cu această emisiune, o să se mai dea și în reluare mâine dimineață. Bună dimineața, sunt Geta Dumitru din Zorile Grădinari. Dacă fiul lui Mizil se numește George, felicitări pentru emisiune. Și eu dacă eram fiică de șef de stat, același comportament aveam. Multe emisiuni la fel, vă pup. Păi eu n-am fost șef de stat. Mă bucur că invitații dumneavoastră au avut o copilărie fără griji. Mă puteți ajuta cu o repartiție pentru casă? Stau în casă naționalizată și mă evacuează. Tu, mă, nepoate, cu ce soare, cu ce casă ajut? Ca știi lumea câte sunt de astea cu case. Probleme cu case, cu locuința, cu spațiile, cu tot ce vrei. Serghei, mă trec în rândul finilor tăi. Ești de acord? Te rog să-mi confirmi. Cineva din Bacău. Vreau să fiu, să-l nășesc? Fin sau fani? Fani, fine, aici fiind SMS-ul, nu se înțelege foarte bine. Fan, probabil. Felicitări pentru idee și realizare. Vă rog din suflet să dați mesajul meu anterior, Alexandra Codescu. Serghei și Jean sunt drăguși și naturali. În timp ce... În timp ce domnul Mădălin a luat ceva din infatuarea parlamentarilor de astăzi. Domnule, și lua și nu mai am dat seama. Asta te face, mediul te strică. Sunteți natural, vă admir foarte mult. Ceea ce regret este că tineretul în ziua de azi nu știe să se distreze. Dan, ești cu ei, spune altcineva. Timofte din Suceava, vă felicit pentru emisiune. Spuneți-ne invitațiilor să ajute oameni necăjiți. Emisiunea ar trebui continuată și cu alți invitați, de exemplu, pentru copiii noilor ciocoi de astăzi, care vin cu bodyguards la școală, domnul Gix din Pitești. Dacă vin cu bodyguards la școală, probabil că vin să-i ferească de alte nenorociri. Domnilor, sunteți mortali, stați până dimineața, felicitări pentru emisiunea Georgeta din Predeal, unde ați făcut atâtea nebunii. Vă rog să-i întrebați pe invitați care dintre ei sunt țigani. Eu. Și cu mine. Și cu el. Ce vă zice Enache Ilie din Hamburg, alias Șarpe sau Surdu? Ilie Surdu, da. Eu ce vă spune? Da. Deci eu îl cunosc, am stat cu mine, am avut un restaurant acolo și a fost prieten cu mine. Bună seara, mă numesc Ionescu, sunt de etnie romă, aș dori o audiență la cabinetul domnului Voicu, unde și când? La Camera Deputaților, cât mai sunt acolo. Când după aia intru în proces. E adevărat că prietenul lor, Sașa Marinescu, era foarte bogat și avea o leoaică acasă? Așa bogat, nu era, dar leoaică nevastă. Da, toată lumea se ia de Sașa, că și ăla care s-a luat data trecută în emisiune de Sașa, am înțeles de la Sașa că tasul era general de securitate, avea probleme cu securitatea, stătea acolo, deci ăla era tot un... care nu înțeleg ce a avut el. Da. Și așa niciodată n-a fost bogat, domnule. Așa a fost un băiat simpatic, un băiat... Și a avut leoaică. A salvat o leoaică de la moarte, de la grâna dologică. Gino avea pește, avea astea. Da, mare. Fiecare cu animalul lui. Ce mare tot omoară ăștia cu Sașa. N-a făcut domnul Sașa nimic. N-a fost niciun ton. Omul a întrebat dacă... Păi nu mă cred că data trecută s-au luat de Sașa, că dacă a fost... Păi poate nu a fi văzut emisiunea de data trecută. Și ieri mi-am luat un papagal. Uite, și-a luat papagal, că simt în casă. Sunt doi în casă. Sunteți bestial, sunt soție de țigan, tot ce spuneți este adevărat, zice Roxana din Brăila. Domnule Diaconescu, felicitări pentru emisiune. Domnul Serghei este un bărbat de nota 20, Camelia de 25 de ani. Țigare nu-mi convine, domnule. Alta doamnă nebunită de domnul Jean. De domnul Serghei, meritați. Domnul Serghei e un bărbat de nota 20, Camelia de 25 de ani. Și Gino, care tot timpul îmi lua fetele, că era mai frumos și mai înalt și mai pregătit, bă, nimic. Deci domnul Gino era la fete campion, nu? Păi era frumos, era mare, era frumos, că tot timpul, dar el le lua și după aia terminam eu cu... Vedeți că sunt de gras acum? Dar nici mă, arăți bine, mă. Arată perfect. Mai vorbim după ce terminăm emisiunea. Arată perfect cu degetul, dar cu degetul bine. Sunteți cei mai tari, în special domnul Serghei, un angajat al domnului Gino, spune asta. Domnule Mădălin Voicu, felicitări pentru tinerețea sufletească absolut molipsitoare. Tinerii au multe de învățat de la voi. Costel, băiatul lui Stănescu, ex-ministru turismului. Vă salut. Ministru Stănescu, da. Da. Costel, era turism. Băiatul. Da. Era turism, era la o... Stimate domnule Dan, o să te dau în judecată, deoarece nu mai pot odihni noaptea. Felicitări, Mihaela. Băi, vezi că împărțim procesul. Da, da, da. Se bași peste mine. Invitații dumneavoastră sunt mortali, în special domnul Mizil.
Îl admir pentru spiritul tânăr și sunt convinsă că și la 70 de ani tot așa o să fie. Felicitări, Rodica. Mergem la zis, mă zic. Domnilor, înainte de 89 era totuși un sistem de valori, iar acum numai parveniții care nu știu cereau un restaurant sau o cameră de hotel ajung sus. N-a dreptate, domnul Voicu? Un domn Cornel vă întreabă asta. În principiu, da. Sunteți genial, zice Remus din Constanța. Altcineva. Felicitări pentru emisiune din Teleorman. Vă propun un serial, un telespectator de vârsta invitațiilor. Țineți-o tot așa. De ce nu pot suna, zice cineva. Răspund totuși colegii mei din regie, dar fac față cu greu telefonul. Am fost și eu un fel de prințișor pe plan local, zice cineva din Huș. Și am trăit bine și cine e deștept trăiește și acum bine. Cineva mă întreabă de restaurantul domnului Serghei și restaurantul domnului Gino, că v-au auzit că aveți restaurante fiecare. Da. Și ne facem de râs o dată la unul, o dată la altul. Costel Doboș din Rădăuți, felicitări pentru invitație, este cea mai tare emisiune de până acum. Invitația un mare nivel de cultură și bun simț și umor, zice Costel Doboș din Rădăuți. Respect OTV, jos comuniștii, eu nu scot la, dați mesajul. De nu articolul 238, probabil vreau să mă dea în judecat. Am dat mesajul. Domnul general Coman mai trăiește? Dacă da, cum aș putea să dau de domnia sa? Vă întreabă un domn Luca. Trăiește. L-am văzut eu. Mi se pare că a avut la picior sau nu Coman. Da, dar nu știu dacă mai iese. Dorina din Bacău, sunteți super cool, țineți-o tot așa, n-am mai râs de mult la miezul nopții. Felicitări pentru emisiune, nu cred că are importanță etnia din care fac parte invitații. Înainte de acest lucru sunt niște oameni extraordinari. Gianina din Egipt vă transmit asta. Bravo, Gianina! Sunt cea pe care domnul Maurer a ajutat-o la IAVB și nu numai. Încerc de ani de zile să dau de el să-i mulțumesc și nu pot. Tata îl pupă pe el și pe Serghei, Alexandra Cordescu. Da, da, eu știu pe Alexandra. Știți? Știu. Vedeți? Și vă caută de ani de zile, nu pot să vă găsesc. Vă știu pe Alexandra, da. Și cum știu bine tot ce. Pentru domnul Gino, cine a făcut echipa Inter Gaz București? Nepotul lui Dumitrache, fotbalistul, vă întreabă asta. Moxu? Cine a, da, probabil. Cine a făcut echipa Inter Gaz București? Inter Gaz București? S-a făcut o regia gazului, nu știu cine, directorul de acolo. A avut o întrebare și asta de răspuns. Păi de știu. O întrebare de mare. Păi l-am adus pe el să-l facem de căcat, nu-mi dea ceva. Cu calul, da. Când ăla a venit să vândă calul în târg, înțelegi, și întreabă unul, trage, nu trage, du-l în gură pe omul ăsta. Păi nici, dar n-are nici din... Dar pe oricate e cade de lângă Hristos, de ce? Să-l fac de căcat. Un domn Cătălin Stănescu din Hamburg. Una este să fii fericit din tată și mamă, să datorezi asta părinților, și alta este să-ți curești drumul singur în viață. Mi-am croit drumul singur. Majoritatea de la masă aici. Singur. Mic e mai fost puțin ajutat, dar restul noi toți. Hai că așa e, ce am luat-o de la păi zero de... Păi niciun asta. Păi el am avut tot timpul, eu n-am avut fără niciun ban, fără nicio casă, fără asta. Nu era, n-a scăzut, eu am mai stat și puțin, deschideam ușa și scădeam din casă, așa de largă era. De eram, mă căcam și întorceam și la timite în RFG, nu? Da. La șoprom. Să te-ai plecat. Să te-am plecat, da, fiind foarte înaltă încăperea. Da, nu? Și ta, da. Deci am plecat singur. Bine, singur, și cu familia, cu, eu cu soția, nu? Tot respectul pentru invitat și eu am avut o copilărie fericită și ca o glumă, domnilor, vă dau un judecată pe toți dacă nu scrieți o carte gen Cismigiu and Company. Mihai Miu din București, vă spune. Cartea o scrie domnul Maurer, o scrie cartea. Doamna Elena Mondoc, dacă se poate, aș dori o audiență la domnul Mădălin Voicu. Sunt fără picioare și am nevoie de ajutor. Doamne, ferește. Domnul Ștefan Dorin, felicitări domnului diaconus pentru această emisiune. Aș dori să iau legătura cu domnul Mădălin Voicu. Iată, toată lumea vrea pe domnul Voicu. Unde pot să contactez? La tribunal, direct. La tribunal, să vedem că e termenul, cu ce termen fixează. Domnul Simeon din București, zice domnul Serghei, are dreptate în ce privește politica și ne mai transmite și o strofă. Vin băieți cu bancuri, glume, vesele și voioși, gașca, pentru ce când țara moare, trista lume își duce dorul către iarna rece. Asta e rima albă. Da, rima. Eugeniu Petria, toți lăutarii de mâna 15 sunt mai talentați ca Zamfir, pentru domnul Mădălin Voicu. La nu pot să spun nimic, Zamfir. Asta e aureală. Am vorbit asta de aureală. Ce spun invitații dumneavoastră ori domnul Mizil, având în vedere că fiul și fiica lui trăiesc vremurile de astăzi, la fel ca toți milionarii, beneficiind de toate avantajele? Deci în primul rând două fete și nu trăiesc ca toți milionarii. Cum n-ai și tu 2-3 milioane acasă? De lei? De lei. Păi da, de ce? Deci fata mea mare are un... ce are un matiz? Da.
fata mică are tenis, două perechi, anot acum, care omoară asfaltul pe la școală, cei care privilegiați. Generația lor să nu uite că a beneficiat de toate avantajele, făcând la fel ca generația bogată de astăzi, dar adaptându-se la posibilitățile de atunci. Nu e adevărat, nu? Nu. Părerea mea este că e o diferență mare între ceea ce se numeau privilegii pe vremea aceea și ceea ce înseamnă astăzi bogăție. Bogăția, în special a oamenilor care au făcut bani foarte repede și care, dacă ar trebui cineva să-i întrebe să ia la bani mărunți, n-aș știu cum să-i justifice. De singurul, deci eu nu fac, singurul avantaj, eu nu fac care era să o privilegie era că nu ne dau afară din cărțină. Nu fac proces de conștiință nimănui. Asta era însă, singurul avantaj. Într-o țară atât de degradată, dacă vrei, nu pot fi diferențe atât de mari între bogați și săraci. E o anomalie. În vechiul regim a fost mult mai drept în comparație cu neregulile sau mai bine zis corupția la nivel foarte înalt care este acum și nu poate fi stopată, deoarece cei ce trebuie să pună legea în aplicare sunt cei mai imorali și cei mai corupți în comparație cu patrioții, cum a fost Ceaușescu, care va intra în istorie ca mare conducător a României. Nu aș putea să spun treaba asta. Va intra în istorie oricum. În istorie intră oricum, dar... Intră ca tiran. Nu știu dacă intră ca un cel mai mare conducător. Ați uitat, domnule Mădălin, de șprițurile de la pescăruși de ieri și de astăzi? De slăbiciunea pentru femei care s-a menținut și astăzi în aceleași locuri cu lăutarii la urechi? Da, niciodată. De ce? Niciodată. Nu, nu te băga, că ai avocații la alt proces. Păi nu mă las că iau eu. Nu există, cum să spun eu, motiv să mă dezvinovățesc. Mie mi-au plăcut și îmi plac și acum petrecerile. Ce șprițuri, ce... Mai puțin îi plac acum procesele, dar o să obișnuiască și cu astea. Da, dar chestia asta cu... Ca și cum aș fi criminal sau ce? Nu, viața? Nu, nu, a zis de bine. Dacă... El acum eu nu știu dacă mai spune mi-a de rău. Dar eu nu înțeleg. Ca și cum e o crimă să-ți placă șprițurile, să-ți cânte lăuri. Nu te ataca nimeni, domnule. Asta e scăpat, n-ai proces la asta. Asta a zis de tine. A zis de bine. Adică cineva atacă pe domnul Maurer în sfârșit. În demisolul casei Maurer, în demisolul casei Maurer, da? Existau aresturi și cameră de tortură pentru acțiuni speciale sub acoperirea gospodăriei de partid în spate. Asta n-ai spus. Am planurile. Un domn sau o doamnă Vicky spune asta. Eu cred că asta e fata lui James Bond, dacă are această imaginație. După părerea mea, acum, răspund eu lucrul domnului. Este, da, nu este, nu că este o prostie, este o aberație totală. La gospodăria de partid sau ce? Ce gospodărie? Gospodăria de partid aducea mâncare, nu bătea oameni. Securitatea bătea oameni. Dar poate îi aducea mâncarea și îl bătea înainte să mănânce, eu știu. Acum e rândul tău să-l dai în judecată pe omul ăsta. Nu, prost. Domnul Vichy, Mădălin Voicu nu știe că între 1950-1970 România n-a avut o ascensiune, ci a pierdut ființa națională. În închisorile comuniste s-au pierdut cei mai mari intelectuali. Se poate. Păi nu se poate, e sigur asta. E sigur. Da, se... Eu nu vorbesc de ce s-a întâmplat în 50. Eu am vorbit despre perioada de când a venit Ceaușescu până la mijlocul anilor 70 și n-a fost o perioadă bună. Da, e o enunțare fără final. Și eu nu știu ce vorbesc, de fapt. Și nu cu capul ăla. Acum pentru domnul Mizil. Ia, copiii domnului Mizil trăiesc la aceleași standarde, beneficiind de mașini scumpe, fiul său jucând în casino, fiind frecvent în cercurile mondene nocturne de la 15-16 ani. Bă, niciodată n-am văzut. Nu știu, dar ai un băiat? Cred că umblă fița deghizată. Eu am un băiat? Crezi că ai un băiat? Umblă fița deghizată. Singurul copil din prima căsătorie este Gino, care nu merge în casă, nu merge la băutură. Și nu știam să-l recunosc.